Bună dimineața, bună ziua sau bună seara după caz pentru momentul la care veți asculta această carte, dragi prieteni. Cu voi este Gabriela și astăzi vă invit să citim împreună prima parte din cartea Comisarul Megre a fost prădat de George Simenon din seria Megre. Întâi de toate vreau să vă invit să vă abonați la canal în cazul în care nu ați făcut-o deja pentru voi este gratuit, este un simplu click, iar pe mine mă va ajuta foarte mult, astfel încât YouTube-ul să recomande acest audio la cât mai multă lume să-l poată asculta. De asemenea, vă invit să dați un like, eventual un share, dacă vă place ceea ce auziți și să-mi trimiteți în continuare minunatele voastre mesaje care îmi fac zilele mult mai frumoase. Vă mulțumesc tare mult, acestea fiind spuse, să începem! Capitolul 1 Iertați-mă, domnule, nu face nimic. Era cel puțin a treia oară de când, de la colțul bulevardului Richard Lenoir își pierdea echilibrul, îl lovea cu umărul ei osos și striva de coapsă plasa cu provizii. Cera scuze din vârful buzelor, nici încurcată, nici cu regret, după care privea iar drept înainte cu un aer liniștit și hotărât în același timp. nu i purta pică. S-ar fi putut crede chiar că la muză să fie înghiontit. În dimineața asta era dispusă să ia totul cu ușurință. Avusese norocul să vadă venind un autobuz cu platformă, fapt care era deja un motiv de satisfacție. Mașinile astea deveneau din ce în ce mai rare, pentru că erau retrase treptat din circulație și în curând avea să fie obligat să-și stingă pipa înainte de a se închide într-unul din acele uriașe vehicule de astăzi în care te simți prizonier. Acum vreo 40 de ani, când venise el la Paris, erau aceleași autobuze cu platformă și la început nu se mai sătura să parcurgă marile bulevarde pe linia Madeleine Bastil, Fusese una dintre primele lui descoperiri. Și terasele. Nici pe terase nu se plictisea. Terasele de unde poți urmări în fața unui pahar cu bere spectacolul veșnic schimbător al străzii. Tot în primul an o altă minunăție. Încă de la sfârșitului februarie se putea ieși fără par de siu. Uneori, nu chiar totdeauna, și mugurii începeau să se desfacă de-a lungul unora dintre bulevarde, mai cu seamă pe bulevardul Saint-Germain. Amintirile îi veneau în rafale, pentru că și anul acesta primăvara era timpurie și pentru că în dimineața asta ieșise din casă fără par de siu. Se simțea ușor ca și aerul plin de lumină. Culorile magazinelor, ale mărfurilor, rochiile femeilor erau vesele, pline de voie bună. Nu se gândea la nimic anume, gânduri răzlețe care nu se conturau. La ora zece soția sa se va duce la a treia lecție de conducere auto. Era nostim, neașteptat. N-ar fi putut spune cum se hotărâseră. Când Megre era tânăr funcționar, nu se punea problema să cumpere o mașină. Pe vremea aceea nici nu le putea trece prin minte așa ceva, iar mai târziu nu îi simțiseră niciodată necesitatea. Era prea târziu ca să mai învețe să conducă. Mintea era prea frământată. N-ar fi văzut stopurile sau ar fi confundat frâna cu accelerația. Ar fi fost totuși plăcut să meargă duminicile la căsuța lor de pe... de la Meung Surloar. S-au hotărât așa deodată. Soția lui se apăra, se râzând. Ce idee! La vârsta mea să învăț să conduc!" Sunt sigur că ai să conduci foarte bine. Acum era la a treia lecție emoționată ca o elevă care își pregătește bacalaureatul. Cum a mers? Profesorul are multă răbdare. Vecina sa de autobuz sigur că nu șofa. De ce se dusese să-și facă târguierile pe lângă bulevardul Voltaire dacă locuia în alt cartier? Unul din acele mistere mărunte de care te agăți. Purta pălărie, lucru rar, mai ales dimineața, Aveam în sacoșă un pui, unt, o praz, țelină. Dar ceea ce era mai tare acolo de desubt și care intra în coapsă la fiecare zdruncinătură, trebuie să fi fost niște cartofi. De ce să iei autobuzul ca să te duci să cumperi departe de casa ta niște lucruri atât de obișnuite care se găsesc în orice cartier? Poate că locuise pe bulevardul Voltaire și le rămăsese credincioasă foștilor ei furnizori cu care se obișnuise?" Tânărul mărunt din dreapta fuma o pipă prea scurtă, cu coșul prea mare, prost confecționată, care îl obliga să-și strângă fălcile. Tinerii folosesc aproape întotdeauna pipe prea scurte și prea groase. Pe platformă era mare înghesuială. Femeia ar fi trebuit să se ducă să-și caute un loc în autobuz. Ia te uită! Merlani la o pescărie de pe strada Temple. Nu mai mâncase de multă vreme. De ce o are în mintea sa și merlanii sugerau primăvara? Totul era primăvăratic, vesel, ca și buna sa dispoziție și cu atât mai rău dacă femeia cu puiul privea fix în fața ei, covârșită de probleme care scăpau muritorilor de rând. Iertați-mă, nu face nimic. Nu avea curajul să-i spună, în loc să sâcui pe toată lumea, du-te mai bine și așează-te înăuntru cu toate cumpărăturile dumitale. Citea același gând și în ochii albaștri a unui bărbat voinic, înghesuit, și el între, înghesuit între el și taxator. Se înțelegeau. Și cu taxatorul care ridica imperceptibil din numeri. Un fel de franc masonerie între bărbați. Era amuzant. Deci ghelele, mai ales cele ale zarzavageriilor, invadaseră trotuarele. Autobuzul vopsit în alb și verde își făcea cu greu loc printr-o mulțime de gospodine, dactilografe și funcționari care se îndreptau în grabă spre birouri. Viața era frumoasă, încos druncinătură. Iar sacoșa asta cu lucrurile tari pe care le conținea la fund cartofi sau altceva, se dăduna apoi și izbi la rândul său pe cineva din spate. Iertați-mă! Murmură la rândul său aceste cuvinte și încercând să se întoarcă zăriu un chip de bărbat destul de tânăr, pe care se cita o emoție inexplicabilă. Trebuie să fie avut mai puțin de 25 de ani, era cu capul gol, cu părul castaniuciufulit și neras avea aerul unui om nedormit și care a trăit clipe grele sau apăsătoare. Strecurându-se spre scara autobuzului, sărit din mers. În acel moment, mașina se afla la colțul străzii Rambuto, nu departe de hale de unde venea un miros puternic. Bărbatul mergea repede, se întorcea din când în când de parcă s-ar fi temut de ceva. Se pierdu în strada Blan Manto. Deodată, fără să vrea, megredu mâna la buzunarul din spate al pantalonilor unde obișnuia să-și țină portofelul era gata să se repeadă și el să sară din autobuz pentru că îi dispăruse portofelul. Roșii, dar reuși să-și țină firea. Numai bărbatul acela voinic cu ochii albaștri păru să-și dea seama că se petrece ceva. Megres surâse, ironic, nu atât pentru că fusese victima unui hoț de buzunare, ci pentru că era în imposibilitate să-l urmărească. Din cauza primăverii, da, tocmai din cauza acestui aer înmiresmat pe care începuse să-l simtă din ajun. O tradiție, o manie pe care o avea încă din copilărie. Pantofi. În fiecare an, în primele zile cu soare, își cumpăra pantofi, cei mai ușor pe care îi găsea. Își cumpăra o pereche în ajun. Și în dimineața asta îi purta pentru prima oară. Îl jenau. Cei câțiva pași făcuți pe bulevardul Richard Lenoir fuzeseră un chin, așa că răsuflase ușurat ajungând la stația de autobuz de pe bulevardul Voltaire. N-ar fi fost în stare să alerge după hoț. Acesta avusese de altfel tot timpul să se piardă în străduțele strâmte din cartierul mare. Iertați-mă, domnule! Iar, mereu femeia asta și sacoșa ei cu alimente. De data asta era gata să ia zvârle. Ce-ar fi să ne mai slăbejnițel cu cartofii dumitale? Se mulțumi doar să dea din cap surâzând. În biroul său regăsi lumina primelor zile frumoase cu o pâclă deasupra senei care nu avea densimea ceții și miliarde de petice luminoase pline de viață specifice a Parisului. E în regulă, șefule, nimic nou. Jean Vie purta un costum deschis cu care Megre nu mai văzuse niciodată. Și el sărbătorea primăvara cam de vreme, deoarece nu era decât 15 martie. Nimic sau mai bine zis, da, am fost prădat. Ceasul, portofelul, pe stradă, pe platforma autobuzului. Aveați mulți bani? Vreo 50 de franci, rare ori umblu cu mai mult la mine. Actele, nu numai actele, ci și insigna. Acea vestită insigna poliției judiciare, coșmarul comisarilor. În principiu, trebuie să o aibă întotdeauna asupra lor ca să-și dovedească funcția de ofițer ai poliției judiciare. O insignă frumoasă de argint, mai precis de bronz argintat, că stratul subțire de argint lasă curând să se vadă un metal roșietic. Pe o parte, Mariana, cu boneta frigiană cu literele RF și cuvântul poliție încadrat cu email roșu, pe dos emblema Parisului, un număr și gravat cu litere mici numele titularului. Insignia lui Megre purta numărul 0004, numărul 1 fiind rezervat prefectului, 2 directorului poliției judiciare și 3 nu se știe din ce motive șefului informațiilor generale. Și unii și alții se ferau să țină insignele în buzunar în ciuda regulamentului. Căci același regulament prevedea suspendarea salariului pe timp de o lună în caz de pierdere. L-ați văzut pe hoț? Foarte bine. Un tip tânăr, slab, obosit cu ochii și chipul unuia care n-a dormit. Nu l-ați recunoscut. Pe vremea când lucra la străzi, Megrei cunoștea pe toți hoții de buzunare, nu numai pe cei din Paris, dar și pe cei care veneau din Spania sau de la Londra cu ocazia târgurilor sau a marilor sărbări serb populare. E o specialitate destul de restrânsă, care are o ierarhie a ei. A și nu se deranjează decât atunci când merit să o facă, nu stau la gânduri să traverseze Atlanticul pentru o expoziție universală sau, de exemplu, pentru Jocurile Olimpice. Megrei cam pierduse din vedere. Căuta să-și amintească, nu lua lucrurile în tragic. Prospețimea acestei dimineți continua să-i întrețină buna dispoziție și culmea îi purta pică femeii cu sacoșa. Dacă nu m-ar fi înghiontit într-una, ar trebui interzis femeilor să stea pe platformele autobuzelor, mai ales că nici n-avea scuza că fumează. Era mai mult jignit decât supărat. Nu vreți să aruncați o privire în arhivă? Tocmai asta am de gând să fac. Pierdu aproape o oră examinând fotografiile din față și din profil ale majorității hoților de buzunare. Erau unii pe care i, i arestase acum mai bine de 25 de ani și care apoi trecuseră de 10 sau de 15 ori prin biroul lui devenindu-i aproape prieteni. Iar tu? Trebuie să trăim. Și dumneata, dumneata tot aici, șefule. Sunt câțiva anișori de când ne cunoaștem, așa-i? Unii erau bine îmbrăcați. Cei jerpeliți se mulțumau să lucreze la târgurile de fiare vechi, prin piețele din Sen Cuin sau pe culoarele metroului. Niciunul nu semăna cu tânărul din autobuz și Megre știa dinainte că cercetările sale vor fi zadarnice. Un profesionist nu are aerul ăsta obosit și neliniștit. Nu lucrează decât atunci când e sigur că mâinile nu o să înceapă să-i tremure. În sfârșit, toți cunoșteau chipul și silueta lui Megre, fie numai din cercetarea ziarelor. Coborâ din nou în biroul său și când dădu iar deja în vie, se mulțumi să ridice din numeri. Nu l-ați găsit? Aș jura că e un amator. Mă întreb chiar dacă... Că o clipă mai înainte știa ce o să facă. Probabil că mi-a văzut portofelul ieșit puțin din buzunar. Nevastă mi-am spune mereu că n-ar trebui să-l țin în buzunarul acela. La o smucitură pe când blestemația de cartofi erau să mă facă să-mi pierd echilibrul, i a venit ideea să schimbă tonul. Cei nou azi dimineață? Luca s are gripă, Senegalezul a fost omorât într-un bistro de la poarta italiană. Cuțit? Bineînțeles. Nimeni nu e în stare să-l descrie pe agresor. A intrat pe la ora 1 noaptea când patronul se pregătea să închidă. A făcut câțiva pași spre senegalez, care bea un ultim pahar și a lovit atât de repede încât... Banal. Până la urmă se va găsi careva să-l cânte? Poate într-o lună, poate în doi ani. Megre se îndreptă spre biroul directorului pentru ședința zilnică și-a avut grijă să nu vorbească despre aventura sa. Ziua se anunța liniștită. Hârțoage, hârtie administrative de semnat, rutină. Venia acasă la prânz și se uită atent la soția lui, care nu-i vorbi despre lecția de conducere. La vârsta asta, pentru ea, era într-un fel ca și cum s-ar fi întors la școală. Îi făcea plăcere, simțea chiar o anumită mândrie, dar era și puțin stânjenită. Nu te-ai urcat pe trotuar? De ce mă întrebi asta? O să-mi dai complexe!" Deloc! Ai să fii o excelentă automobilistă și aștept cu nerăbdare să mă duci pe malurile luarei." În niciun caz mai devreme de o lună." Ți-a spus-o profesorul?" Examinatorii devin din ce în ce mai pretențioși mai bine să nu cazi de prima dată. Azi am fost pe bulevardele din afara orașului. N-aș fi crezut niciodată că e atâta circulație sau că oamenii gonesc așa cu mașinile. A impresia că... Ia te uită, mâncau pui, fără îndoială, ca și femeia din autobuz. La ce te gândești? La hoțul meu. Ai arestat un hoț? Nu l-am arestat, dar m-a ușurat de portofel. Cu insignă cu tot. Și ea se gândise imediat la insignă, o gaură serioasă în buget. E drept că va primi o insignă nouă la care nu o să se mai vadă arama. L-ai văzut? Cum te văd? Bătrân? Un tânăr, un amator, așa avea aerul. Megre fără să vrea să gândea din ce în ce mai mult la el. Chipul omului, în loc să se estompeze în mintea sa, devenea mai precis. Regăsea amănunte pe care nici nu știa că le înregistrase. Faptul de pildă că necunoscutul avea sprâncene dese ca o adevărată bară deasupra ochilor. la ai recunoaște. Se gândi la asta de zeci de ori în cursul după amiezii, ridicând capul și privind pe fereastră de parcă l-ar fi frământat ceva. În povestea asta, în chipul tânărului, în fuga lui, era ceva nefiresc și nu-și dădea bine seama ce anume. De fiecare dată îi se părea că o să-și reamintească un nou amănunt, că o să înțeleagă, apoi se apucă din nou de lucru. Bună seara, băieți! Pleca la șase fără cinci și în biroul vecin mai rămăseseră vreo șase inspectori. Bună seara, șeful!" Se duse la cinematograf cu soția, găsind într-un sertar vechiului portofel maro, prea mare pentru buzunarul de la spate, așa că trebuie să-l pună în haină. Dacă l-ai fi ținut în buzunarul ăsta..." se întoarseră braț la braț, ca de obicei. Aerul era tot călduț. Nici măcar mirosul de benzină nu era neplăcut în seara aceea. Făcea parte din primăvara care se vestea, Așa cum mirosul de asfalt pe jumătate topit face parte din vară. Dimineața regăsi soarele și lomicul dejun în fața ferestrei deschise. E nostim, remarcă el. Există femei care străba jumătate din Paris cu autobuzul ca să-și facă piața. Poate că din cauza telex consumatorilor. Se uită la soția sa, încruntându-se. În fiecare seară, televiziunea arată unde se pot procura diferite alimente la prețuri avantajoase. La asta nu se gândise. Era foarte simplu. Își pierduse timpul cu o chestiune neînsemnată pe care soția sa o rezolvase într-o clipă. Îți mulțumesc! Te poate ajuta la ceva? Mă scutește să mă mai gândesc în continuare la asta. Adăuga apoi cu un aer înțelept luându-și pălăria. Nu ne gândim la ceea ce vrem. Corespondența l-aștepta pe birou și în grămada de scrisori un plic mare maro pe care numele său, funcția și adresa de la Chedezor Fevre, erau scrise cu litere mari. Înțelese, înainte să-l deschidă, i se restituia portofelul și, câteva clipe mai târziu, constată că nu-i lipsea nimic, nici insigna, nici actele, nici cei 50 de franci. Altceva, nimic. Niciun mesaj, nicio explicație. Se simți jignit. Trecuse puțin de ora 11 când sună telefonul. Domnule comisar, cineva insistă să vă vorbească personal, dar refuză să-și spună numele. Se pare că așteptați telefonul ăsta și că o să vă supărați dacă nu vă dau legătura." Ce să fac? Dă-mi eu. Și în timp ce cu mâna liberă freca bățul de chibrit ca să-și aprindă pipa stinsă, zise, Alo? Da. Urmă o tăcere destul de lungă și Megre ar fi putut crede că fusese întrerupt dacă n-ar fi auzit o respirație la capătul firului. Da, repetă el. Liniște și apoi, în sfârșit, eu sunt. O voce de bărbat, chiar destul de groasă, dar timbrul părea să fie al unui copil care ezită să-și mărturisească o greșeală. Portofelul meu? Da. N-ați știut cine sunt? Sigur că nu, altfel... De ce-mi telefonați? Pentru că trebuie să vă văd. Veniți aici. Nu, nu vreau să vin la Chedezor Fevră. Sunteți cunoscut pe aici? Nu am încălcat niciodată pe acolo. De ce vă temeți? Fiindcă se simțea teamă în vocea anonimă. E ceva personal. Ce e personal? Faptul că aș vrea să vă văd. Soluția asta mi-a venit în minte când v-am citit numele pe insignă. De ce mi-a surat portofelul? Pentru că aveam nevoie urgentă de bani. Și acum mi-am schimbat părerea. Nu sunt însă sigur de ea. Ar fi mai bine să veniți cât mai repede înainte să-mi vină altă idee. Era ceva ireal în această conversație, în voce și totuși me grelo lucrurile în serios. Unde sunteți? O să veniți? Da. Singur? Țineți să fiu singur? Trebuie ca întâlnirea noastră să rămână între noi. Promiteți? Depinde. De ce anume? Deci o să-mi spuneți. O nouă cere mai grea decât cea de la început. Aș vrea să-mi lăsați o șansă. Ține seama că eu vă chem. Nu mă cunoașteți și n-aveți cum să dați de mine. Dacă nu veniți nou, o să știți niciodată cine sunt. Face pentru dumneavoastră... Nu găsea cuvântul potrivit. O promisiune? Sugeră Megre. Așteptați. După ce o să vă vorbesc acum imediat, o să-mi dați cinci minute ca să dispar dacă o să vă cer acest lucru. Nu pot să-mi iau angajamente fără să știu despre ce e vorba. Sunt ofițer de poliție judiciară. Dacă mă credeți, totul o să meargă de la sine. Dacă nu mă credeți sau dacă aveți îndoieli, o să vă faceți că vă uitați în altă parte exact cât îmi trebuie ca să ies și după aia puteți da alarmă. Unde sunteți? Acceptați? Sunt dispus să ne întâlnim. Acceptând condițiile mele, voi fi singur. Dar nu făgăduiți nimic? Nu. Era imposibil să se comporte altfel și aștepta cu o oarecare neliniște reacția interlocutorului său, care se afla probabil într-o cabină publică sau într-o cafenea, pentru că s-a zgomot de fond. V-ați hotărât? zise Megre nerăbdător. În situația în care mă aflu, ceea ce scriu ziarele despre dumneavoastră mi-ar da mai curând încredere. Sunt adevărate poveștile alea? Care povești? Că sunteți în stare să înțelegeți lucruri pe care, în general, poliția și judecătorii nu le înțeleg și că, în anumite cazuri, chiar ați. Ce anume? Poate că greșești vorbind atâta, nu mai știu nici eu. Vi s-a întâmplat să închideți ochii? Megre preferă să nu răspundă. Unde sunteți? De parte de poliția judiciară. Dacă vă spun chiar acum o să aveți timp să trimiteți inspectorii din circumscripție să mă aresteze. Un telefon se poate uda ușor, mă descrieți. De unde știi că te-am văzut? M-am întors. Privirile noastre s-au încrucișat și o știți prea bine. Era foarte frică. Din pricina portofelului? Nu numai de asta. Ascultați-mă, veniți la barul lui Metro pe bulevardul Grenel, colț cu șoseaua la mod Pichet." O să voi ia circa o jumătate de oră, o să vă chem, nu voi fi departe. Și așa ne putem întâlni imediat. Megrevru vrut să mai spună ceva, dar interlocutorul închisese. Era intrigat și în aceeași măsură plictisit pentru că îi se întâmpla pentru prima dată ca un necunoscut să dispună de el cu atâta dezinvoltură ca să nu spunem cinism. Totuși, nu îi zbutea să-i poarte pică. În tot cursul acestei conversații dezlunate, simțise neliniștea acelui necunoscut, dorința de a ajunge la o soluție satisfăcătoare. Necesitatea de a se afla față în față cu comisarul care în ochii lui apărea ca unicul salvator posibil. Pentru că-i furase portofelul fără să știe cu cine are de-a face. Janvie, ai o mașină jos. Trebuie să mă duci în cartierul Grenel. Janvie păru mirat deoarece nicio afacere în curs nu era legată de acest cartier. O întâlnire personală cu tipul care mi-a sălta portofelul. L-ați găsit? Portofelul, da, în poșta de azi dimineață. Insigna? M-a pentru că e un lucru pe care i-ar plăcea oricui să-l păstreze ca amintire. În plic erau insigna, actele, banii. E vorba de o farsă? Nu, din potrivă, mi se pare că e ceva foarte serios. Hoțul meu a telefonat acum anunțându-mă că mă așteaptă. Vă însoțesc până la bulevardul Grenel, după aia dispar pentru că vrea să mă vadă singur. Merseră pe chei până la podul Bir Hakeim. Megre era tăcut, se mulțumea să privească cum curge sena, se lucra pretutindeni, Bariere, șantiere, ca în anul în care venise la Paris. De fapt, e o treabă care reîncepe la fiecare 10-15 ani, ori de câte ori Parisul simte că se sufocă. Unde să vă las? Aici. Erau pe bulevardul Grenel, cols cu strada St. Charles. Vă aștept. așteaptă o jumătate de oră. Dacă nu mă întorc, du-te înapoi la birou sau la masă. Janvier era și el intrigat și urmări cu o privire ciudată silueta comisarului care se îndepărta. Soarele bătea din plin pe trotuar unde alternau valuri de vânt cald și mai recoros, de fi zis că aerul n-a încă timp să se stabilească la temperatura lui de primăvară. O fetiță vindea violete în fața unui restaurant. Megrezării de la distanță barul din colț, deasupra căruia cuvintele Lumetro se aprindeau probabil seara. Era un colț oarecare, fără nimic special, unul din acele cafe-tabac pe unde treci să -ți cumperi țigări, să bei un pahar la teșghea sau să te așezi o clipă în așteptarea unei întâlniri. Roti privirea prin încăperea care nu avea pe cele două părți ale barului decât vreo 20 de măsuțe rotunde, majoritatea libere. Bineînțeles că hoțul din ajun nu se afla acolo. Comisarul se duse să se așeze în fund de tot, lângă geam și comandă o halbă cu guler. Fără să vrea, pândea ușa, oamenii care se apropiau, care o împingeau, veneau la casă, în spatele căreia țigările erau stivuite în rafturi. Începuse să se întrebe dacă nu fusese naiv că recunoscu pe trotuar silueta și apoi chipul. Omul nu privea spre partea unde se afla megre, se îndreptă spre barul de aramă, se rezemă încoate și comandă. Un rom. Era agitat, mâinile îi tremurau fără încetare. Nu îndrăznea să se întoarcă și aștepta cu nerăbdare să fie servit, ca și cum ar fi avut urgentă nevoie de alcool. Apucând paharul, făcusem chelnerului să nu pună sticla la loc. Încă unul, de data asta se întoarse spre Megre. Știa, înainte de a intra, unde se găsea comisarul. Probabil că îl spionase de afară sau de la fereastra vreunei case vecine. Avea erul că se scuză, parcă voia să spună că nu putea face altfel, că va veni imediat. Cu mâinile care continuau să-i tremure, numără mărunțișul pe care îl puse pe teșghea. În sfârșit, înainte, lua un scaun și se lăsă să cadă pe el. Aveți țigări? Nu, fumez numai. Pipă, știu, eu nu mai am nici sigări și nici banca să-mi cumpăr. Kellner, un pachet de... ce preferi? Guloaz. Un pachet de guloaz și un pahar cu rom. Nu mai vreau rom, mă face să vomit. O halbă? Nu știu că n-am mâncat nimic azi dimineață, nici un sandviș. Pe teșghea erau mai multe tăvi cu sandvișuri. Nu acum, parcă mă apasă ceva pe piept, nu puteți înțelege. Era destul de bine îmbrăcat, cu pantalon de flanelă gri și cu o vestă de sport ecosez. Ca mulți tineri, nu purta cravată, ci un pulover cu guler răsucit. Nu știu dacă se cu imaginea pe care și-o fac oamenii despre dumneavoastră. Nu-l privea pe Megre în față, îi zvârlise câte o privire scurtă înainte de a-și aținti din nou ochii în podea. Era obositor să urmărești mișcarea neîncetată a degetelor sale lungi și subțiri. N-ați fost surprins primind portofelul? După 30 de ani de poliție judiciară, foarte greu te mai mir de ceva. Găsind și banii în el? Aveai mare nevoie de ei, nu-i așa? Da. Cu câți franci mai rămăsesești? Roze ce franci. Unde ai dormit noaptea trecută? N-am dormit deloc și nici n-am mâncat. Am băut din cei zece franci. Bă, ați văzut cheltuindu-i pe ultimii. N-aveam destui ca să mă îmbăt. Totuși locuiești la Paris. Observă, Megre. De unde știți? Și chiar în cartierul acesta. Deși nu era nimeni pe scaunele alăturate, vorbea încet. Ușa de la intrare s auzea deschizându-se și închizându-se, aproape întotdeauna pentru tutun sau chibrituri. Cu toate astea, n-ai trecut pe acasă. O multă cu o clipă, ca la telefon. Era palid și epuizat. Se simțea că face un efort disperat ca să reacționeze și că neîncrezător încearcă să prevadă cursele care îi se puteau întinde. E tocmai cum gândeam, mormăi el în sfârșit. Cum gândeai? Că o să ghiciți, că o să nimeriți mai mult sau mai puțin precizi și că odată a intrat în angrenaj, continuă. Deodată se mânie, ridică glasul, uitând că se află într-un local public. Și că odată a intrat în angrenaj, eu voi fi ras. A, ah, stai! Privea ușa care se deschisese și o clipă comisarul se gândi că avea să fugă din nou. Probabil că era tentat să o facă. O sclipire fugară îi trecu prin ochii căprui. Apoi întinse mâna spre paharul cu bere pe care îl goli dintr-o dată, fixându-și interlocutorul peste pahar ca pentru a-l cântări. Ce mai bine? Nu știu încă. Să revenim la portofel. De ce? Pentru că din cauza lui te-ai hotărât să-mi telefonezi. În orice caz nu erau destui. Nu erau destui bani? Pentru ce anume? Ca să o șterg să plec indiferent unde, în Belgia, în Spania. Și devenind din nou încrezător. Ați venit singur? Nu conduc eu. Unul dintre inspectorii mei m-a adus cu mașina și mă așteaptă la colțul străzii St. Charles. Omul ridică iute capul. M-ați identificat? Nu, fotografia dumitale nu figurează în dosarele noastre. Mărturisiți deci că o ați căutat. Bineînțeles. De ce? Din cauza portofelului și mai ales a insignei. De ce v-ați oprit în colțul străzii St. Charles? Pentru că e la doi pași oricum treceam pe acolo. N-ați primit vreun raport? Cu privire la ce? Nu s-a întâmplat nimic în strada St. Charles. Pe Megre tot urmărească expresiile succesive de pe chipul tânărului. Rare ori văzuse pe cineva atât de neliniștit, atât de frământat, agățându-se cu încăpățânare, Dumnezeu știe de ce speranță. era frică, era evident. Frică de ce? Comisarul nu v-a anunțat? Nu. Jurați? Nu o fac decât la tribunal. Și privirea celuilalt părea că vrea să-l străpungă. De ce credeți că v-a să veniți? Pentru că aveai nevoie de mine. Pentru care motiv să am nevoie de dumneavoastră? Pentru că ai intrat într-o încurcătură și nu știi cum să ieși. Nu e adevărat! Vocea era categorică. Necunoscutul înălță capul ca ușurat. Nu, eu m-am băgat în încurcătură și asta nu e zis să o jur la tribunal sau nu. Sunt nevinovat, înțelegeți? Mai încet. Aruncă o privire în jurul lui. O tânără se rujă, privindu-se în oglindă, apoi se întoarse spre trotuar în speranța de a-l vedea apărând pe cel pe care l-aștepta. Doi bărbați, de vârstă mijlocie, aplecați peste măsuță, vorbeau aproape pe șoptite și, din câteva cuvinte pe care le ghici mai mult decât le auzi, Megră că era vorba de curse. Mai bine spunem cine e și de ce anume te consider nevinovat. Nu aici, imediat. Unde? La mine. Poți să mai cer o bere. Voi putea să vă dau înapoi curând, numai dacă... Numai dacă ce? Dacă poșeta ei, în sfârșit, o bere. Kellner, două halbe și spunem ce-am de plată. Tânărul se ștergea cu o batistă destul de curată încă. 24 de ani? Întrebă comisarul. 25. Ești de mult la Paris. De 5 ani. Căsătorit? Ocolea problemele pe personale prearzătoare. Am fost, da, de ce mă întrebați? Nu porți verighetă. Pentru că atunci când m-am căsătorit nu aveam destui bani. A prins o nouă țigară. Pe prima o fumase trăgând lung și abia acum părea că savurează tutunul. În fond, toate precauțiile pe care le-am luat nu servez la nimic. Ce precauții? În ceea ce vă privește, să în mâna dumneavoastră în întregime orice aș face. Chiar dacă aș încerca să o șterg acum că m-ați văzut bine și știți că sunt din cartier. Avea un surâs amar, ironic, de o ironie pe care și-o adresa lui însuși. Vreau întotdeauna să fac lucrurile prea bine. Inspectorul dumneavoastră cu mașina-i la colțul străzii, se încears. Megre privi ceasul electric, arăta 12 fără 3 minute. Sau a plecat, sau pleacă dintr-o clipă în alta, pentru că i a cerut să mă așteptă o jumătate de oră, după care, dacă nu mă mai întorc, să plece la masă. Nu mai are importanță, nu-i așa? Megre nu răspunse și când tovarășul său se sculă, îl urmă. Se în amândoi spre strada St. Charles, în colțul căreia se înălța un imobil destul de nou și ultramodern. Și Traversară pe locul marcat pentru pietoni, intrară pe stradă și merseră doar vreo 30 de metri. Omul se oprise în mijlocul trotuarului, o poartă deschisă dădea în curtea unui mare imobil din bulevardul Grenel, și sub o boltă se vedeau biciclete cu motor și cărucioare de copii. Aici locuiești? Ascultați-mă, domnule comisar. Era mai palid, mai nervos ca niciodată. Ați avut vreodată încredere în cineva chiar dacă toate probele erau împotriva lui? Mi s-a întâmplat. Ce gândiți despre mine? că ești destul de complicat și că îmi lipsesc prea multe elemente ca să te judec. Pentru că mă vezi judeca? Nu asta am vrut să spun. Să zicem așa, ca să-mi fac o părere. Am aerul unui ticălos? Categoric nu. Al unui om în stare să... Nu, veniți, e mai bine să terminăm imediat. Băgându-l în curte, îl conduse spre aripa stânga clădirilor, unde la parter se vedeau aliniate câteva uși. A, astea le numesc ei garsoniere, mormăi necunoscutul, scoase o cheie din buzunar. O să fiu nevoi să intru primul. O voi face oricât m costa. Dacă le șin... Împinse ușa de stejar lăcuit. Dădea într-un antreu foarte mic. O ușă deschisă spre dreapta lăsa să se întrezărească o baie cu așa numită semicadă zidită. Baia era în dezordine. Pe jos erau zvârlite prosoape. Vreți să deschideți dumneavoastră? Până îi arătă lui greu ușa închisă din fața lor și comisarul făcu ceea ce îi se cerea. Tovarășul său nu fugi. Totuși, Mirosul era îngrozitor cu toată fereastra deschisă. Lângă un divan transformat noaptea în pat, era întinsă o femeie pe covorul marocan cu desene multicolore și muște albastre se roteau băzâind în jurul ei. Capitolul 2 Aveți telefon? Era o întrebare ridicolă pe care Megre o pusese în mod mecanic că-și văzuse aparatul pe jos în mijlocul camerei la aproape un metru de cadavru. Vă implor! urmură omul sprijinindu-se de ușă se vedea că ajunsese la capătul puterilor. Nici comisarului nu-i părea rău că pleacă din această cameră în care mirosul de mort era de nesuportat. Îl împinse pe tânăr afară, închise ușa în urma lui și stătu o clipă înainte de a relua legătura cu lumea reală. Copiii se întorceau de la școală, legănându-și ghiozdanele și se îndreptau spre diferitele apartamente. Cea mai mare parte a ferestrelor mari clădiri erau deschise. S-auzeau mai multe radiouri deodată, voci, muzică, femei care își chemau soții sau copiii. La etajul întâi, un canar țopăia în colivie și și colo vedeai rufe puse la uscat. Îți vine să vomiți? Celălalt clătina capul negativ, dar nu îndrăznea încă să deschidă gura. Se ținea de piept cu amândouă mâinile livid, gata să facă o criză de nervi, judecând după mișcarea aproape convulsivă a degetelor și fremătarea necontrolată a buzelor. Nu te grăbi, nu încerca să vorbești. Vrei să mergem să bem ceva la cafeneaua din colț? Același semn de negație. E soția dumitale, nu-i așa? Ochii lui spuneau da. Deschise în sfârșit gura ca să ia un gât de aer, dar nu izbuti să o facă destul de, decât destul de greu, de parcă toți nervii s-ar fi închircit. Era acolo când s-a întâmplat. Nu! Reușise totuși să murmure această silabă. Când ai văzut-o ultima oară? alaltă miercuri. Dimineața? Seara? Seara târziu. Mergeau mecanic prin curtea mare, însorită, în jurul cărei în toate încăperile clădirilor, oamenii își duceau viața lor de fiecare zi. Majoritatea se așezau la masă sau erau pe cale să o facă. Se auzeau frânturi de fraze. Te-ai spălat pe mâini? Ai grijă, e foarte fierbinte. Uneori, prin aerul primăvăratec, simțeai mirosuri de bucătărie, de praz mai cu seamă. Știi cum a murit? Tânărul făcusem că dacă și din nou își pierduse respirația. Când m-am întors acasă... O clipă. Ai plecat din apartament miercuri seara târziu. Hai, nu-ți face bine să stai nemișcat. Pe la ce oră? 11. Soția dumitale trăia, ai lăsat-o în capot? Nu se dezbrăcase încă. Lucrezi noaptea? Nu, mă duceam să caut bani, că ne trebuiau neapărat. Mergeau amândoi, privind cu mintea în altă parte, ferestrele deschise și de la unele dintre ele îi priveau și pe ei oameni, întrebându-se fără îndoială de ce se plimbau în felul ăsta. Unde te-ai dus să cauți bani? La prieteni, cam peste tot. Și n-ai găsit? Nu. Unii dintre prieteni ăștia te-au văzut? La viu, o da, mai aveam vreo 30 de franci în buzunar. Am umblat prin diferite locuri în care aveam șansa să întâlnesc prieteni. Pe jos? Cu mașina mea, n-am abandonat-o decât când am rămas în pană de benzină pe strada François. Întâi colț cu strada Marbeuf. Ce ai făcut după aceea? Am mers pe jos. Mi gream în fața lui un tânăr băiat slei de puteri, hipersensibil, un fel de om jupui de viu. De când n-ai mai mâncat? Ieri am mâncat două tari într-un bistro. Hai! Nu mi-e foame! Dacă aveți de gând să mă luați la masă, vă previn de la început că... Megre nu-l ascultă. Se îndreptă spre bulevardul Grenel și intră într-un mic restaurant unde erau libere mai multe mese. Două fripturi cu cartofi prăjiți, ceru el. Nici lui nu era foame, dar însoțitorul lui avea nevoie de hrană. Cum te cheamă? Ricain, François Ricain. Unii îmi spun Francis, soția mea. Ascultă, Ricain, sunt nevoie să dau două-trei telefoane. Ca să vă chemați colegii. Mai întâi trebuie să-l anunț pe comisarul de poliție din cartier, apoi să pun la curent parchetul. Îmi promis că nu te miști de aici? Ca să mă duc unde? Răspunse Ricain cu amărăciune. Oricum o să mă arestați și o să mă băgați la închisoare. Nu o voi suporta. Aș prefera mai curând. Nu termină fraza, dar îi se puteau ghici gândurile. Kelner, o jumătate de bordo roșu. Megret trecu pe la casă, luă fise, după cum se aștepta comisarul din cartier la masă. Vrei să-l anunți imediat? La ce oră trebuie să se întoarcă la birou? Către ora două. Spune că-l aștept la ora două și un sfer pe strada St. Charles în fața intrării imobilului care face colț cu bulevardul Grenel. La parchet nu dă de du decât un funcționar mărunt. Se pare că s-a comis o crimă pe strada St. Charles. Notează adresa. Când se întoarce vreunul dintre substituți, spune că la două și un sfer voi fi în fața intrării. Și în sfârșit, la poliția judiciară, unde răspunse inspectorul Lapoant. Vrei să vii peste o oră pe strada St. Charles? anunță biroul de identificare judiciară. Să fie la aceeași adresă către ora două. Să aducă dezinfectant pentru o cameră în care nu poți să intri din cauza mirosului de putrefacție. A anunțat și pe medicul legist. Nu știu cine i azi de serviciu. La revedere! Se duse să se așeze din nou în fața lui Ricain, care nu se clintise și care privea în jurul lui, de parcă nu-i venea să creadă în realitatea spectacolului cotidian. Restaurantul era modest. Majoritatea clienților lucrau în cartier și mâncau singuri citind ziarul. Li s-aduseseră fripturile, cartofii erau destul de bine prăjiți. Ce o să se întâmple? întrebă tânărul, punând mecanic mâna pe furculiță. Ați anunțat pe toată lumea, va începe bâlgiul cel mare? Nu înainte de ora două. Până atunci avem timp să stăm de vorbă. Și eu nu știu nimic. Totdeauna credem că nu știm nimic. Lucrurile nu trebuiau forțate. După câteva clipe, când megrem buca prima bucățică de carne, François Ricain începea cu gândul la Iurea să-și taie friptura. Spusese că nu va fi în stare să mănânce. Nu numai că mâncă, dar și bău și câteva minute mai târziu comisarul trebuie să mai ceară o jumătate de vin. Totuși nu veți putea înțelege. Din toate frazele pe care oamenii le spun, asta e cea pe care am auzit-o cel mai des în cariera mea. Dar nouă cazuri din zece am înțeles. Știu, o să mă trageți de limbă. E vorba, deci, de ceva. Nu, glumiți, ați văzut ca și mine. Atât doar că dumneata ai mai văzut odată acest spectacol, nu-i așa? Desigur. Când? Ieri pe la patru dimineața. Stai puțin să-mi adun gândurile. la Al altei, adică miercuri, ai plecat de acasă pe la ora 11 noaptea și ai lăsat-o acolo pe soția dumitale. Sofie insista să vină cu mine, am obligat-o să stea acasă, pentru că nu-mi place să cerșesc bani de față cu ea. Aș fi dat impresia că mă folosesc de prezența ei. În regulă, ai plecat cu mașina. Ce mașină ai? Un triumf de capotabil. Dacă aveai atât de urgentă nevoie de bani, de ce n-ai vândut-o? Pentru că nu mi s-ar fi dat pe ea nici o sută de franci, o rablă pe care am luat-o de ocazie și care a trecut prin foarte multe mâini. Abia se mai ținea pe cele patru roți. Ai căutat prieteni pe care îi credeai dispuși să-ți împrumute bani și nu ai găsit? Cei pe care i-am găsit erau la fel de lefter ca și mine. Te-ai întors pe jos la patru dimineața, ai bătut la ușă? Nu, am descuia cu cheia mea, Băusești? câteva pahare, da. Noaptea majoritatea oamenilor pe care îi frecventez sunt prin baruri sau cabarete. Erai beat? Nu așa încât descurajat. Nu mai știam încotro să o apuc. Soția dumitale avea bani? Nu, mai mulți decât mine. Cred că mai aveam poșetă vreo 20 sau 30 de franci. Continuă. Kellner, te rog, mai adune niște cartofi. Am găsit-o pe jos. Când m-am apropiat, mi-am dat seama că jumătate din față era zdrobită. Cred că am văzut creieri. Împinse farfuria și bău cu 1000, al patrulea pahar de vin. Iertați, mă aș prefera să nu vorbesc despre asta. Exista vreo armă în odaie. Ricain rămase nemișcat, fixându-l pe megre de parcă, abia, de parcă sosise momentul crucial. Un revolver? Un automat? Da, un automat. Al meu, un Browning 635 fabrica la Herstal. Cum ai ajuns în posesia acestei arme? Nu așteptam întrebarea asta. Și fără îndoială, nu o să mă credeți. N-ai cumpărat-o de la un armurier? Nu, nu aveam niciun motiv să cumpăr un pistol. Într-o noapte eram câțiva prieteni într-un mic restaurant pe strada la Viet. Bău să mult, ne dădea aer de derbedei. Roșise. Eu mai ales, o să vă spună ceilalți că e o manie de-a mea. După ce beau, mi se pare că sunt un tip formidabil. Câțiva oameni pe care nu-i cunoșteam s-au alăturat grupului nostru. Știți cum se întâmplă către dimineață? Era iarnă acum doi ani. Purtam o canadiană căptușită cu blană de miel. Sofie era cu mine, băuse și ea, dar nu își pierdea niciodată busola. A doua zi pe la prânz, când am vrut să-mi îmbrac canadian, am găsit în buzunar un revolver. Soția mi-a spus că îl cumpărasem noaptea cu toate protestele ei. Pretindeam, după cât se pare, că trebuia neapărat să omor pe cineva care avea pică pe mine. Repetam, ori el, ori eu, pricep bătrâne. greu și-a prinse pipa și, și -a prinsese pipa și îl privea ricain fără să se poată ghici ce gândea. Înțelegeți? Continuă. Ajunsesem la ziua de joi, ora 4 dimineața. Presupun că nimeni nu te-a văzut când te-ai întors acasă. Bineînțeles. Și că nimeni nu te-a văzut plecând. Nimeni. Ce ai făcut cu arma? De unde știți că m-am descotoros ideea? Comisarul de din numeri. Nu știu de ce am făcut-o. Mi-am dat seama că voi fi acuzat. De ce? Ricai și interlocutorul. Păi nu-i normal, numai eu aveam cheia. Cineva se folosise de o armă ce mi-a și pe care o ținam într-un sertar al comodei. Uneori ne certam să o fi și cu mine. Ar fi vrut să-mi iau o slujbă stabilă. Ce meserie ai? În măsura în care s-ar putea asta numi o meserie, sunt gazetar fără să fiu angajat la un ziar anume. Cu alte cuvinte îmi marfa unde pot, cronică cinematografică mai ales. Mai sunt și asistent de regie și la nevoie scenarist. A aruncat browning-ul în sena? Puțin mai jos de podul Birhai Keim. Apoi am plecat. Ai continuat să-ți prietenii? Nu mai îndrăzneam. Poate că cineva auzise zgomotul armei și telefonase la poliție. Nu știam. În asemenea momente nu prea gândești logică. Aveam să fiu urmărit, să fiu învinuit și totul avea să fie împotriva mea chiar faptul că am vagabondat o parte din noapte. Băusem. Continuam să caut un bar deschis. Când am găsit unul pe lângă girard, am golit trei pahare de rompe răsuflate. Dacă mă interogau, nu eram în stare să răspund. Eram sigur că mă încurc. O să mă închid într-o celulă. Sufăr de claustrofobie în așa măsură încă nu pot să merg cu metrou. Ideea închisorii cu zăvoare mari la ușă. Deci claustrofobia ți-a dat ideea să fugi în străinătate? Vedeți că nu mă credeți deloc? Poate că da. Trebuie să fi fost în situația mea ca să vă dați seama ce poate trece prin cap, că nu mai judești logic. N-aș fi în stare să vă spun prin ce cartier am umblat. Simțeam nevoia să merg, să mă îndepărtez de grenel unde mi închipuiam că mă și caută. mi amintesc că am zărit gara Montparnasse, că am băut vinal pe bulevardul Saint-Michel. Poate gara Montparnasse. Gândul meu nu era atâta să fug, ci să câștig timp ca să nu fiu interogat în seara în care mă aflam. Belgia sau oriunde altundeva puteam să aștept. Aș fi citit în ziare despre mersul anchetei, aș fi aflat amănunte pe care nu le cunosc și care mi-ar fi permis să mă apăr. Megre nu-și putea reține un surâs în fața unei atarii combinații de șiretenie și naivitate. Ce făceai în plas de la Republic? Nimic. A ajuns să-mi acolo așa cum aș fi putut ajunge și în alt loc din oraș. Mai rămase o hârtie de 10 franci în buzunar. Am lăsat să treacă trei autobuze, pentru că erau vehicule complet închise. Nu știu. Vă jur, domnule comisar, că nu știu. Aveam nevoie de bancă să iau trenul. M-am urcat pe platformă. Era lume multă și înghesuială. L am văzut din spate. La un moment dat v-ați dat brusc înapoi și erați gata să vă pierdeți echilibrul. L am văzut portofelul care era mai lung decât buzunarul. L-am luat fără să mă gândesc și când am ridicat capul am văzut privirea unei femei fixată asupra mea. Mă întreb de ce n-a dat imediat alarma. Am sărit din mers, ne aflam din fericire pe o arteră foarte circulată, din care dădeau străzi strâmte și întortocheate de jur împrejur. Am alergat, am mers. Kellner. două etaje. Era ora 1 și jumătate. Peste 45 de minute, justiția își va lua chipul său oficial obișnuit și garsoniera din strada St. Charles va fi invadată de persoane oficiale, în timp ce polițiștii îi vor ține la distanță pe curioși. Ce veți face cu mine?" Megre nu răspunse imediat pentru bunul motiv că nu se hotărâse încă. Mă răstați? Îmi dau seama că nu puteți face altceva și totuși vă jur încă o dată că... Mănâncă. Vrei o cafea? De ce faceți asta? Ce ți se pare extraordinar? Mă asili să mănânc și să beau, nu mă brutalizați, ci din contră mă ascultați cu răbdare. Nu asta numiți dumneavoastră un interogatoriu la mare artă? Megre surâse. Nu, nu chiar așa. Încerc doar să pun puțină ordine în fapte. Și să mă face să vorbesc. N-am prea insistat. Pentru mă mă simt puțin mai bine. Mâncase prăjitura aproape fără să-și dea seama și își aprindea o țigare. Se colorase puțin în obraj. Numai că nu sunt în stare să mă întorc acolo, să prevăd, să simt. Dar eu? Dumneavoastră asta vă e meseria. Nu-i vorba de soția dumneavoastră. Trecea direct de la aiureală la cumpătare, de la panica oarbă la judecata cea mai lucidă. Ești un animal ciudat. Pentru că sunt sincer, nici eu nu țin deloc să-mi stai în coastă în timpul descinderii parchetului și doresc și mai puțin să te hărțuiască ziariști cu întrebări. Când inspectorii mei vor sosi în strada Sencearăs, de fapt trebuie că ne și așteaptă. Am să le spun să te ducă la Chedezor Fevră. Într-o celulă, în biroul meu unde ai să mă aștepți cu minte. Și pe urmă ce -o să mai fie? Depinde. Ce spera să descoperiți? Habar n-am. Știu mai puțin decât dumneata pentru că n-am privit corpul de aproape și n-am văzut arma. Toată convorbirea fusese însoțită de zgomot de pahare, de furculițe, de murmuri, de glasuri, de dutovinăul chelnerilor și de țăcănitul slab al mașinii de la casă. Soarele bătea pe celălalt trotuar și umbrelele de trecătorilor erau scurte și lățite. Treceau mașini, taxiuri, autobuze, se trânteau portiere. Cei doi oameni la ieșirea din restaurant avură parcă o ezitare. În colțul acela de bistro fusese o vreme separați de ceilalți, de viața care își urma cursul, de zgomote, de glasuri, de chipuri obișnuite. Mă credeți? Ricain pusese întrebarea fără să îndrăznească să se uite la megre. N-a sosit momentul să credem sau să nu credem. Uite, oamenii mei sunt acolo. Văzut pe strada, sincer, sună dintre mașinile negre ale pe poliției judiciare și camioneta serviciului de identificări judiciare îl recunoscu pe la poant în micul grup care discuta pe trotuar. torens cel voinic, era și el acolo. Megre îl încredință pe Ricain. Dul la chei, instalează-l în biroul meu, rămâi acolo cu el și nu te mira dacă doarme. De două nopți n-am mai închis ochii. Puțin după ora două sosi o camioneta serviciilor sanitare ale orașului Paris, pentru că Moers și oamenii săi nu dispuneau de materialul necesar. Se aflau atunci în curte, în fața ușilor garsonierelor, grupuri de oameni care așteptau și pe care curioși, ținuți la distanță de poliția în uniformă, îi priveau cu multă atenție. Într-o parte, substitutul Drevil și judecătorul de instrucție Camus discutau cu comisarul Pijet din arondismentul al 15 lea De-abia se ridicaseră de la masă cu toții după un dejun mai mult sau mai puțin copios și cum operațiile de dezinfectare se prelungeau, li se mai să, li se mai întâmpla să se uite la ceasurile de la mână. Medicul legist era doctorul de la Planck, oarecum nou în meserie, dar la care Megre ținea mult și căruia îi punea diverse întrebări de la planc nu ezitase, cu tot mirosul și muștele, să intre și să facă o primă constatare. Voi putea să vă spun ceva mai mult foarte curând. mi a vorbit despre un pistol 635 și asta mă miră, pentru că aș fi paria că rana a fost făcută cu o armă de calibru mare. La ce distanță? La prima vedere, pe cor nu se zărește nicio urmă de fum sau de praf de pușcă. Moartea a fost instantanee sau aproape instantanee, pentru că femeia a pierdut foarte puțin sânge. De fapt, cine este? soția unui tânăr ziarist. Pentru toată lumea, ca și pentru Moers și pentru specialiștii de la identificări judiciare, era o treabă obișnuită pe care o făceau fără pic de emoție. Nu auziseră oare doar ceva mai devreme pe un funcționar municipal strigând pe când intra în garsonieră, Da știu că duhnește puștoaica!" Unele femei țineau copiii în brațe, altele așezate bine ca să vadă totul, fără să se deranjeze, stăteau rezemate în coate pe la ferestre și astfel de la o locuință la alta se făceau schimburi de păreri. Ești sigură că nu e la mare? Nu, no, pe la mare nu-l cunosc. Era vorba de lurti, dar pe megrel căutau din ochi cele două femei. Uite, o ăla cu pipa. Sunt doi cu pipă. Nu al mai tânăr, desigur, celălalt. Se apropie de cei de la tribunal. Substitutul Drevil îl întrebă pe comisar. Știți cumva despre ce-i vorba? Moartea e o tânără de 22 de ani, Sofiri Cain, născută lui Gal, de fel din Concarnau, unde tatăl său e cea, sornicar A fost anunțat? Nu încă, o să fac imediat. Căsătorită? De trei ani cu François Ricain, un tânăr ziarist cum cineast care și încearcă norocul la Paris. unde -i? În biroul meu. Îl bănuiți? Nu până în prezent. În starea care e nu poate să asiste la descinderea parchetului și n-ar face decât să ne încurce. Unde se afla momentul crimei? Nimeni nu știe la ce oră s-a comis crima. Dumneavoastră, doctore, nu puteți stabili cu aproximație. Nu în clipa asta. Poate după autopsie, dacă mi se spune la ce oră a luat ultima masă victima și ce anume a mâncat. Vecinii? Îi vedeți pe unii dintre ei care ne privesc. Nu i-am întrebat încă, dar nu cred să ne spună lucruri interesante. Observați că se poate intra în garsoniere fără a trece prin fața gheretei portarului, care se afla la intrarea din bulevardul Grenel. Era o corvoadă. Așteptau. Se rostau fraze fără noimă și la poantă și urma șeful pas cu pas, fără să spună nimic, cu privirea și comportarea unui câine credincios. Oamenii de la dezinfectare scoteau din garsonieră un tub mare, suplu, cenușiu, pe care îl băgaser acolo cu un sfert de oră mai înainte. Șeful echipei, în halat alb, făcea semne că se pot apropia. Nu trebuie să stați prea mult timp în cameră," îi recomandă el lui Megre, pentru că aerul e încă încărcat de formol." Doctorul de la plan îngenunchea lângă corp și le examină cu ceva mai multă atenție decât o făcuse prima dată. În ce mă privește, poate fi transportată. Dumneavoastră, ce ziceți, domnule Megre? Megre văzuse tot ce era de văzut: un corp chircit îmbrăcat într-un capot de mătase înflorată, un papu roșu îi rămăsese în picior. Era imposibil, din cauza poziției în care se afla în odaie, să se spună ce anume făcea femeia sau chiar unde se afla exact în clipa în care fusese atinsă de glonte. După câte se putea judeca, chipul era destul de obișnuit. Mai degrabă frumos, degetele de la piciori erau date cu lac roșu, dar nu mai fuseseră îngrijite în ultimul timp, pentru că lacul era crăpat, iar unghiile nu prea curate. Lângă șeful său, grefierul scria, așa cum făcea și secretarul comisarului de poliție. Aduce starga. Se călca pe muște moarte. Una după alta, persoanele care se înghesuiau în odaie scoteau batista și o duceau la ochi din cauza formolului. Transportară corpul în timp ce o liniște plină de respect domnii pentru câteva clipe în curte. Domnii de la parchet se retraseră primii, apoi de la plan în timp ce Moers și specialiștii așteptau să-și facă meseria. Căutăm peste tot, șefule? E cel mai bun lucru. Nu se știe niciodată. Se găseau poate în fața unui mister sau poate, din potrivă, totul avea să se clarifice foarte bine. Așa e la începutul oricărei anchete sau aproape la fel. Megre, clipind des din cauza formolului, trase sertarul unei comode, care conținea obiectele cele mai diferite. Un binoclu vechi, buton de manșetă, un stilou stricat, creioane, fotografii luate în timpul turnării unui film, ochelari de soare, facturi. Avea să revină după ce mirosul o să se risipească, dar remarcă totuși pe moment curioasa ornamentația a garsonierei. Podeaua era dată cu lac negru, iar pereții vopsiți în roșu aprins ca și tavanul. Mobilele din contră erau de un alb lăptos, fapt care dădea ansamblului un anumit aer de irealitate. Ai fi zis că e un decor. Nimic nu părea trainic. Ce zici la poant? Ți-ar plăcea să locuiești într-o astfel de cameră? Cred că aș avea coșmaruri. Ieșiră. Mai erau încă niște gură cască prin curte și agenții lăsaseră să se apropie puțin. Te-am spus eu că la e?" Mă întreb dacă o să se întoarcă. Se pare că face totul el însuși și că sunt șanse să ne interogheze pe fiecare. O blondă ștearsă care ținea un copil în brațe îl privea pe megre râzând de parcă ar fi văzut o vedetă de cinema. Am să ți-l las pe lurti. Uite cheia garsonierei. După ce au să termine oamenii lui Moers, închide ușa și apucă-te să intre pe vecini. Crimă, dacă e vorba de o crimă, n-a fost comisă noaptea trecută, ci noaptea de miercuri spre joi. Încearcă să afli dacă vecinii au auzit vreo mișcare. Împărțiți-vă locatarii tu și cu lurtii. Pe urmă duceți-vă și întrebați negustorii. Sertarul e plin de facturi. Ai să găsești acolo adresa magazinelor de unde se aprovizionau. Era să uit. Vrei să te duci să te convingi dacă telefonul mai funcționează? Mi se pare că atunci când l-am văzut la prânz era scos. Telefonul funcționa. Să nu vă întoarceți niciunul la chei fără să-mi telefonați înainte. Curaj, băieți! greu o spre bulevardul Grenel și coborând stația de metrou. O jumătate de oră mai târziu regăsea aerul curat și soarele, apoi biroul său unde François Ricain îl aștepta cu minte în timp ce Torrance cita un ziar. Nu ți sete?" îl întrebă Ricain în scoțându-și pălăria și ducându-se să deschidă mai mult fereastra. Nimic nou, Torrance?" A telefonat un ziarist." M-am mirat că nu i-am văzut venind acolo." Probabil că în arondizmentul al 15-a serviciilor de informații prost organizat." O să tabere pe la puant." Privirea sa se întoarse spre Ricain, spre mâinile acestuia și îi spuse inspectorului. Două lor cum la laborator, să i se facă proba cu parafina. Nu mai dovedește nimic în cazul ăsta pentru că au trecut aproape două zile de la comiterea crimei, dar asta va evita întrebări stânjenitoare. Se va ști peste un sfert de oră dacă Ricain are sau nu urme de praf de pușcă pe degete. Absența acestora nu va stabili într-un mod categoric în atras, dar va fi un punct bun pentru el. Alo, tu ești? Te rog să mă ierți. Bineînțeles. Dacă n-ar fi fost o chestiune de serviciu, aș fi venit la masă. Ba da, am mâncat o friptură de, cu cartofi prăjiți cu un tânăr sures citat. Îmi promisesem când am intrat în local să-ți telefonez, dar discuția continua neîntreruptă și mărturisesc că am uitat. Nu ești supărată? Nu? Habar n-am. O să vedem. Nu putea să prevadă dacă seara se va duce acasă la cină sau nu, mai ales cu un băiat ca François Ricain care își schimba atitudinea de la o secundă la alta. Lui Megrei ar fi fost destul de greu să-și facă o părere despre el. Era inteligent, desigur, și chiar de o inteligență pătrunzătoare pe care o simțea în anumite replici. Pe lângă asta avea o latură destul de naivă, de puerilă chiar. Cum să-l judece în clipa asta? Se afla într-o stare fizică și morală de plâns, cu nervii epuizați, sfâșia de sentimente contradictorii. Dacă nu-și omorâse soția și dacă avusese într-adevăr intenția să fugă în Belgia sau în altă parte, era o dovadă a unei rătăciri totale, care nu izbuta totuși să explice claustrofobia de care vorbise. După toate probabilitățile, el concepuse și realizase decorarea garsonierei, parchetul negru, pereții și tavanul roșu, mobilele livide care ieșau un relief de parcă ar fi plutit în spațiu. Avea impresia că pământul pe care calci nu e solid, că pereții o să avanseze sau să dea înapoi ca într-un studio de cinema, că divanul, comoda, masa, scaunele sunt artificiale niște imitații din carton presat. Nu părea oare el însuși o ființă artificială? Megreu și închipui ce mutre ar fi făcut substitutul sau judecătorul Camus dacă ar fi citit, de la un cap la altul, frazele pe care tânărul le rostise mai întâi în cafeneaua la mod pique și apoi în micul restaurant. Ar fi fost curios să cunoască părerea doctorului pardon despre Ricain. Ricain se întoarse urma de Torrance. Ei? Experiență negativă! N-am tras în viața mea cu arma decât la bălci. Mi-ar fi fost greu să găsesc piedica. Stai jos. L-ați văzut pe judecător? Pe judecătorul de instrucție și pe substitut. Ce au hotărât? O să mă aresteze? E cel puțin a zecea oară că te aud spunând acest cuvânt. Până acum n-aș avea decât un singur motiv să te arestez. Furtul portofelului meu, da, n-am depus plângere. Fi l-a restituit. E adevărat. Acum o să încercăm să punem în ordine anumite lucruri pe care mi le-ai spus și altele pe care nu le cunosc încă. O să pleci, Torans, spune-i lui Janvier să vină. Ceva mai târziu, Janvier se instală la capătul biroului și scoase un creion din buzunar. Te numești François Ricain, ai 25 de ani. Unde te-ai născut? La Paris, pe strada cu O stradă burgheză, aproape provincială, în spatele bisericii Sacre cœur Părinții tăi mai trăiesc? Da, e mecanic la căile ferate franceze. De cât timp ești căsătorit? Mai bine de trei ani și jumătate, o să se împlinească patru ani în iunie, la 17. Atunci aveai deci 21 de ani și soția dumitale avea 18. Tatăl dumitale era deja văduv? Mama a murit când aveam 14 ani. Ai continuat să locuiești cu tatăl dumitale? Câțiva ani, la 17 ani ne-am despărțit. De ce? Pentru că nu ne înțelegeam. Exista vreun motiv special? Nu, no, mă plictiseam am voia să intru ca și el la calea ferată și am refuzat. Găsea că îmi pierdeam timpul citind și studiind. Ai bacalaureatul? Am plecat din școală cu doi ani mai înainte. De ce? Unde trăiai? Din ce? Mă, cam bruscați, se plânse Cain. Nu te bruschezi deloc. Îți spun niște întrebări elementare. Au fost diferite epoci. Am vândut ziare pe stradă, apoi am fost curier la o tipografie de pe strada Montmartre. Câtva timp am locuit cu un prieten. Numele și adresa lui. Bernard Flechier. avea o cameră pe strada Cochier. Nu mai știu ce-i cu el. Cu ce se ocupa? Avea un triciclu și livra mărfuri. După aia, am lucrat șase luni într-o papetărie, scriam povești pe care le dădeam la ziare. Mi-au primit una și am încasat o sută de frangi. Tipul care m-a primit a fost uimit văzându-mă atât de tânăr. Nu ți-a mai acceptat poveștile? Nu, următoarele au fost refuzate. Ce făceai când ai întâlnit-o pe soția dumitale? Vreau să spun pe aceea care urma să-ți devină soție, să fii așa, nu? Eram în al treilea asistent la un film care a fost interzis de cenzură. Un film de război făcut de tineri. Sofi lucra? Nu ca angajată, era figurantă. Uneori se întâmpla să pozeze ca model. Trăia singură? Într-o cameră de hotel la Saint Germain de pres. Dragoste fulgerătoare? Nu, ne-am culcat pentru că, după un chef, ne-am trezit singuri în stradă la ora 3 dimineața și mi-a dat voie să o însoțesc. Am stat împreună mai multe luni, apoi, într-o bună zi, ne-a venit ideea să ne căsătorim. Părinții ei au fost de acord? Nu avea mare lucru de spus. S-a dus la Concarnoș și s-a întors cu o scrisoare prin care tatăl său încuvința căsătoria. Și dumneata? Am fost și eu la tata. Ce a spus? A dat din numeri. N-a luat parte la căsătorie. Nu, no, doar niște prieteni, vreo trei, patru. Seara am luat masa cu toți într-un restaurant din Hale. Înainte de a vă întâlni, Sofi nu avusese vreo altă legătură. N-am fost eu primul dacă asta vreți să spuneți. N-a trăit oare mai mult sau mai puțin timp cu vreun bărbat care să fi fost destul de îndrăgostit ca să încerce să o revadă. Ricain păru să-și cerceteze memoria. Nu, am mai întâlnit niște foști prieteni de -a ei, dar nu o mare dragoste. Știți, în patru ani am avut timp să frecventăm diferite grupuri. Unii n-au fost prieteni vreo șase luni și apoi au dispărut. Alții pe care îi vedeam când și când le-au luat locul. Puneți întrebările ca și cum totul ar fi foarte simplu. Răspunsurile mele se consemnează. E destul să greșesc, să mă încurc, să uit un amănunt ca să se tragă cine știe ce concluzii. Recunoașteți că nu-i drept. Prefer să te interoghez în prezența unui avocat? Am dreptul? Dacă singur te socotești suspect? Da, dumneavoastră. Dumneavoastră cum mă socotiți? Soțul unei femei care a murit de o moarte violentă. Un băiat care și-a pierdut capul, care mi-a furat portofelul pentru ca apoi să mi-l restituie cu tot ce conținea. Un tip foarte inteligent, dar care se cam clatină. Da, ca să fi petrecut cele două nopți pe care le-am petrecut eu, ajungem și la asta. De deci ce ai avut diferite slujbe, fiecare pe timp scurt? Nu făceam decât ca să-mi câștig existența, așteptând. Așteptând ce? Să-mi încep cariera. Ce carieră? Încruntă sprâncenele, uitându-se la Megre de parcă ar fi vrut să se asigure că în glasul acestuia nu-i nicio ironie. Și-o voi încă, poate le voi face pe amândouă. În orice caz vreau să scriu, dar nu știu dacă o voi face sub formă de scenarii sau de romane. Regia mă tentează cu condiția să fiu numai eu autorul filmului. Frecventez cercurile cineaștilor? Da, la viu Presoar, întâlnește acolo debutanți ca mine, dar un producător cum e domnul Carus nu se simte în jos și să ia masa cu noi. Cine-i domnul Carus? V-am spus, un producător. Locuiește la hotelul Rafael și, și are birourile pe strada Basanul la numărul 18 bis, aproape de Champs-Élysées. A finanțat filme? Trei sau patru. Niște coproducții cu nem și cu italieni. Călătorește mult. Ce vârstă are domnul ăsta? Vreo 40 de ani. Căsătorit? Trăiește cu o tânără Nora care a fost manechin. O cunoștea pe soția dumitale. Bineînțeles, este un cerc în care se trăiește fără pretenții. Domnul Carus are mulți bani? găsește pentru filmele sale, dar n-are avere personală. V-am spus că locuiește la Rafael într-un apartament, asta costă scump. Noaptea poate fi întâlnit în cele mai alese cluburi. Nu pe el îl în noaptea de miercuri pe joi? Ricai în roșii. Ba da, pe el sau pe altul, mai ales pe el, pentru că are întotdeauna pachete de bani în buzunar. Îi datorezi bani? Da. Mulți? Aproape două mii. Nu ți cere? Nu, o schimbare destul de ușoară, greu de precizat, se petrecuse în atitudinea tânărului și Megrel observă cu mai multă atenție. Dar trebuia să fii prudent pentru că interlocutorul său era mereu gata să se retragă în carapacea lui. Capitolul 3 când megrese sculării, ca intre și îl privi cu neliniște, căci părea că se așteaptă mereu la o nenorocire sau la trădare. Comisarul se duse să se așeze un moment în fața ferestrei deschise, ca și cum ar fi vrut să reia contactul cu realitatea privind trecătorii și mașinile pe podul Saint Michel și un remorcher care avea o treflă mare albă pe coș. Mă întorc imediat. Din biroul inspectorilor ceru Institutul Medico-Legal. Aici greu. Vreți să vedeți dacă doctorul de la Planca a terminat autopsia? Așteptă destul de mult până să audă glasul medicului legist la capătul firului. A Aspicabine, bine, domnule comisar, Eram tocmai pe punctul să vă chem. Ați fi putut afla la ce ora a luat tânăra ultima masă și ce anume a mâncat? O să vă spun imediat. Cei cu rana? Atât cât pot să-mi dau seama, glontele a fost tras de la o distanță de un metru, un metru jumătate. Din față? Dintr-o parte. Victima era în picioare, probabil că s-a dat înapoi un pas sau doi înainte de a cădea pe covor. Laboratorul care a descoperit urmele de sânge o să vă confirme asta. Altă chestiune. Femeia a avut o sarcină care a fost întreruptă în luna a treia sau a patra prin mijloace primitive. Fuma mult, dar avea o sănătate destul de bună. Vreți să rămâneți o clipă la telefon? Se ntoarse în biroul său. Ai cinat împreună cu soția dumitale miercuri seară? Cam pe la 8 și jumătate seara la Vio Presoar. Îți amintești a mâncat? Stați, mie nu mi-era foame. M-am mulțumit cu niște friptură rece. Sofia a comandat o ciorbă de pește pe care i-o recomandase roz. Apoi o friptură de vacă înnăbușită cu garnitură. Niciun desert? Nu, am băut o sticlă de bojole. Eu am luat o cafea, Sofie n Megre se duse în camera alăturată ca să-i repete lui de la plank meniul. Dacă am mâncat pe la ora 8 și jumătate, pot să spun că moartea a avut loc către ora 11 noaptea, pentru că alimentele erau aproape în întregime digerate. Vă voi spune mai mult după analiza chimică, dar asta va dura câteva zile. I-ați făcut proba cu parafină? Am avut grijă. Nu există nicio urmă de praf de pușcă pe mâini. Mâine dimineață veți primi primul meu raport. Megreu își reluă locul la biroul său și aranjă după mărime cele cinci sau șase pipe pe care le ținea acolo în permanență. Mai am să spun niște întrebări, Ricain, dar o voi să o fac astăzi? Ești sleit și doar nervii te mai țin în picioare. Prefer să se termine imediat, cum vrei. Într-un cuvânt, dacă te-am înțeles bine, n-ai avut niciodată până în prezent o slujbă anumită sau un venit sigur. Presupun că suntem de mine această situație. Cui mai datorezi bani? tuturor furnizorilor, unii nu mai voiau să ne servească. Îi mai datorez 500 de franci lui Machi. Cine-i Machi? Un sculptor care stă în același mobil cu mine, un abstracționist, ca să mai câștige ceva bani, acceptă din când în când să facă un bust, cum s-a întâmplat acum două săptămâni. A încasat 4 sau 5 mii de franci și ne-a invitat la masă. La desert i-a cerut să-mi împrumute o mică sumă. Și mai cui? Sunt mulți! Contest să restitui banii, sunt sigur că într-o zi voi câștiga bani mulți. Cea mai mare parte a regizorilor sau scritorilor cunoscuți astăzi au început ca mine. Să schimbăm subiectul. Erai gelos? Pe cine? Vorbesc de soția dumitale. Presupun că s-a întâmplat ca vreunul dintre prietenii dumitale să-i fi făcut curte. Ricaintă cu un curcat. Dădu din numeri. Nu cred că dumneavoastră puteți înțelege. Sunteți din altă generație. Noi tinerii nu dăm atâta importanță acestor lucruri. Vrei să-i spui că îi îngăduiai să aibă legături intime cu altcineva decât cu dumneata? E greu de răspuns la o întrebare atât de crudă. Încearcă totuși. A poza goală pentru Machi și nu s-a întâmplat nimic? Nu i-am întrebat, dar domnul Carus. Carus are câte fete vrea, pe toate cele care vor să joace în film sau televiziune. Profită de asta? Mm, cred. Soția dumitale n-a încercat să joace într-un film. A avut acum trei luni un rol de câteva fraze. Deci nu erai gelos? Nu cum înțelegeți dumneavoastră. Carus mi a spus că avea o amantă. Nora e geloasă? Nu e același lucru. Nora este o fată inteligentă și ambițioasă. Puțin îi pasă de cinema. Pe ea o interesează să-ți devină doamna Carus și să aibă mulți bani. Se înțelegea bine cu soția dumitale? La fel ca și cu celelalte. Ne e privea de sus pe toți bărba sau femei. Unde vreți să ajungeți? Nicăieri. Vă gândiți să interogați pe toți cei pe care îi frecventam? E posibil. Cineva a ucis-o pe soția dumitale. Dumneata afirm că n-ai făcut-o și până la proba contrarie înclin să te cred. O persoană necunoscută s-a introdus în casa dumitale miercuri noaptea după ce ai plecat de acolo. Această persoană nu avea cheie, ceea ce lasă să se presupună că soția dumitale a introdus-o fără teamă în garsonieră. Megrel privea țintă pe tânărul din fața lui care nu-și găsea locul încercând să spună și el o vorbă. Ia stai, care dintre prietenii dumitale știa de existența pistolului? Mai aproape toți, să zicem toți. Ți se întâmplă să-l porți asupra dumitale? Nu, dar s-a întâmplat când eram în bani să invit prieten la mine. Cumpăram mezeluri, somon, mâncăruri, reși și fiecare aducea câte o sticlă de vin sau whisky. La ce oră se terminau aceste mici petreceri? Noaptea târziu, se bea mult, câte unul sau altul adormea între timp și rămânea la noi până dimineața. Uneori am umblat cu pistolul în glumă. Era încărcat? Ricain nu răspunse imediat și în acele clipe era greu să nu-l bănuiești. Nu știu. Ascultă. În vorbești de nopți în care toată lumea era mai mult sau mai puțin beată. Luai în mână un pistol automat în joacă și acum pretinzi că nu știi dacă era încărcat. Mai adina urmei afirmat că nu știi unde-i piedica. Ai fi putut omorâ fără să vrei pe oricare dintre prietenii dumitale. E posibil, dar când ești beat, ai fost deseori beat, Ricain. Destul de des. Nu atât de beat încât să nu mai știu ce fac, dar beau sec, ca majoritatea prietenilor mei. Cum ne întâlnim mai ales în cafenele și cluburi? Unde închideai pistolul? Dar nu era închis, se afla în sertarul de sus al comodei lângă sfori vechi, cuie, pioneze, facturi și tot o soiul de lucruri pe care nu știam să le vărăm. Astfel că oricare dintre cei care și-au petrecut nopțile pe la voi putea să ia arma și să se servească de ea. Da! Ai vreo bănuială? Încă o ezitare și o privire piezișă. Nu! Nimeni nu era îndrăgostit de abinele de soția dumitale? Eu! De ce pronunța cuvântul acesta pe un ton sarcastic? Îndrăgostit, dar nu gelos? V-am mai explicat. Și Carus? V-am spus și asta. Machi? În aparență e o brută, dar e blând ca un miel și femeile îl sperie. vorbește despre ceilalți, despre oamenii pe care îi frecventezi, de cei pe care îi reîntâlneai la viopresoar și care rămâneau noaptea la voi când era în fonduri. Gerard Dramin e prim asistent. Cu el am lucrat la un scenariu și am fost al treilea asistent la filmul respectiv. Căsătorit? Momentan trăiește de despărțit de soția sa, nu i prima dată. După câteva luni sfârșesc întotdeauna prin a se împăca. Unde locuiește? Când aici, când colo, mereu la hotel. Îi face plăcere să te laude că nu are nimic altceva decât o valiză și conținutul ei. Notezi, Janvier? Da, șefule? Cine altcineva, Ricaine? Un fotograf, Jacques Huguet, care locuiește în același mobil cu mine, în corpul central. Câți ani are? 30. Căsătorit? De două ori. De două ori divorțat. Are un copil de la prima soție, doi de la a doua. Aceasta din urmă stă la același etaj cu el. Stă singur? Cu Monic. O fată bună, gravidă în luna a șaptea sau a opta. Asta înseamnă trei femei. Pe cele două din tâi le revede? Dar se înțeleg foarte bine între ele. Continuă. Ce să continui? Lista prietenilor dumitale de la Vio se schimbă, v-am mai spus-o, mai e Pierre cu ce se ocupă? E trecut de 40 de ani, e pe de și are o provălie de antichități în strada Sevre. Ce motiv avea să se amestece în grupul vostru? Nu știu, e un client al localului Vio Presoarne, ne însoțește. Vorbește puțin și pare fericit să fie alături de noi. Îi datorezi bani? Nu prea mulți, 350 de franci. Sună telefonul, Megre ridică receptorul. Alo, șefule, la ar vrea să vă vorbească, să vă dau legătura în birou? Nu, vin acolo se întoarse în biroul inspectorilor. Mi-a spus să vă chem când am terminat șefule Lui, și cu mine am interogat toți vecinii care ar fi putut auzi ceva, mai ales vecinele, pentru că majoritatea bărbaților sunt încă la lucru. Nimeni nu-și amintește să fie auzit vreun foc de armă. S-au obișnuit să audă noaptea zgomote la soții ricaini. Mai mulți locatari s-au plâns portarului și aveau de gând să-i scrie proprietarului. Odată, pe la două dimineața, o bătrână pe care o dureau dinții și care stătea la fereastră, a văzut o femeie complet goală și în brus din garsonieră și alergând prin curte urmărită de un bărbat, nu e singura care pretinde că în garsoniera soților Ricai n-aveau loc orgii. Sofie primea musafiri în lipsa soțului său. Știți, șefule, femeile pe care le-am interogat n-au dat răspunsuri prea precise. Cuvintele care s-au repetat cel mai des au fost niște sălbatici, niște oameni fără educație, fără morală. Cât privește portărea, s-a așteptat sfârșitul trimestrului ca să le spună să plece, pentru că nu plătise răchiria de șase luni și proprietarul hotărâse să termine cu povestea asta dacă nu plătesc. Ce să fac? Rămâi în garsonieră până vin și eu acolo. Ține-l și pe lurti cu tine, poate că o să am nevoie de el. Se întoarce în birou. Janvier și Ricain tăceau. Ascultă-mă bine, Ricain. Așa cum stau lucrurile, nu vreau să cer judecătorului de instrucție o mandă de arestare împotriva dumitale. Pe de altă parte, presupun că nu ți-ar plăcea să dormi noaptea asta în strada Saint Charles. N-aș putea? N-ai bani. Prefer să nu te văd iar liber prin pari în căutarea unui prieten pe care să-l tapezi. Ce o să faci cu mine? Inspectorul Janvier te va duce la un hotel modest, nu departe de aici, în insula Saint Louis. Poți să cer să ți se aducă masa în cameră. Când vei trece pe lângă o drogherie sau o farmacie, cumpărăți un săpun, o mașină de bărbieri și o periuță de dinți. Comisarul îi făcu cu ochiul lui Janvier. Prefer să nu ieși. Te previn de altfel că, dacă o faci, o să fiu urmărit. Am înțeles. Sunt nevinovat. Ai mai spus-o. Nu aveți încredere în mine? Nu asta e meseria mea. Mă mulțumesc, aștept. Noapte bună. Rămas singur, Megre umblă prin birou câteva minute, oprindu-se uneori în fața ferestrei. Apoi ridică receptorul și o chemă pe soția sa ca să o anunțe că vine la cină. Un sfert de oră mai târziu era din nou în metroul care duce spre Bir Hakeim. Bătul la ușa garsonierei și la poantei deschise. Mai persistau încă urme de formol. Lurti stătea pe unicul fotoliu din cameră și fuma o havană mică foarte tare. Vreți să stați, șefule?" Mulțumesc. Bănuiesc că n-ați mai descoperit nimic nou." Fotografii?" Uite, una în care soții Ricain sunt împreună pe o plajă, alta în fața mașinilor. Sofie nu era urâtă. Avea chipul puțin îmbufnat, care îi la modă la fetele tinere și purta părul foarte tapat. Pe stradă putea fi confundată cu alte câteva mii care adoptau aceeași atitudine, se îmbrăcau în același fel. Nici vin, nici alcool. O sticlă cu puțin nu-i schindulapul ăsta. Un dulap vechi, fără stil, ca și bufetul și scaunele, dar pe care o albă și mată, care contrasta cu dușumeaua neagră și pereții roșii, îl făceau original. Megre, cu pălăria pe cap, cu pipa în gură, deschidea ușile și trăgea sertarele. Haine puține, trei rochii cu totul, ieftine, țipătoare, pantalon corsari, pulovere cu guler rulat. Alături de baie, bucătărioara cu un reșou cu gaz și un frigider mic era ceva mai mare decât un dulap. În frigider găsi o sticlă cu apă minerală începută, cam 100 de grame de unt, trei ouă și un cotlet slăit în sos. Nimic nu era foarte curat, nici hainele, nici bucătărioara, nici baia, în care zăceau zvârlite tot soiul de rufe. N-a telefonat nimeni? Nu, de când suntem aici. Crima fusese probabil anunțată în ziarele de seară sau va fi anunțată dintr-un moment într-altul. Lurti o să se ducă să mănânce în grabă, apoi o să vină aici și o să se instaleze cât mai comod posibil. Înțeles, bătrâne urti. Înțeles, șefule, am voie să țipesc. Megre greșit la poant plecară pe jos în căutarea restaurantului Viopresoar. L-ați arestat? Nu. Toran s-l-a dus la hotel Cigonies din insula St. Louis. Nu era prima dată când era dus acolo un client pe care voiau să-l aibă sub ochi. Credeți că el a omorât-o? E destul de deștept și destul de prost în același timp ca s o fi făcut. Pe de altă parte, Megreș căuta cuvintele fără să le găsească. Rare ori îl intrigase cineva în așa măsură ca François Ricain. La prima vedere nu era decât un tânăr ambițios ca atâția alții care sosesc în fiecare zi la Paris și în toate capitalele. Un viitor ratat n-avea decât 25 de ani. Oamenii astăzi celebri trăgeau în cămuța de la vârsta lui. În anumite momente, comisarul era tentat să aibă încredere în el. Apoi, imediat după aceea, ofta descurajat. Da, ca și fi eu tai căsu. Ce-ar fi făcut cu un fiu ca Francis? Să încerce să-l îmblânzească, să-l facă să meargă pe -un drum serios? Ar trebui să meargă să-l vadă pe tatăl lui Ricain în Montmartre, în cazul că nu va veni acesta la poliția judiciară după ce va citi ziarele. La Poant, care mergea tăcut alături de el, abia împlinise 25 de ani. Megrei compară în gând pe cei doi oameni. Cred că acolo e șefule pe partea cealaltă a bulevardului lângă metroul aerian," Într-adevăr, se zărea o ușă care, la dreapta și la stânga, avea câte o spirală de teasc din lemn ca de cari, niște ferestre podobite cu perdele ce filtrau lumina a lămpilor deja aprinse din local. Nu era încă ora aperitivelor, cu atât mai puțin a cinei și nu erau decât două persoane înăuntru lângă bar, o femeie în partea clienților cocoțată pe un taburet de bar, bând cu un pai o băutură gălbuie, patronul în partea cealaltă a plecat peste un ziar. Luminile erau roz, barul așezat pe spirale de teasc, mesele masive, acoperite cu fețe de mese în carouri, pereți împodobiți două treimă cu lemnărie de culoare închisă. Megre, care mergea înaintea lui la poant, se încruntă zărindu pe omul cu ziarul, ca unul care se străduiește să-și amintească ceva. Patronul, la rândul lui, să tă capul, dar nu-i trebuie decât o clipă ca să-l recunoască pe comisar. Nostimă coincidență, remarcă el, bătând ușor cu degetele pe ziarul încă proaspăt. Tocmai citeam că ați fost în zărcina cu ancheta. Și întorcându-se către tânără. Fernand, îți prezint pe comisarul Megre în persoană. Luați loc, domnule comisar, ce vă pot oferi? Nu știam că ai devenit patron de restaurant. Așa e când încep să îmbătrânești. E adevărat că Bob Mandil trebuie să fie avut aproape vârsta lui Megre, se vorbise mult despre el pe vremuri când aproape în fiecare lună mai născocea cătoi o ispravă, fie că se plimba pe aripile unui avion în zbor, fie că sărea cu parașuta deasupra pieții Concord, ca să cadă la câțiva metri de obelisc, fie că trecea de pe un cal în galop într-un automobil de curse. Cinematograful făcuse din el unul dintre cei mai vestiți cascadori, după ce încerca zadarnic să facă din el un june prim. Nici nu se mai ținea la accidentelor pe care le avusese și corpul său era probabil plin de cicatrice. Își păstrase silueta zveltă, eleganța, abia dacă simțeai în mișcările sale o oarecare rigiditate care te făcea să te gândești la un automat. Cât privește obrazul, era puțin cam prea neted, cu trăsături prea regulate, fără îndoială că trecuse pe la chirurgia estetică. Scoci, bere. Dumneata tinere la fel, lui Pont nu-i plăcea deloc să fie numit astfel. Vedeți, domnule Megre, am devenit și eu un om așezat. Companiile de asigurare mă găsesc prea bătrân ca să-și mai asume riscuri cu mine. Și nu mă mai vor nici în filme. Așa că m-am însurat cu roz și am devenit negustor. Vă uitați la părul meu? Vă amintiți de fotografia mea când am fost calpa de palele elicei unui elicopter și aveam capuca un nou? Perucă pur și simplu." O scoase elegant și salută ca și cu o pălărie. O cunoașteți pe roz, nu?" A cântat mult timp la trianon liric. Ros del Val, cum se numea atunci. Adevăratul ei nume e Ros care nu prea mergea pe un afiș. Ei, cam ce-ați vrea să vă povestesc? Megre privi către tânăra denumită Ferna de, numită de Fernand. Nu vă jenați de ea, e ca și o mobilă. Peste două ore să fie atât de beată încât nu o să mai poată mișca și am să urc într-un taxi. Îl cunoști pe Ricain, desigur. Desigur, în sănătatea dumneavoastră eu nu beau decât apă, iertați-mă. Ricain vine să mănânce aici o dată sau de două ori pe săptămână. Cu soția? Cu Sofie, desigur, rare, ori se întâmpla să-l vezi pe Francis fără Sofie. Când ai văzut ultima dată? Stați, în ce zi suntem? Vineri. Au trecut miercuri seara. Cu prietenii? Nu era nimeni în bandă în seara aia. afară de Machi, dacă nu mă înșel, mi se pare că Machi lua masa în colțul lui. S-a așezat la masa lui? Nu, Francis a întredeschis și am întrebat dacă nu l-am văzut pe Carus și am răspuns că nu, că nu-l văzusem de două sau trei zile. La ce oră au plecat? Dar nici n-au intrat, au mâncat probabil în altă parte. Unde e acum Francis? Sper că nu l-ați închis. De ce mă întrebi? Am citit în ziar că soția lui a fost omorâtă cu un glonte de revolver și că el a dispărut. Megres râse. Polițiștii din cel de-al 15-lea arondisment, care nu erau la curent cu faptele, îi informaseră greșit pe reporteri. Cine va vorbi de restaurantul meu? Ricain. Deci n-a fugit? Nu. Arestat? Nici asta. Crezi că ar fi fost în stare să o omoare pe Sophie? Nu e în stare să omoare nici o moare, nicio muscă. Dacă o fi să o moare într-o zi pe cineva, apoi o să se omoare pe el însuși. De ce? Pentru că în anumite momente își pierde încrederea și începe să se disprețuiască. Momentele astea, bea, după câteva păhărele, e complet disperat, are certitudinea din că e un ratat și că o nenorocește și pe nevastă sa. Îți plătește regulat? Nota lui e destul de lungă. Dacă o ascultam pe roz de multă vreme, nu i-aș mai fi dat pe credit. Pentru roz, afacerile sunt afaceri. E adevărat că munca ei e mai grea decât a mea. Stă toată ziua la crătiți. Acum e acolo și tot acolo va fi și de seară la zece. Ricain a revenit în seara aceea. Stați, eram ocupat la o masă mai târziu. Am simțit un curent de aer și m-am întors spre ușă. Era între deschisă și mi se pare că l-am văzut căutând din ochi pe cineva. L-a găsit? Nu. Cât era ceasul? Vreo 11. Bine ați făcut că ați insistat. În seara aia a revenit a treia oară mult mai târziu. Uneori, după ce se servește masa, mai stăm de vorbă cu obișnuiții casei. Era trecut de miezul nopții miercuri când a intrat. A rămas lângă ușă și mi-a făcut semn să mă apropii. Cunoștea clienții cu care erai? Nu, erau niște vechi prieteni de ai lui Roz, oameni de teatru și Roz venise și ea cu șorțul ei de bucătărie. Francis moare de frică nevestimii. M-a întrebat dacă a venit carus, i-am spus că nu. Dar Gerard? Gerard e Dramin, un tip despre care o să se vorbească în cinema. Nici el. Atunci a bâlbâit care are nevoie de 2000 de franci. Mi-am făcut semn că nu se poate. Așa, câteva mese mai treacă meargă o hârtie de 50 sau la nevoie de sută, fără să știe roz. Mai pot să-mi permit. Dar 2000 de franci? Nu ți-a spus de ce avea nevoie așa de urgentă de ei? Pentru că urma să-l dea afară din casă și să-i scoată toate borfele la mezat. Era pentru prima dată? Nu, tocmai. Roz nu greșește prea mult, cere tot timpul bani cu împrumut. Dar nu e un tapeor cinic, dacă înțelegește ce vreau să spun. E de bună credință, mereu convins că a doua zi sau săptămâna viitoare o să semneze un mare contract. E atât de jenat încât e rușine să-l refuzi. Era nervos? L-ați văzut? Bineînțeles. Nervos sau calm? Un pachet de nervi. A, aflați că nu l-am văzut niciodată altfel. Uneori e obositor să te uiți la el. Mâinile îi se crispează și schimonosește fața pentru un da sau un nu, își pierde firea sau devine trist sau se înfurie. Totuși, credeți-mă, domnule comisariu, un băiat bun și nu m-ar mira să iasă ceva din el. Ce părere ai de Sofie? Se pare că nu trebuie să vorbești de rău despre morți. De al de fi găsești câte vrei dacă mă înțelegeți. Și cu coada ochiului arătă spre tânăra de la teșghea pierdută în contemplarea sticlelor. Mă întreb ce l-o fi atras. Ca aia sunt câteva mii care se îmbracă la fel, se machează la fel, umblă cu picioarele murdare și cu tocurile scâlciate, vagabondează toată dimineața în pantalon prea colant și se hrănesc cu salată, ca să devină modele sau vedete de cinema. iure! A jucat un rolișor. Datorită lui Walter, bineînțeles. Cine-i Walter? Ca rus, dacă ar fi să numeri fetele care îi datorează câte un rolișor. Ce fel de om e? Luați masa aici și probabil că o să-l vedeți. Ocupă aceeași masă cam la două seri și se găsește întotdeauna câte cineva care să profite de ospitalitatea lui. Un producător cunoaște scântecul. Un domn care găsește banca să înceapă un film, apoi alți banca să-l continue și, în sfârșit, după luni sau ani, alți banca să-l termine. E pe jumătate englez, pe jumătate turc, E cu un amestec foarte ciudat. Un băiat bun, deschis, cu un glas puternic, mereu gata să facă cinste și care te tutuiește după 5 minute. Pe Sophie o tutuia, tutuiește toate femeile și le zice bebelușule, draga mea sau frumoasă. După cum are chef. Crezi că s-a culcat cu ea? M-aș mira să nu fi făcut. Ricain nu era gelos? Bă, nu i-am să vă gândiți la asta. Dar știți, nu era numai carus. Cred că toți ceilalți. Eu însumi dacă aș fi vrut, deși aș fi putut să-i fiu bunic. E, să o lăsăm baltă. Ne-am certat de mai multe ori pe chestia asta, Roz, și cu mine. Dacă o întrebați pe Roz, o să vă spună niște grozăvii despre el, că e un pierd un tip care face pe genialul, pe neînțelesul, dacă nu-i decât un pește ordinar. asta e părerea nevestimii. E adevărat că, stând mai tot timpul în bucătărie, nu-l cunoaște așa bine ca mine. Am încercat să o fac să priceapă că Francis nu-i la curent cu nimic. Crezi? Fostul acrobat avea ochii de un albastru foarte deschis care te făcea să te gândești la ochii unui copil. În ciuda vârstei și a experienței pe care bănuiai că o are, păstras o veselie și un farme copilăresc. Sunt foarte naiv, dar am încredere în băiatul ăsta. Au fost zile în care m-am îndoit, în care eram gata să cred la fel ca roz. Dar de fiecare dată revin la părerea mea. O iubea într-adevăr pe fata asta. O iubea destul pentru ca ea să-l facă să creadă orice. Dovadă felul în care o lăsa să se poarte cu el. În unele seri când bea cât un pahar mai mult, ea îi spunea cu cinism în fața celorlalți că nu-i decât un ratat, un zero, că nu-i pun de nimic, nici măcar ca bărbat. Vă rog să mă iertați. Și că se întreabă ce-o face să-și piardă timpul cu o așchimodie ca el. Și el înghițea. Se ghemuia tot și se vedeau broboane de sudoare ieșindu-i pe frunte. Se totuși să surâdă. Hai, Sofie, hai să te culci. Ești obosită ușa se deschise în fundul localului. Se văzu apărând o femeie scundă, foarte grasă, care ștergea mâinile pe un șorț mare. Ia te uită, comisarul! Și cum Megre căuta să-și amintească unde putuse să o vadă, pentru că nu frecventase niciodată trianon liric, ea îi reaminti. Acum 20 de ani, în biroul dumneavoastră, l-ați arestat pe tipul care îmi săltase bijuteriile din cabină. M-am mai îngrășat un pic de atunci. Mulțumită bijuteriilor, tocmai am putut să cumpăr restaurantul. Nu-i așa, Bob? Ce va duce pe aici? Soțul său îi spuse arătând mașina al spre ziar. A murit Sofie. Sofia noastră, micuța Ricain. Da. Un accident? Par, ies că el conducea și... A fost asasinată. Ce tot îndrugă, domnule Megre? Adevărul. Când s-a întâmplat asta? Miercuri seară. Au luat masă aici. Chipul lui Roz își pierduse nu numai buna dispoziție, care era pentru ea ca marca fabricii, dar și amabilitatea. Ce ai povestit? Am răspuns la întrebările pe care mi le-a pus. Pariez că ai vorbit-o de rău. Ascultați, domnule comisar, Bob nu-i un băiat rău și facem împreună un menaj destul de potrivit. Dar în ceea ce privește femeile, nu trebuie să-l ascultați. După el toate sunt niște târături, iar bărbații victimele lor. De exemplu, nenorocit asta de fată. Uită-te la mine, Bob, cine avea dreptate? El sau ea? Care dintre ei doi s-a curățat? Tăcu privindu-i cu dispreț cu mâinile în șold. Totuna e, Bob, murmură Fernande cu o voce obosită. Și Mandil, ca să scape mai repede de ea, ai pus o porție dublă. O iubez mult, doamnă? Ce vreți să vă spun? A fost crescut în provincie și pe deasupra la concar unde taică sui sornicar. Sunt sigură că mai sa se duce la biserică în fiecare dimineață. Vine la Paris și pică pe banda asta de indivizi care se cred genial pentru că lucrează la film sau televiziune. Eu una am jucat teatru care e ceva mai greu. A încântat-o repertoriu, da? Nu mi-am dat aere pentru asta în timp ce cretini ești amici. La cine vă referiți, de fapt? La Ricai, în primul rând, fiindcă se crede cel mai isteț dintre toți. Când izbutea să-și publice un articol în vreo revistă, citită și aia de vreo 200 de imbecili, își închipuia că o să zguduie cinematograful din temeli. Și a luat obligația să o ocupe de ea. Se pare că erau într-adevăr căsătoriți. A putut să o întrețină? Nu. Nu știu ce ar fi mâncat dacă nu-i invitau prietenii și dacă imbecilul meu de bărbat nu le dădea pe credit. Cât îți datorează, Bob? Ce contează? Vedeți? În timp ce mie, mie se sufletul în bucătărie. Bombănea ca să bombănească, lucru care nu împiedica însă să-și privească cu dragoste bărbatul. Crezi că a fost amanta lui Carus? Că mai avea nevoie și de ea. Îi ajungea Nora. E soția lui? Nu, no, ar vrea să o ia de nevastă, dar mai e însurat odată la Londra și nevastă sa nici nu vrea să audă de divorț. Nora, ce fel de femeie e asta? Nu o cunoașteți. Asta știți, nu o să o apăr. Vedeți că nu sunt pertinitoare. Mă întreb ce pot găsi bărbații la ea are pe puțin 30 de ani și dacă i-ai șterge tofardul, i-ai da probabil 40. E subțire, e adevărat, atât de subțire că poți să-i numeri coastele. Își dă cu negru și cu verde în jurul ochilor ca să-i facă misterioși, pare se, dar asta nu face decât să-i dea un aer de vrăjitoare. N-are gură pentru că și-ascunde buzele cu un strat de cremă albă. Și pe obraje își dă cu o pudră albă care bate în verde. asta e nora. Că despre felul cum se îmbracă, al altă era venit într-un fel de pijama de la mea argintiu, atât de colantă, încât a trebuit să vin la, bucătărie să mă orage să-i costină ușlițul de la pantaloni. Face cinema? Da drept cine o luați? Lasă asta, peste am apus celor reînsemnate. Visul ei e să devină soția unui mare producător internațional? Să fie într-o zi doamna producătoare? Exagerezi, suspină Mandil, mai puțin decât tine din Nora e inteligentă, cultă, mult mai cultă decât Carus. Și fără ea, probabil că n-ar fi reușit atât de bine. Din când în când Megre se întorcea spre la poant care asculta în tăcere, neclintindu-se din fața barului, uimit fără îndoială de ceea ce auzea și de atmosfera de la viopresoar. Rămâne să cinați, domnule Megre, dacă nu mă hărțuiesc prea mult clienții, poate că o să am timp să vin din când în când să vă mai spun câte ceva. Nu uit că m-am născut la Roșel și că că mai era vânzătoare de pește, așa că știu tot soiul de rețete bune. Ați mâncat vreodată o șodre foresien? Megre repetă pe de rost. O supă de țipari, de sole mici și de sepi." Ați fost de multe ori pe acolo?" Da, la Roșel și la Fura." Pun supă la încălzit?" Da, desigur." Când se depărtă, megrem Soția dumitale nu are despre oamenii aceeași părere ca dumneata. Dacă aș asculta-o, m-aș grăbi să-l arestesc pe François Ricain." Cred că ați greșit. Vezi pe altcineva?" Vinovat? Nu. Unde era Francis atunci?" Aici, în altă parte, pretinde că a alergat în tot Parisul în căutarea lui Carus sau altuia care să-i poată împrumuta bani. Stai, mi-a vorbit de un club. Clubul Zero Pariez. Exact, pe lângă Strada Iacob. Carus se duce des pe acolo, ca și alți clienți de-ai mei. E unul dintre ultimele cluburi la modă. Asta se schimbă la fiecare 2-3 ani. Uneori țin și mai puțin, câteva luni doar. Nu era prima dată când François avea nevoie de bani sau când a alergat după una sau mai multe bilete de o mie. Pe Carus nu l-a găsit nicăieri. Presupun, presupun. A, atunci o fi fost la Enghien. Nora e o mare jucătoare, a, anul trecut la Can, a lăsat-o singură în cazino și când a venit soia, aș vându-se bijuteriile și pierduse tot. Încă o bere? N-ați prefera un porto vechi? Prefer o bere. Și tu, la poant? Un porto, Murmură acesta roșindu-se. Îmi dai voie să telefonez? În fum pe stânga, stați așa să vă dau fise. Lă -o, o mână de fise din casă și le dă lui Megre fără să le numere. Alo, biroul inspectorilor? Cine-i la aparat? Torrens? Nimic nou? N-am fost căutat? Moers? O să-l chem după ce termin cu tine. Ai primit vreun telefon de la Janvier? E tot la hotel Cignones. Tipul doarme? Bine. Da, da, bine. Te duci tu să-l schimbi? De acord, bătrâne. Noapte bună. Fii totuși cu ochii în patru. Dacă se trezește cine, știe ce idei mai trece prin cap. O clipă. Vrei să telefonezi la brigada fluvială? Mâine dimineața ar trebui să trimită scafandrii la podul Birhakeim ceva mai sus, la cel mult 40 de metri, o să găsească un pistol care a fost aruncat de pe mal. Da, spune că-i rog eu. Închise și fac apoi numărul laboratorului. Moers? Mi se pare că m-ai căutat. Ai găsit glontele în perete? Cum? Probabil un 635? Trimite la Gastin Renet. Poate că mâine să-i arătăm și o armă. Și amprentele? Bă, nu i Peste tot. Ale celor doi. Și ale altor diferite persoane. Bărbați și femei? Nu mă surprinde pentru că nu se făcea probabil prea descurățenie. Mulțumesc, Moers, pe mâine. François Ricain dormea epuizat într-o cămăruță de pe insula Saint Louis, în timp ce Megre se pregătea să mănânce o delicioasă șodre în restaurantul în care tânăra pereche se întâlnea deseori cu grupul din care făcea parte. Ieșind din cabină, nu își putea opri un surâs, văzând-o pe tânăra Fernand cum se trezise așa deodată, vorbind cu multă însuflețire cu Lapoant, care nu știa ce atitudine să ia. Capitolul 4 A fost o seară ciudată, plină de priviri piezișe, de șușoteli, un dute vino în spațiul restrâns al localului, prin lumina roz și prin mirosurile îmbietoare ale bucătăriei restaurantului Viopresoar. Lângă ușa de la intrare, Megre se instalase împreună cu poant într-un fel de nișă, unde era o măsuță de două persoane. E masa la care ședeau Ricain și Sofi când erau singuri," spusese Mandil. La point stătea cu spatele spre local și uneori, când comisarul îi semnala ceva interesant, întorcea capul cu toată discreția. Supa de pește era gustoasă și mergea cu un vinișor alb de șarent, pe care îl găsește rar în comerț, un vin sec și tare, din care se face coniac. Fostul cascador se purta ca o adevărată gazdă, primindu-și clienții ca pe niște invitați, salutându-i de la intrare. Glumea cu ei, săruta mâna doamnelor, îi conducea până la mese și le dădea lista de mâncare înainte să apară chelnerul. Apoi venea aproape de fiecare dată la masa lui Megre. Un arhitect cu soția. Vin în fiecare vineri, uneori cu băiatul lor care studiază dreptul. După arhitect, doi doctori cu soțiile la o masă de patru și ei obișnuiți ai localului. Unul dintre medici curând chemat la telefon și câteva minute mai târziu își lotrusa de la vestiar și se sculză față de tovară și săi. Machi, sculptorul, mânca singur în colțul lui, cu multă poftă, folosindu-se de degete mai des decât o cere bună cuvință. Era opt și jumătate când un tânăr brunet, cu figura bolnăvicioasă, intră și întinse mâna. Nu se așeză la aceeași masă, ci se duse să se instaleze pe o banchetă laterală și își puse în față un text tras la roneotip. Dramin, anunță bol, obișnuiește să lucreze mâncând. E ultimul lui scenariu pe care l-a mai refăcut de trei sau patru ori. Cea mai mare parte a clienților se cunoșteau cel puțin din vedere și se salutau discret de la distanță. După descrierile făcute, Megre îi recunoscu imediat pe Carus și, mai ales pe Nora, pe care cu greu puteai să nu o observi. În seara asta nu purta pantalon de lame, ci o roche atât de colantă, dintr-o țesătură aproape atât de transparentă ca și celofanul, încât părea goală. Din fața albită, ca cea unui pierot, nu se vedeau, ca să spunem așa decât ochii de tăciune, subliniați nu numai de negru și de verde, ci și de paiete care scânteiau în lumină. Silueta, privirea, gesturile ei aveau ceva fantomatic, contrastând și mai violent cu vitalitatea lui Carus, un bărbat voinic, bine făcut, cu o figură sănătoasă și surzătoare. În timp ce îl urma pe Bob către masa lor, dă mâna cu machii, apoi cu dramin și în sfârșit cu doctorul care rămăsese cu cele două femei. După ce se așeză și el la masă, Bob se aplecă să-i spună câteva cuvinte și privirea producătorului îl căută pe Megre, oprindu-se asupra lui cu multă curiozitate. S-ar fi putut crede că o să se scoale ca să se ducă să dea mâna și cu comisarul, dar început să cerceteze lista de mâncare care îi fusese strecurată în mână și să discute meniul cu Nora. Când Mandil reveni în colțul în care se afla Megre, acesta din urmă spuse mirat. Credeam că grupul se adună în jurul aceleiași mese?" Se întâmplă în unele seri fiecare la locul lui. În altele se adună toți la o cafea. Clienții se simt aici ca la ei acasă. Aproape că nici nu avem clienți ocazional și nici nu ținem la așa ceva. Au aflat toți? Au citit ziarele sau au, aflat știrea de la radio, bineînțeles. Și cam ce spun? Nimic, a fost o lovitură. Și prezența dumneavoastră trebuie că-i stingherește. Ce mai luați după șodre? Nevastă mă vă recomand o friptură de berbec, un presei la autentic. Ce zici la pant? atunci berbec pentru amândoi. Puțin bordoroșul la carafă. Prin perdele se vedeau luminile bulevardului, trecătorii care mergeau mai mult sau mai puțin repede, uneori câte o pereche înlănțuită, care se oprea din loc în loc să se îmbrățișeze sau să-și arunce priviri drăgăstoase. Dramin, așa cum spusese Bob, mânca parcurgând manuscrisul, scoțând uneori un creion din buzunar pentru vreo corectură. Dintre toți prietenii lui Ricain era singurul care nu părea să fie preocupat de polițiști. Purta niște haine de culoare închisă, de gata, o cravată oarecare. Îl puteai lua drept contabil sau casier de bancă. Carus se întreabă dacă să vină sau nu să-mi vorbească, zise Megre care observă perechea. Nu știu ce-l sfătuiește Nora din vârful buzelor, dar el nu e de acord cu ea. Megre își închipui acum, în alte seri, François Cain și Sophie intrau și își căutau din ochi prietenii, întrebându-se dacă vor fi invitați la o masă sau dacă aveau să mănânce singuri în colțul lor. Nu părea oare ca niște rude sărace? Vă gândi să vă ce să interogați șefule? Nu, chiar acum, după friptură. Era foarte cald. Doctorul care fusese chemat la căpătâiul unui bolnav se întorsese și putea ghici după gesturi că se plângea că a fost deranjat pe degeaba. Unde dispăruse Fernande, tânăra voinică, beată, care se cramponase de bar? Probabil că Bob se descotorosise de ea. Bob stătea acum de vorbă cu trei-patru clienți care luaseră locul fetei la bar, toți se tutuiau și păreau foarte veseli. Femeia fantomă îi dă sfaturi soțului ei. Într-adevăr, vorbind din vârful buzelor, fără să-l piardă din ochi pe megreu, îi tot dădea sfaturi lui Carus. Ce-l sfătuia? Carus, șovă e încă. Arde de nerăbdare să vină la noi, dar ea îl împiedică. Cred că mă voi duce eu la ei. Și Megreu, într-adevăr, se sculă greoi după ce șterse buzele cu șervetul și se strecură printre mese. Perechea îl privea cum înaintează. Nora cu nepăsare, Carus cu o vizibilă satisfacție. Nu vă deranjez? Producătorul se sculă, își terse și el buzele întinse mâna. Walter Carus, soția mea. Comisarul Megre. Știu, vă rog să luați loc. Pot să vă ofer o cupă de șampanie? Soția mea nu bea decât șampanie și nu spun că greșește. Joseph, o cupă pentru domnul comisar. Continuați-vă masa, vă rog. Inutil să vă spun că știu motivul pentru care vă aflați aici. Am aflat știrea de curând de la radio. Când am trecut pe la hotel să fac un duș și să mă schimb, îi cunoșteați bine pe soții Ricain? Destul de bine, aici ne cunoaștem toți. Ricain a lucrat, ca să zic așa, pentru mine, în sensul că băgasem niște bani în filmul la care a colaborat. Soția lui n-a jucat un în vreun film de-al dumneavoastră? A, ah, uitasem, era vorba mai curând de figurație. Se consacrase filmului? Nu în mod serios, nu cred. Majoritatea fetelor doresc la o anumită vârstă să se vadă pe ecran. Avea talent grea a avut impresia că nu ai face un semn lui Carus cu piciorul ca avertisment. O să vă mărturisesc că habar n-am. Cred chiar că nici nu i s-a făcut vreo probă de filmare. Dar Ricain, mă întrebați dacă are talent? Ce fel de om e din punct de vedere profesional? Ce ai răspunde tu, Nora? Aceasta trântirece rece. Nimic! Răspunsul păru o necuvință, astfel încât Carus se grăbi să explice. Nu vă mirați, Nora e puțin mediu, mare, are un fel de fluid care o pune imediat în contact cu anumiți oameni și care cu alții acționează în chip contrar. Credeți-mă dacă vreți, dar acest fluid, că al cuvânt nu găsesc, mi-a adus deseori servicii în afaceri ca de exemplu la bursă. Pe sub masă piciorul lucra din nou. Cu Francis contactul nu s-a stabilit niciodată. Eu personal îl consider inteligent, dotat și aș paria fără rezerve că va face o carieră frumoasă. Luați-l de exemplu pe Dramin, cufundat acolo într-un scenariu. E un băiat serios care își face treaba că se poate de curățel. Am citit câteva dialoguri excelente scrise de el. Totuși, doar dacă nu mă înșel întru totul, nu va deveni niciodată un mare regizor. Are nevoie de cineva, nu numai să-l conducă, dar să-i dea acea scânteie care nu poate să lipsească. Era încântat de cuvântul pe care îl găsise. Scânteia, Iată ce lipsește mai totdeauna și care e esențialul atât în cinema cât și la televiziune. Sute de specialiști îți furnizează lucruri corecte, o poveste bine construită, un dialog impecabil. Numai că aproape întotdeauna lipsindu-le acel ceva, rezultatul e plat și cenușiu. Scântei, am înțelegeți? Ei bine, nu poți conta pe Francis să-ți dea ceva trainic. Ideile lui sunt deseori stranii. Mi-a prezentat nu știu câte proiecte care ar fi ajuns să mă ruineze. În schimb, din când în când, are cât o scânteie. În ce domeniu? care să-și frecă nasul într-un mod comic. Asta e chestia, vorbiți ca și Nora. Într-o seară după cine vorbește în așa fel și cu atâta convingere și căldură, încât ajungi să crezi că ai de-a face cu un geniu. Chit ca doua zi dimineața îți dai seama că ceea ce a spus nu stă în picioare. E tânăr, cu timpul asta se aranjează. Acum lucrează pentru dumneavoastră? În afară de articolele de critică care sunt remarcabile, deși ei puțin cam necruțătoare, nu lucrează pentru nimeni. Clau cotește de proiecte, pregătește mai multe filme deodată fără să termine vreunul. Și vă cere avansuri? Pe suma să picioarele și continuau dialogul în tăcere. Vedeți, domnule comisar, meseria noastră nu e o meserie ca celelalte. Suntem mereu în căutare de talente, atât în ceea ce privește artiștii, cât și scenariștii și realizatorii. De asta nu face să iei un regizor cunoscut care o să-ți repete la nesfârșit același film. Că despre vedete, important e să găsești chipuri noi. Așa că suntem obligați să mizăm pe un anumit număr de tineri care promit. Să nu mizăm exagerat că ne-am ruina foarte repede. Cât o mie de franci pe aici, pe colo? o probă, o încurajare. Într-un cuvânt, dacă îi împrumutați destul de ușor banii lui Ericain, înseamnă că spera să scoateți ceva din ei într-o zi. Fără să fiu prea convins. Și Sofie? Dar nu mă ocupam de cariera ei. Spera să ajungă vedetă? Nu mă face să vă spun mai mult decât v-am spus. Era întotdeauna însoțită de bărbatul ei și nu vorbea prea mult. Cred că era timidă. Un surâs ironic a pe buzele palide ale Norei. Soția mea e de altă părere decât mine, și cum eu am mai multă încredere în judecata ei decât în a mea, nu dați prea multă importanță celor ce vă spun. Care erau relațiile dintre Francis și Sophie? Ce vreți să spuneți? Se prefacea a fi uimit. Păreau foarte uniți, rar erau văzuți unul fără altul și nu mi-amintesc să se fi certat în fața mea. Pe buzele Norei, surâsul redeveni enigmatic. Poate că era puțin cam nerăbdătoare. În ce sens? El credea în steaua lui în viitor, într-un viitor pe care îl vedea străluci și foarte apropiat. Presupun că atunci când l-a luat și-a închipuit că va fi curând soția unui bărbat celebru. Celebru și bogat. Ori după mai mult de trei ani tregea un cămuț adecuadă. N-avea nici ce să pună pe ea. Îi reproșa acest lucru. După câte știu, nu în fața altora. Avea amanți? Nora se întoarce spre Carus, având aerul că așteaptă cu multă curiozitate răspunsul. Îmi puneți o întrebare care... De ce nu spui adevărul? Pentru prima dată Nora nu se mai mulțumi să facă semne pe sumață și început să vorbească. Soția mea face aluzie la un incident lipsit de importanță și Nora tăioasă. Depinde pentru cine. Într-o seară, când băuse mai mult, unde se petrecea asta? La Rafael plecasem de aici, Machi era cu noi și Dramin, mai era și un fotograf, Hughie, care lucrează pentru o agenție de publicitate. Cred că Bob ne-a însoțit. La hotel am comandat să ne aducă sus șampanie și whisky. Mai târziu m-am dus în baie și a trebuit să trec prin dormitorul nostru, unde nu erau aprinse de călămpile de pe noptiere. Am găsit-o pe Sofie întinsă pe pat. Crezând că se simte rău, m-am aplecat. Surusul Norei era din ce în ce mai sarcastic. Plângea. Cu foarte mare greutate i-am putut smulge câteva cuvinte. Mi-a mărturisit cât e de descurajată și că dorește să-și pună capăt zilelor. Și cum v-am găsit pe amândoi? Am luat o mecanică în brațe. E adevărat că atunci când vrei să consolezi o puștancă. V-am întrebat dacă avea amanți. Nu m-am gândit în mod special la dumneavoastră. A pozat goală pentru machi, dar sunt convinsă că machi nu s-ar atinge de soția unui prieten. Ricain era gelos? Nu ceresc prea mult, domnule Megre, în sănătatea dumneavoastră. Depinde ce înțelegeți prin gelozie. N-ar fi vrut să-și piardă influența asupra ei sau să vadă că un alt bărbat capătă în ochii ei mai multă importanță decât el. În sensul ăsta era gelos și pe prietenii lui. Dacă, de exemplu, îl invităm pe Dramin să ia cafeaua la masa noastră fără să-l invici și pe el, era supărat pe mine o săptămână. Cred că înțeleg. N-ați luat desertul? Nu iau aproape niciodată. Nici Nora. Bob, ce-mi recomanzi ca desert? Plătite cu lichior de cireșe amare? Caru să și privi comic stomacul și pântecul rotunjit. Ceva în plus sau ceva în minus. De acord cu clătitele. Două, trei clătite. Mai curând cu armaniac decât cu lichior de cireșa mare. În acest timp, bietul la poan se frământa la masa lui cu spatele spre local. Machi se scobea în dins cu un chibrit, întrebându-se fără îndoială dacă îi va veni rândul să-l vadă pe comisar, așezându-se în fața lui. Masa doctorilor era cea mai veselă și una dintre femei chicotea strident din când în când, fapt care o făcea pe Nora să tresară. Roz își părăsi pentru un timp cratițele ca să dea o raită pe la mese, ștergându-și mâna de șorț înainte de a o întinde. Și ea, ca și medicii, era într-o bună dispoziție pe care moartea Sofiei nu tunecase Ei, Walter, puși la mă bătrână, cum se face că nu te-a mai văzut de miercuri? A trebuit să iau avionul de Frankfurt ca să mă văd cu un asociat și de acolo am zburat la Londra. La ai însoțit Nu de data asta că aveam o probă. Nu ți-e frică să-l lași să călătorească singur?" Se depărtă râzând ca să se oprească la altă masă, apoi la alta. Bob a plecat peste o măsuță, de a foc la clătite. Am înțeles de ce va căuta Ricain în zadar o parte din noapte. De ce mă căuta? Domnul comisar mi-a spus o mai adineauri, avea urgentă nevoie de 2000 de franci. Miercuri a venit aici și a întrebat de dumneavoastră. Am plecat cu avionul de cinci. A revenit de două ori, ar fi vrut să i împrumut eu banii, dar pentru mine suma era prea mare. S-a dus înapoi la club. De ce avea nevoie de 2000 de franci? La amenința se proprietarul că de afară. Caru se întoarse către comisar. E adevărat? Asta e ce mi-a spus el. L-ați arestat? Nu. De ce? Nu știu. Într-adevăr, întrebarea mea e idiotă. Credeți că ar fi putut să o ucidă pe Sofie? Picioarele? Din nou, picioarele. Puteai să le urmărești literalmente conversația pe masă în timp ce chipul norii rămânea impasibil. Nu-l văd în stare să ucidă ceva. De ce armă s-a folosit? Ziarele nu spun nimic. Radioul nici atât un pistol automat. Probabil că Francis n-a avut niciodată vreo armă de foc. Ba da, interveni vocea năbușită și precisă a Norei. Ai văzut-o! În noaptea aia la el acasă ți-a fost chiar frică. Bă, se mult. Ne-a povestit o scenă de hold -up. a pus o mâna Sofiei pe capul lui și a început să ne amenințe cu pistolul, poruncindu-ne să ne lipim de perete cu mâinile în sus. Toată lumea l-a ascultat în glumă. Tu ai fost singurul căruia a fost frică și care a întrebat dacă arma e încărcată. Ai dreptate, îmi reamintesc, n-am dat importanță faptului. Băusem și obinișor, Până la urmă a pus arma în sertarul scrinului. Cine era de față? Întrebă Megre. Tot grupul, Machi, Dramin, Pocion. Dramin era cu una pe care n-au mai văzut și de care nici nu mai amintesc. Se simțea rău și a stat aproape o oră la toaletă. Era și Jacques. Da, cu noua sa prietenă care e deja însărcinată. Știe cineva că anul trecut probabil și Sofia a fost însărcinată? De ce s-a întors Nora brus spre Acesta o privi surprins. Tu ai știut? Nu, dacă a făcut un copil... Nu l-a făcut, preciză comisarul. L-a eliminat în luna a treia sau a patra. Nu s-a observat. M-a în colțul lui ca pentru a chema la ordine pe Megre. Trecuse câtva timp de când terminase de mâncat și-și pierduse răbdarea. Domnule comisar, noi v-am spus tot ce știm. Dacă aveți nevoie de mine, treceți pe la biroul meu. Îi făcu oare comisarului cu ochiul întinzându-i o carte de vizită pe care o scoseze din portofel. Megre a avut impresia că producătorul ar mai avea multe de spus, dar că prezența norei îl stingherește. Reinstalat la locul lui, Megre își umplu în sfârșit o pipă, în timp ce la poantă la amenința cu un ușor surâs. Și o e încă, dar nu va întârzia să se scoale. Vorbea de machi. Neputând privi restul localului, deoarece stătea cu spatele, inspectorul își petrecuse timpul observându-l pe sculptor singurul care se afla în raza lui vizuală. A început când v-ați așezat la masa lui Carus și a încrețit sprâncenele alea groase și -a apoi a dat din numeri. Avea în față o carafă cu vie roșu, a golit-o în mai puțin de cinci minute și a făcut semn chelnerului să-i mai aducă una. Nu scăpa din vedere niciun gest al dumneavoastră și nicio atitudine. S-ar fi zis că vrea să citească cuvintele de pe buzele fiecăruia. Curând a început să-și pierdă răbdarea. La un moment dat l-a chemat pe patron și a șoptit ceva. Amândoi se uitau spre dumneavoastră. Apoi s-a sculat pe jumătate după ce s-a uitat la ceas. Am crezut că o să plece, dar a comandat un armaniac pe care i-l-a adus într-un păhărus pentru degustare. Vine? La poant nu se înșela. Machi, jignit fără îndoială că nu-l văzuse pe Megre deranjându-se, se hotărâse să vină la el. O clipă rămase în picioare, o siluetă uriașă în fața celor doi bărbați. Iertați-mă, murmură Machi, ducând mâna spre tâmplă ca pentru un vag salut. Voi să vă anunț că plec. Megreu și-a prinse pipa pufăind încet. Luați loc, domnule Machi. E adevăratul dumneavoastră nume? Așezându-se greoi, omul mormăi. Bineînțeles că nu, mă numesc Lechior. Nu e un nume de sculptor, nimeni nu m-ar fi luat în serios. Știați că să doream să vă vorbesc? Desigur, de vreme ce și eu sunt unul dintre prietenii lui Francis. De unde ați aflat știrea? Când am sosit aici, nu citisem ziarele de seară și nu ascult niciodată radioul. A fost o lovitură? Îl plâng pe Francis, nu pe Sophie. Nu era beat, dar avea obraji îmbujorați, ochii străluceau, gesturile erau prea apăsate. Sofie era o curvă. Îi privi pe rând cu un aer provocator, ca și cum nu admita să fie contrazis. Ce va povesti monsieur, ca Carus? Pronunță pe un ton ironic cuvântul Monsieur în genul clovnilor. Nu știe nimic, bineînțeles, dar dumneavoastră, cam ce ați vrea să știu? Când i-ați văzut pe soții ca în ultima doară?" Pe el miercuri. Singur? Da, la ce oră? La zece și jumătate a vorbit cu mine înainte de a se duce să-l caute pe Bob. Termina semcina și îmi degustam armaniacul. Ce v-a spus? M-a întrebat dacă știu unde îl poate găsi pe Carus. Trebuie să vă spun că și eu lucrez pentru acest domn. Mă rog, mai mult sau mai puțin. Avea nevoie de o machetă pentru un film de duzină, un film de groază și i-am dat ceva clasa întâi. V-a plătit? Jumătate din prețul stabilit. Aștept jumătatea cealaltă. Francis v-a spus că vrea să-l vadă pe Carus. Știți prea bine că avea nevoie de 2000 de franci, eu nu-i aveam. I-am oferit un păhărut și a plecat. Nu l-ați mai văzut de atunci? Nici pe el și nici pe ea. Nora ce v-a spus? Nu mare lucru. Pare că nu înghițea pe Sofie. Nu a înghițit niciodată pe nimeni, nu-i de mirare care arată ca o scândură. Iertați-mă, am făcut o glumă cam proastă. Nu prea o înghit, nici pe el cu tot surâsul și strângerile lui de mână. La prima vedere nu se potrivesc deloc, el nu mai miere, ea nu mai aguridă, dar de fapt sunt o apă. Când dau de cineva care le poate fi de folos, îl stor ca pe o lămâie până la ultima picătură și apoi a zvârlă coaja. Așa s-a întâmplat cu dumneavoastră. Ce v-a îndrugat despre Francis? Carus dă impresia că l-ar prețui foarte mult. Și ea să n-audă de el. V-au vorbit despre Sofie? Mi-au spus o poveste dintr-un dormitor într-o noapte când la Rafael băuse toată lumea. Eram și eu acolo. Se pare că nu s-a întâmplat nimic între Carus și Sofie. Ei, nu zău! I-ați văzut? A trecut de două ori prin cameră să merg la toaletă fără ca ei să-și dea seama. A încercat și cu mine. Voia să-mi servească de model pentru o sculptură. Mie care sunt un abstracționist. În la urmă m-a acceptat ca să scap de ea. Ați fost amantul ei? A trebuit să mă culc cu ea din politețe. Mi-ar fi purtat pică dacă n-aș fi făcut-o. Nu, no, sunt prea mândru de asta din cauza lui Francis, da? Nu merita sensoare cu o Și dumneavoastră va vorbi despre gândurile ei de sinucidere? Ia să se sinucidă mai întâi că atunci când o femeie vorbește despre așa ceva, ești sigur că nu o să o facă niciodată. Juca teatru cu toată lumea, cu fiecare alt rol. Francis știa? Megre spusese și el Francis de parcă ar fi devenit încetul cu încetul mai intim cu Ricain. Dacă vreți părerea mea, bănuia, închidea ochii, dar turba. O iubea oare cu adevărat sub momente în care mă întreb. Se prefăcea. Își luase răspunderea ei și nu vroia să o lase să se ducă de râpă îl convinsese, cred că se sinucide dacă o părăsește. Credeți că are talent? Mai mult decât talent. Dintre noi toți el e singurul care o să facă ceva mai deosebit. Eu nu sunt prost în meseria mea, dar îmi cunosc puterile. El, în ziua în care... Vă mulțumesc, domnule Machi. Se spune pur și simplu Machi. E un nume care nu merge cu domnule. Bună seara, Machi. Bună seara, domnule comisar. Însu, cred că e unul dintre inspectorii dumneavoastră, nu? Bună seara și dumitale. Se îndepărtă cu mers greoi după ce îl salută întreagăt pe Bob. Megre se șterse de sudoare. A mai rămas unul, Dramin, care stă cu nasul vârât în scenariu, dar pentru asta seară mi ajunge. Îl căută din ochi pe Kellner și ceru plata. Mândil veni în grabă. Îngăduiți-mi să, îngăduiți să vă socotesc pe amândoi invitații mei. Imposibil, suspină Megre. O să acceptați măcar un armaniac vechi, fură nevoie să primească. Ați scăpătat informațiile pe care le doreați. Încep să mă lămuresc în legătură cu grupul ăsta. Nu sunt toți aici, atmosfera se schimbă de la o zi la alta. În unele serie foarte veselă, chiar dezlănțuită. Cu Gerard n-ați vorbit. Arătă spre Dramin, care cu scenariul în mână se îndrepta spre ușă. Ei, Gerard, ți-l prezint pe comisarul Megre și pe unul din inspectorii săi. Bei un pahar cu noi? Foarte mi-o, purta ochelari groși și mergea cu capul a plecat înainte. Încântat, vă rog să mă scuzați. Nu, nu, am ceva determinat. Apropo, Francis a fost arestat? Nu. De ce? Nu știu. Scuzați-mă. Își luă din cuier și deschise ușa îndepărtându-se pe trotuar. Nu vă se închisiți. Întotdeauna e așa. Cred că pozează un fel de așa da importanță. Face pe distratul, pe singuraticul. Poate că îi e necaz că n asta de vorbă cu el. Aș paria că n-a citit un rând toată seara. În sănătatea dumneavoastră, murmură Megre, cât mă privește, de-abia aștept să mă bag în pat. Trecut totuși împreună cu Lapoan prin strada St. Charles, bătu ușor la ușa garsonierei. Lurti veni să le deschidă. Îi scoase haina, părul ei era răvășit, dormise în fotoliu. Camera nu era luminată decât de o veioză și încă mai dăinuia mirosul de dezinfectant. N-a venit nimeni? Doi ziariști, nu le-am spus nimic, i-am sfătuit doar să se adreseze la chei. Niciun telefon? A sunat de două ori. Cine? Nu știu, am auzit soneria. Am ridicat receptorul, am strigat, alo, am auzit o respirație la celălalt capăt al firului, dar n-a vorbit nimeni și a închis imediat. De fiecare dată? De fiecare dată. Cam pe la ce oră? Prima dată pe la 8 și 10, a doua oră acum câteva clipe. Câteva minute mai târziu, me gremoță în mica mașină neagră care îl ducea acasă. Sunt frând de oboseală. Îi mărturisi el soției, începând să se dezbrace. Sper că ai cina bine. Prea bine, trebuie să te invi la restaurantul ăsta. Eu ținut de o fostă cântăreață de vodevil care s-a apucat de bucătărie. Prepar o supă de pește nemai pomenit de bună. Mâine, la ce oră? La șapte. Așa de vreme? Într-adevăr, foarte de vreme, parcă deodată, pe nesimțite, se făcuse ora șapte. Megre avea impresia că nici nu a bine, că și simțise mirosul cafelei și pe soția sa atingându-l pe umăr înainte de a trage perdelele. Soarele era luminos și călduț. Era minunat să deschizi fereastra de când scol și s-au șciripind vrăbiile. Nu prea cred că viați la prânz. Probabil că nu o să am timp să mă întorc la dejun. E o poveste ciudată cu oameni ciudați. Sunt în plin film și, ca în filme, totul a început printr-un gag, prin furtul portofelului meu. Crezi că el a omorât-o? Doamnei mei, gre, care nu cunoștea afacerea decât din ziar și de la radio, îi părui imediat rău că pusese o atare întrebare. Te rog să mă ierți. În orice caz mi-ar fi foarte greu să-ți răspund ți ai par de siul? Nu, timpul e ca ieri și ieri nu mi-a fost frig, nici chiar când m-am întors acasă azi noapte. Nu aștepta autobuzul, lua un taxi și ceru să-l ducă în insula Saint Louis. În fața hotelului Cigonies era un bistro a cărui teșghea era înconjurată de grămezi de lemne și de saci cu cărbuni. Torans, cu fața muiată de oboseală, tocmai bea o cafea când sosi comisarul. Cum a fost noaptea? Ca toate gărzile. Nu s-a întâmplat nimic în afară de faptul că acum știu la ce oră stinge fiecare lumina. Trebuie să fie care va bolnav la etajul 4 în dreapta, pentru că fereastra a rămas luminată până azi dimineață la 6. Ricain al dumneavoastră n-a ieșit. S-au întors niște locatari. Un taxi a adus o pereche de călători. Un câine s-a ținut aproape toată noaptea după mine. asta e tot. Poți să te duci la culcare. Și raportul îl faci mâine. Intră în hotel. Îl cunoștea pe patron de aproape 30 de ani. Era un hotel modest care nu primea decât pe obișnuiții casei, mai toți din partea de est a țării, căci patronul era al sacian. Locatarul meu s-a trezit. A sunat acum vreo 10 minute ca să întrebe dacă îi se poate duce o ceașcă de cafea și cornuri. I-au fost duse. Ce-a mâncat aseară? Nimic, probabil că a dormit imediat, căci atunci când i s-a bătut în ușă pe la ora șapte, n-a răspuns. Cine? Un martor important? Un suspect? Nu exista ascensor. Megre urcă cele patru etaje pe jos, ajunse la palier suflând greu și rămase un moment nemișcat înainte de a bate la camera numărul 43. Cinei? Megre. Intrați! Împingând tava pe cuvertură, Francis se îndreptă în pat cu pieptul gol și slab, cu fața năpădită de o barbă albăstruie, cu ochii sticloși ca de febră. Mai ținea încă în mână un corn. Vă rog să mă iertați că nu mă dau jos din pada, n-am pijama. Ai dormit bine? Ca mort! Am dormit așa de adânc că mi-e capul încă greu. Cât e ceasul? Opt și un sfert. Camera mică și prost mobilată dădea spre curte și spre acoperișuri. Prin fereastra întredeschisă se auzeau voci de la casele vecine, strigăte de copii în curtea unei școli din apropiere. Ați descoperit ceva? Am luat masa la viu presoar. Ricain îl privea cu o privire sfredelitoare, gata să se apere și se simțea că bănuie pe toată lumea că îi spune minciuni. Erau acolo? Erau soții Carus. Ce v-au spus? El jură că ești un fel de geniu. Presupun că Nora a avut grijă să afirme că nu sunt decât un imbecil. Cam așa ceva. Fără îndoială că ea te iubește mai puțin decât el. Pe Sofiu o iubea și mai puțin. Era și machia acolo. Beat, către sfârșit, doar începuse să se clatine. E un băiat bun. Și el e sigur că o să ajungi cineva. Înseamnă că acum nu sunt nimic. Nu-și terminase cornul. S-ar fi zis că sosirea lui Megrei se pofta de mâncare. Ei ce credeți despre cele întâmplate? Că eu am omorât-o pe Sofie? La drept vorbind, nimeni nu te crede vinovat. Unii și închipuie totuși că poliția are o altă părere și fiecare m-a întrebat dacă te-am arestat. Ce le-a spus? Adevărul. Adică că ești liber. Credeți că asta e într-adevăr realitatea? Ce fac eu aici? Vă rog să recunoașteți că a spus un om de pază toată noaptea în fața hotelului. L-ai văzut? Nu, dar știu cum se petrec lucrurile astea și acum ce o să faceți cu mine? Negreș punea și el aceeași întrebare. Nu voia să-l lase pe Ricain să umble liber prin Paris, dar pe de altă parte, nu avea suficiente motive să-l aresteze. Mai întâi, am să-ți cer să mă urmez la chede zorfevră. Iar? O să am poate să spun câteva întrebări. Până atunci, scafandrii din brigada fluvială poate că au și găsit pistolul dumitale. Călgăse sau nu? Ce mai poate să se schimbe? Ai o mașină de barbier și să pun. E un duș în fundul coridorului. Te aștept jos sau afară. Începea o nouă zi, la fel de luminoasă, la fel de blândă ca cea de ieri și de la ieri, dar era prea devreme ca să se știe ce o să mai aducă. François Ricain îl intriga pe comisar și părerile pe care le auzise în ajun îl făceau destul de interesant. Era în orice caz un băiat mai deosebit și Carus fusese impresionat de posibilitățile sale. Dar nu cumva Carus se entuziasma ori de câte ori se prezenta un artist, chit că nu-i mai păsa de el câteva luni sau câteva săptămâni după aceea? Ar trebui ca Megre să se ducă să-l vadă la biroul său, unde producătorul îi dăduse o enigmatică întâlnire. Avea ceva să-i spună, ceva despre care nu voia să vorbească în fața norei. Aceasta o simțise. Comisarul se întreba dacă producătorul va fi în strada Basano în dimineața aceea și dacă amanta lui nu l va împiedica să meargă acolo. Nu făcuse până acum decât să atingă întreagă tomică lume asemenea altor câteva zeci de mii din Paris, formată din prieteni, din rude, din colegi, din amanți și amante, din obișnuiții unei cafenele sau ai unui restaurant, lumii mici care se formează, se adună pentru un moment și se risipesc apoi, ca să formeze alte lumi mici, mai mult sau mai puțin omogene. Cum se numea oare fotograful care fusese căsătorit de două ori, care avea copii de la ambele neveste și care-i mai făcuse unul noi sale concubine? confunda încă numele și locul fiecăruia. Numai că Sofie fusese omorâtă de un obișnuit al casei sau se sinucisese. Altfel, n-ar fi deschis ușa. Sau poate că asasinul avea o okay. cheie. Se plimba pe trotuar în sus și în jos, așa cum făcuse în toată noaptea. Dar el avea norocul să se plimbe la soare. Strada forfotea de gospodine care se întorceau să se uite la acest domn, ce se ducea și se întorcea cu mâinile la spate ca un dascăl în curtea unei școli. Da, mai avea să-i pună încă multe întrebări lui Francis și, fără îndoială, ca și în ajun, va avea în fața lui un animal sperios care o să se cabreze și o să se calmeze, rând pe rând, neîncrezător, nerăbdător, gata să zvârle din copite. Sunt la dispoziția dumneavoastră. Megre arătă spre bistroul vânzătorului de cărbuni. Nu vrei să bei ceva? Nu, mulțumesc. Păcat. Pentru că lui Megrei ar fi făcut plăcere să-și înceapă ziua asta de primăvară cu un vinișor alb. Capitolul 5 Era un moment greu de trecut, ca în aproape toate anchetele Megre cunoștea această etapă, mai mult sau mai puțin lungă, de incertitudini, în timpul căreia, așa cum spuneau pe șoptite colaboratorii săi, avea aerul cărumegă. În timpul primei etape, adică atunci când se găsea deodată față în față cu un mediu nou, cu oameni despre care nu știa nimic, s-ar fi zis că aspiră în mod mecanic toată viața care îl înconjoară, umflându-se ca un burete. O făcuse în ajun la viopresoar, memoria lui înregistrând inconștient cele mai mici amănunte ale atmosferei, gesturile, schimbările de fizionomie ale fiecăruia. Dacă nu s-ar fi simțit obosit, s-ar fi dus mai încolo la clubul Zero, pe care îl frecventau unul dintre, unui dintre membrii micului grup. Până acum absorbise multe impresii, o pusderie de imagini, de fraze rostite, de cuvinte mai mult sau mai puțin importante, de priviri pe care le surprinsese, dar nu știau încă la ce o să-i servească. Cei care îl cunoșteau știau că e mai bine să nu-i pună întrebări sau să-l privească cu ochii scoditori, că și devenea les nemorocănos. Așa cum se aștepta, o notă pe biroul său îl anunța să-l cheme pe judecătorul Camus la telefon. Alo, aici Megre, Lucrase rare ori cu acest magistrat pe care nu-l clasa nici printre pisălogi, nici printre cei care, cu prudență, îi lasă timp poliției să-și facă meseria. Am rugat să mă chemați pentru că am primit un telefon de la procuror. E nerăbdător să știe unde a ajuns ancheta. Comisarul era gata să răspundă. Nicăieri. Lucru care, de fapt, era adevărat. O crimă nu pune o problemă de algebră. Pune în joc ființe umane despre care nu se știa nimic în ajun, care nu erau decât niște trecători ca toți ceilalți. Și, deodată, fiecare din gesturile lor, fiecare cuvânt al lor capătă importanță și existența lor e cercetată cu deamănuntul. Cercetările continuă, preferă el să murmure. E probabil că într-o oră sau două să pune mâna pe arma care a fost folosită. Scafandri o caută pe fundul senei. Ce-ați făcut cu soțul? E aici, la ghețărie. Se opri că era o expresie pe care nu puteau să o înțeleagă decât inspectorii din brigada lui, când nu știau ce trebuie făcut cu un martor pe care doreau totuși să-l aibă sub control, când aveau de face cu un suspect, nesigur încă, îl duceau la ghețărie. Când îl băgau în sala de așteptare cu glazvanduri, care dădea spre coridorul cel lung, îi spuneau, așteptați mai aici doar un minut. Se aflau acolo în permanență oameni care așteptau, femei nervoase, unele care plângeau și ștergeau ochii cu Batista, Tinerei care se străduiau să-și păstreze o atitudine încrezătoare, oameni cum se cade uneori care priveau răbdători pereții vopsiți în verde deschis, întrebându-se dacă nu cumva s au uitat de existența lor. O oră sau două înghețării ei erau adeseori de ajuns ca să-i facă pe oameni vorbăreți. Martori, foarte hotărâți să nu spună nimic, deveneau foarte maleabili. Se întâmpla să fie uitați peste o jumătate de zi pândeau ușa, se ridicau pe jumătate ori de câte ori se apropia aprodul, sperând că le venise în sfârșit rândul. Îi vedeau pe inspector plecând la ora prânzului, își luau inima în dins și se duceau să-l întrebe pe Joseph. Sunteți sigur că domnul comisar știe că sunt aici? E tot în ședință." În lipsă de altceva, Megrel duse să perica în înghețărie, traduse termenul pe înțelesul judecătorului de instrucție. E în sala de așteptare. O să-l interoghez din nou de-îndată ce voi avea noi informații. Ce părere aveți? E vinovat?" Iar o întrebare pe care magistratul n-ar fi pus-o dacă ar fi lucrat mai multă vreme cu Megre. N-am nicio părere. Era adevărul. Aștepta cât mai mult posibil înainte de a-și forma o părere și nici măcar atunci nu și-o forma, își păstra mintea liberă până în clipa în care un fapt îi se impunea ca evident sau până când interlocutorul său ceda. Credeți că o să dureze mult? Nădăjduiesc că nu. S-a îndepărtat ipoteza unei crime din bestialitate? De parcă nu toate crimele sunt bestiale. Nu se vorbea aceeași limbă la Palatul de Justiție și la Poliția Judiciară, oamenii nu își făceau aceeași imagine despre un același individ. Era foarte greu de admis că un necunoscut, în căutare de bani, să se fi prezentat, după ora 10 seara, în strada Saint Charles și că Sofie Ricain, care se pregătea de culcare, să-l fi introdus fără teamă în garsonieră. Sau poate că asasinul ei avea o okay, cheie, sau poate că era o persoană pe care ea o cunoștea, în care avea încredere mai ales că asasinul trebuie să fie deschis în prezența ei, sertarul comodei, ca să ia revolverul. Fiți amabil să mă țineți la curent. Nu mă lăsați prea mult timp fără vești. Parchetul e nerăbdător. Da, desigur. Parchetul e totdeauna nerăbdător. Niște domni care trăiesc confortabil în birourile lor și care nu privesc criminalitatea decât din punctul de vedere al textelor lor juridice și al statisticilor. Un telefon de la cabinetul ministrului îi face să tremure. Cum? N-a fost încă nimeni arestat? Ministerul era să de nerăbdarea ziarelor pentru care afacerea rentabilă, crima frumoasă, e cea care le aduce în fiecare zi o altă noutate spectaculară. Dacă cititorul e lăsat prea mult în așteptare, uită de afacere. Cui pe cui se scoate. Și uite așa se pierd titluri frumoase din prima pagină. De acord, domnule judecător. Da, domnule judecător. Am să vă chem, domnule judecător. grei făcut cu ochiul lui Janvier. Du-te din când în când pe culoar și vezi cum se comportă. E tipul de om care ori face o criză de nervi, ori se puștește la mine în birou. Citi totuși scrisorile care ei erau adresate, se duse la raport unde își întâlni colegii și unde se discuta fără patimă despre cele câteva afaceri în curs. Nimic nou, Megre, nimic nou, domnule director. Aici nu se insistă. Erau între oameni de meserie. Când comisarul se reîntoarse în birou, puțin înainte de ora 10, fu chemat de brigada fluvială. Ați găsit armă? Din fericire, curentul e destul de slab zilele astea și Sena a fost dragată în locul acela chiar toamna trecută. Oamenii mei au găsit aproape imediat la 40 de metri de pod în susul apei și la vreo 10 metri de malul stâng un automa 635 de fabricație belgiană. Mai sunt încă 5 cartușe în încărcător. Vreți să-l trimiteți la Gastin Renet? Apoi către Janvier. Te ocupi de asta, da? Există și glontele. Am înțeles. Megre era gata să telefoneze în strada Basano, dar hotără să nu-și anunțe sosirea și se îndreptă spre scara mare, evitând să se întoarcă spre sala de așteptare. Plecarea sa nu putea să-i scape lui Ricain, care se întreba probabil unde se duce. Se întâlni pe drum cu tânărul la poant, care sosea și în loc să ia un taxi, așa cum avusese de gând, îl rugă pe acesta să-l însoțească până la imobilul în care și avea carus birourile. Se uită în liniște la plăcile de aramă de sub bolta de la intrare, remarcând că aproape la fiecare etaj se afla câte o întreprindere de filme. Societatea care îl interesa se numea Carosoc, sediul ei social se găsea la mezanin. Merg cu dumneavoastră? Prefer. Nu era numai metoda sa, dar așa era și recomandată în regulamentul ofițerilor din Poliția Judiciară. O intrare destul de întunecoasă, a carei singură fereastră dădea spre o curte unde un șofer lustruia de zor un Rolls, o dactilografă roșcată în fața unei centrale telefonice. Domnul Carus, vă rog, nu știu dacă a sosit. Ca și cum mai fi putut intra în birouri fără să treci prin fața ei. Din partea cui vi s-a fixat o anumită oră? Comisarul Megre. Ea se ridică, voi să-l conducă spre anticameră să-i pun acum pe ei în ghețărie. Mulțumesc, că o să așteptăm aici. Era evident că treaba asta nu-i plăcu și în loc să-și cheme șeful la telefon deschis o ușă capitonată, în spatele căreia rămase câteva minute. Nu apăruia prima, ci carus în persoană într-un costum gri deschis, ras proaspăt, răspândind un miros de lavandă. Se vedea că de-abia ieșise de la frizer și fără îndoială că îi se făcuse și un masaj facial. Era tipul de om care petrece cel puțin o jumătate de oră în fiecare dimineață în fotolul frizeriei. Ce mai faceți, scumpe prietene?" Întins o mână cordială scumpului prieten pe care nu-l cunoscuse decât în ajun, după ora șase. Intrați, vă rog, poftim și dumneata tinere!" Presupun că e unul dintre colaboratorii dumneavoastră. Inspectorul la poant. Mulțumesc, domnișoară, nu sunt aici pentru nimeni și nu primez niciun telefon decât dacă mă cheamă de la New York, explică suruzând. ce să fiu întrerupt de telefoane. Avea totuși pe birou numai puțin de trei aparate de telefon. Camera era mare, pereții erau capitonați cu piele bej, ca și fotoliile, pe jos o mochetă groasă de un maro plăcut. Cât privește imensul birou din lemn de palisandru, era atât de încărcat de dosare, încât ar fi avut ce lucra o duzină de secretare. Luați loc, vă rog, ce pot să vă ofer? Se îndreptă spre o mobilă joasă care se dovedia a fi un bar destul de măricel. E poate prea puțin cam de vreme pentru băutură, dar am aflat că sunteți amator de bere. Și eu sunt. Am o bere excelentă, pe care am adus-o direct de la München. Era mult mai degajată decât în ajun, poate pentru că nu mai trebuia să se ocupe de reacțiile norei. Iar m-ați luat pe nepregătite, ducându-mă să iau masă la vechiul meu prieten Bob, așa cum fac de oseori, nu mă așteptam să vă întâlnesc. Luase mai înainte două sau trei whisky la care s-a mai adăugat șampania. Nu eram beat. Nu sunt niciodată. Nu mai păstrez totuși în dimineața asta decât o amintire destul de vagă asupra anumitor amănunte din conversația noastră. Soția mea mi-a reproșat că aș fi vorbit prea mult și cu prea multă patimă. În sănătatea dumneavoastră. Sper că nu asta e impresia pe care v-am făcut-o. Se pare că îl considerați pe François în un băiat de valoare care are toate șansele să devină unul dintre marii noștri regizori da, probabil că v-am spus asta. Obișnuiesc să am încredere în tineri și mă exteriorizez lesne entuziasmul. Nu mai sunteți de aceeași părere. Ba da, ba da, cu unele nuanțări totuși. Există la băiatul ăsta o tendință spre dezordine, spre o oarecare anarhie. Uneori are prea multă încredere în el și alteori îi lipsește cu desăvârșire. Dacă îmi reamintesc bine cuvintele dumneavoastră, menajul lui era în ochii dumneavoastră foarte unit. Carus se afundase într-un fotoliu, picior peste picior, cu paharul într-o mână și țigara într-alta. Am spus asta. Se hotărâ deodată să se scoale, puse paharul care îl încurca pe o consolă, trase câteva fumuri de țigare și măsură cu pași mari mocheta. Știți, domnule comisar, am sperat mult că o să veniți azi dimineață. Am impresia că am înțeles bine. Nora e o femeie excepțională, cu toate că evită să pună piciorul în aceste birouri, aș putea spune că e cea mai bună colaboratoare a mea. Mi-ați vorbit despre calitățile ei de medium. Mișcă mâna ca pentru a șterge niște cuvinte scrise pe tablă invizibilă. Asta o spun în fața ei, pentru că îi face plăcere. Adevărul e că are mult bun, simt și că se înșală foarte rar când judecă pe cineva. Eu mă înflăcărez, mă încred cu prea multă ușurință. Într-un cuvânt, vă servește drept sub papă de siguranță. Dacă vreți, sunt foarte hotărât ca după ce voi obține divorțul să o iau de soție. E ca și făcut. Se simțea că lucrurile deveneau mai complicate și că și căuta cuvintele, în timp ce privirea era țintită pe cenușa trabucului. Cum să vă spun?" Nora, cu toate că e o ființă superioară, nu se poate împiedica să fie geloasă. Iată de ce ieri față de ea am fost obligat să vă mint. Scena din dormitor? Exact, nu s-a desfășurat așa cum v-am povestit-o, bineînțeles. E adevărat că Sophie se refugiase în camera aceea ca să plângă, da? În urma cuvintelor grele pe care îi le spusese Nora, nu mai știu ce anume, pentru că bău se cu toții foarte mult. Pe scurt m-am dus după ea să o consolez. Era amanta dumneavoastră? Dacă țineți la cuvântul ăsta, S-a ghemuit în brațele mele și dintr-un antral am devenit imprudenți. Foarte imprudenți. Soția dumneavoastră v-a văzut? Un comisar de poliție n-ar fi ezitat să dreseze un proces verbal de adulter. Surâse cu puțină satisfacție. Spuneți-mi, domnule Carus, presupun că prin birourile dumneavoastră defilează zilnic fete frumoase. Cea mai mare parte sunt gata de orice ca să obțină un rolișor. Așa-i. Bănuiesc că vi se întâmplă să profitați. Nu mă ascund nici de nora. Am să vă explic, Dacă profit din când în când, așa cum spuneți de o fată frumoasă, Nora nu se neliniștește prea mult, cu condiția ca treaba asta să n-aibă urmări. Face parte din meserie. Toți bărbații fac la fel atâta, doar că n-au toți aceleași prilejuri. Chiar și dumneavoastră, domnule comisar. Megreul privi lung, fără să surâdă. Vă cer iertare dacă v-am jignit. Unde rămăsesem? Știu că i-ați interogat pe unii dintre prietenii noștri și că o veți face în continuare. Prefer să joc cu dumneavoastră cu cărțile pe față. Ați auzit cum vorbește Nora despre Sofie? N-aș vrea să vă faceți o idee despre sărmana fată după cele spuse de ea. Nu era o ambițioasă din potrivă și nu era nicio femeie care se culce cu oricine. Unela nu împinsese încă de tânără, era aproape o copilă, spre ricain, lucru fatal de altfel că ce exercit o anumită atracție. Femeile se lasă impresionate de bărbații frământați, de ambițioși, de cei triși sau violenți. Așa l-ați caracteriza, dar dumneavoastră nu știu încă. Pe scurs a mărit cu el, a avut încredere în el, la urma ca un cățeluș bine dresat când atunci când el nu voia ca ea să vorbească, ocupă în cât mai puțin loc posibil ca să nu-l deranjeze și a viața precară pe care el i-o oferea. Era nefericită? Suferea dacă uta să nu se vadă. Și apoi dacă el avea nevoie de ea de prezența ei pasivă, existau și momente în care felul ei de a fi îl scotea din sărite și îi reproșa că e un balast, un obstacol în cariera lui, acuzând o că e proastă ca o vacă. V a spus ea? Ghicisem lucrurile astea mai dinainte, din anumite fraze schimbate față de mine. Ați devenit confidentul ei?" Dacă vreți, fără să vreau, vă asigur." Se simțea cu desăvârșire pierdută într-un mediu prea dur pentru ea și n avea pe nimeni de care să se agațe. Când ați devenit amantul ei?" Iar un cuvânt care nu-mi place. Nu tream față de ea, mai ales milă și duioșie. Intenția mea era să o ajut." Să facă o carieră în cinema?" O să vă surprindă, dar mie mi-a venit ideea asta și ea s-a opus nu, era o frumusețe izbitoare, una dintre acele femei după care întorci capul pe stradă ca după Nora. Cunosc destul de bine dorințele publicului. Dacă nu le-aș cunoaște, n-aș face meseria pe care o fac. Cu figura ei destul de obișnuită, cu trupul ei micuț și cam plăpând, s-o fi destul de exact imaginea fetei tinere așa cum și-o reprezintă cea mai mare parte a oamenilor. Părinții ar fi putut să o asemene fiicelor lor, tinerii verișoarelor sau iubitelor lor. Mă înțelegeți? Aveți intenția să o lansați? Să zicem că trecea prin minte i-ați spus-o? Nu într-un mod precis, am făcut ușoare sondaje. Unde aveau loc întâlnirile dumneavoastră? O întrebare e neplăcută, dar sunt obligat să răspund, nu-i așa? Mai ales că aș putea găsi eu însumi răspunsul. Ei bine, am închiriat o garsonieră mobilată, destul de cochetă și de confortabilă, noul imobil din strada François I. Ca să fiu mai exact, e imobilul acela mare care face colțul cu șoseaua George al cincilea. lea De aici n-am demers decât 300 de metri. O secundă. Această garsonieră era destinată în exclusivitate întâlnirilor cu Sofie sau servea și la alte întâlniri. în principiu era pentru Sofie. Ne era greu să găsim aici o atmosferă mai intimă și nici nu mă puteam duce la ea acasă. n a fost niciodată acolo în absența soțului ei? O dată sau de două ori. De curând? Ultima dată acum vreo 15 zile. Nu îmi telefonase așa cum făcea de obicei. N-am găsit-o nici în strada François I. Am sunat la ea și mi-a spus că nu se simte bine. Era bolnavă? Descurajată. Francis devenea din ce în ce mai nervos. I se întâmpla să fie violent, la limita răbdării voia să plece oriunde, să lucreze la ca vânzătoare în primul magazin care i-ar fi ieșit în cale. A sfătuit-o să nu o facă? I-am dat adresa uneia dintre avocații mei ca să-l consulte cu privire la un eventual divorț. Ar fi fost mai bine pentru amândoi. Era hotărâtă? Și o voia, Francis să inspira milă. Considera că-i de datorie ei să rămână alături de el până când va reuși. Lui i-a spus ceva despre asta. Sigur că nu, de ce sunteți atât de sigur? Pentru că ar fi reacționat violent. Aș vrea să vă pun o întrebare, domnule Carus. Gândiți-vă bine înainte de a răspunde, pentru că nu vă ascund că e importantă. Știați că acum aproape un an Sofia a fost gravidă? Să deodată, strivind nervos trabucul în scrumiera de cristal. Da, știam, murmură el așezându-se din nou pe fotoliu. Totuși vă declar pe loc, vă jur pe ce am mai scump că nu era copilul meu. Pe vremea aceea n-aveam încă raporturi intime. Adaug că tocmai cu această ocazie a început să-mi facă destăinuiri. O vedeam nervoasă, preocupată. Am întrebat-o. Mi-a mărturisit că așteaptă un copil și că Francis o să fie furios. De ce? Pentru că va fi o greutate în plus, o piedică în cariera lui. Trăgea o mâța de coadă. Cu un copil, pe scurt, era sigură că nu o va ierta și mi-a cerut adresa unei moașe sau unui medic binevoitor. I-ați dat-o? Trebuie să mărturisesc că am încălcat legea. E puțin cam târziu să pretindeți contrariul. I-am făcut acest serviciu, Francis n-a știut nimic. Nu, e prea preocupat de el însuși pentru a se mai interesa de ceea ce se petrece în jurul lui, chiar atunci când e vorba de nevasta lui. Se ridică șovăind și fără îndoială, pentru a-și ascunde stânjeneala, se duse să ia niște sticle de bere rece din bar. I se spunea domnul Gaston cu o respectoasă familiaritate că era un om serios și demn, conștient de responsabilitățile care apasă pe umerii portarului unui hotel mare. Îl reperase pe Megreu înainte ca acesta să fi intrat pe ușă și încruntase din sprâncene în timp ce prin minte îi defilau foarte repede chipurile clienților care ar fi putut determina vizita poliției. Așteaptă o clipă la poant. Așteptă și el până ce o doamnă în vârstă întrebă de ora sosirii unui avion de la Buenos Aires, înainte de a-i strânge discret mâna domnului Gaston. Nici o teamă, nimic neplăcut. Ori de câte ori vă văd intrând, mă întreb întotdeauna. Dacă nu mă înșel, domnul Carus ocupă un apartament la dumneavoastră, la al patrulea. Exact, cu doamna Carus. E înscrisă pe numele acesta? În sfârșit, acesta e numele pe care îl dăm noi. Domnul Gaston aproape că nici n-a avut nevoie să surâdă ca să se facă înțeles. E sus? O privire spre tabloul cheilor. Nu știu de ce mă uit. Un obicei vechi. La ora asta sigur că și amicul dejun. Domnul Caru s-a lipsit săptămâna asta, nu-i așa? Miercuri și joi. A plecat singur. Șoferul a condus la Orli pe la ora 5. Cred că trebuia să ia avionul de Frankfurt. Când s-a întors? Ieri după amiază venind de la Londra. Cu toate că dumneavoastră nu sunteți noapte aici, aveți posibilitatea să știți dacă doamna Caru a ieșit miercuri noaptea și la ce oră s-a întors? E ușor. Răsfoi paginile unui registru mare legat în negru. Când se întorcea, clienții au obiceiul să se oprească un moment pentru a-i spune colegului meu de noapte la ce oră doresc să fie trezit și ce vor lua la micul dejun. Doamna Carus face asta întotdeauna. Nu se notează orele la care se întorc, dar după poziția numelor pe pagină, e posibil să se stabilească o oră aproximativă. Stați! Sunt doar vreo 10 nume miercuri înaintea numelui ei. Miss Trevor. O domnișoară bătrână se culcă de vreme, se întoarce întotdeauna înainte de ora 10. Soții Maxwell, cu aproximație va spune că s-a întors înainte de miezul nopții, să zicem între 10 și 12. În orice caz, înainte de ieșirea de la teatru. Diseară am să-i cer colegului meu de noapte să-mi confirme. Vă mulțumesc. Vreți să mă anunțați? Vreți să o vedeți? O cunoașteți? Am luat cafeaua seară cu ea și cu soțul ei. Să zicem că e o vizită de curtoazie. Dați-mi 403, vă rog. Alo? Doamna Carus? Aici portarul. Comisarul Megren întreabă dacă poate urca. Da, de acord, am să-i spun. Și către Megre. Vă rog să așteptați vreo 10 minute. O făcea ca să-și termine teribilul și savantul ei machiaj sau ca să telefoneze în strada Basano. Comisarul se apropie de la poant și amândoi în tăcere trecure de la o vitrină la alta, admirând bijuteriile expuse de către cei mai mari bijutieri din Paris, mantourile de blană, lenjeria. Nu ți sete? Mulțumesc! Avea neplăcuta impresie că sunt urmăriți și simți o mare ușurare văzând că trecuseră cele 10 minute și că pot să intre într-unul dintre ascensoare, la al patrulea. Nora, care veni să le deschidă, purta un capo de satin verde pal, asortat la culoarea ochilor și părul îi părea mai decolorat decât în ajun, aproape alb. Salonul era mare, luminat de două ferestre mari, dintre care una dădea înspre balcon. Nu mă așteptam la vizita dumneavoastră și m-ați luat din așternut. Sper că nu v-am întrerupt micul dejun. Tava nu era acolo, dar sigur că era în camera vecină. Dacă vă interesează soțul meu, să știți că a plecat de mult la birou. Dumneavoastră aș vrea întreagă să vă pun două, trei întrebări. Bineînțeles, nimic nu vă obligă să răspundeți. Mai întâi o întrebare pe care o pun din rutină tuturor celor care au cunoscut-o pe Sofie Cain. Nu mi-o luați în nume de rău. Unde ați fost miercuri seară? Ianu Clipii se instală într-un fotoliu alb și întrebă: La ce oră? Unde ați cinat? O secundă. Miercuri? Aseară ați fost cu noi. Joi am cinat singură la fuche, nu în sala de la primul etaj cum fac atunci când mă însoțește carus, ci la parter, la o măsuță. Miercuri, Miercuri n-am cinat, e foarte simplu. Trebuie să vă spun că, în afară de micul dejun, nu iau de obicei decât o masă pe zi. Dacă iau dejunul, nu mai cinez. Și dacă cinez, o fac, bineînțeles, pentru că n-am luat dejunul. Miercuri am dejunat la Berkeley cu niște prieteni. După masă am fost la o probă la doi pași de aici. După aceea am luat un pahar la Jean pe strada Marbeuf. Trebuie să fi fost în jur de ora nouă când m-am întors. V-ați urcat direct în apartament? Exact, am citit până la ora 1 că și nu pot să adorm de vreme. Înainte m-am uitat la televizor. În colțul salonului se afla un televizor. Nu mă întrebați ce program a fost, tot ce știu e că am văzut tineri cântăreți și cântărețe. Sunteți satisfăcut? Nu vreți să-l chem pe chelnerul de la etaj? E adevărat că nu-i tot acela, dar diseară puteți să-l întrebați pe băiatul din schimbul de noapte. I-ați comandat ceva? Un sfert de șampanie. La ce oră? Nu știu, puțin înainte de a mă culca. Mă bănuiesc că m-am dus în strada să Charles și că am omorât-o pe biata Sofie? Eu nu bănui pe nimeni. Îmi fac meseria, silindu-mă să fiu cât mai inoportun cu putință. Aseară mi-ați vorbit despre Sofirii Caine în niște termeni care mă fac să presupun că nu vă prea simpatizați am încercat să ascund acest lucru. A fost vorba de o seară, petrecută aici și în cursul cărei ați găsit-o în brațele soțului dumneavoastră." N-ar fi trebuit să vă vorbesc despre asta, dar am făcut-o ca să vă arăt că se lega de toți bărbații, că nu era o găsculiță nevinovată și nici femeia îndrăgostită nebunește de Francis, așa cum desigur că v-au descris-o unii. La cine vă gândiți?" Nu știu, bărbații se lasă ușor prinși de genul ăsta de fasoane." Pentru majoritatea celor pe care îi frecventăm, eu trebuie să trec drept o femeie rece, ambițioasă, calculată. nu e așa? Nimeni nu mi-a vorbit de dumneavoastră în acești termeni. Sunt sigură însă că asta gândesc. Chiar un băiat cum e Bob, care ar trebui să aibă mai multă experiență. Mica Sofie, din contră, dulce și resemnată, devine o îndrăgostită neînțeleasă. Gândiți ce doriți despre asta, că eu v-am spus adevărul. Carus era amantul ei? Cine pretinde asta? Dumneavoastră mi-a spus că i-a surprins. Am spus că era prăbușit în brațele lui, că smiorcă ea ca să fie compătimită, dar n-am pretins că soțul meu era amantul ei. Ceilalți au fost toți, nu? Cam asta trebuie să înțeleg. Întrebați-i să vedem dacă o să îndrăznească să vă mintă. Și Ricain, mă opuneți într-o situație dificilă. Nu mi se cuvine mie să dau verdicte asupra oamenilor cu care ne întâlnim și care nu-mi sunt neapărat prieteni. V-am spus eu că Francis știa? E posibil, nu-mi amintesc. Am obiceiul să vorbesc direct sub impulsia momentului. Carus ține grozav la băiatul acesta căruia i-am prevăzut un viitor mirobolant. E un alt consider un șmecher care face pe artistul. Alegeți! Mi-e gresesc cu lău și scoase pipa din buzunar. asta e tot ce voiam să vă întreb. A, încă o mică întrebare. S-o fi început o sarcină cam acum un an. Știu. Va vorbi despre asta? Era gravidă în luna a doua sau a treia, am uitat. Francis nu voia copii din cauza carierei sale. Atunci m-a întrebat dacă nu cunosc vreo adresă. Îi se vorbise despre Elveția, dar și-o voia să facă o asemenea călătorie. Ați putut să o ajutați? I-am răspuns că nu cunosc pe nimeni. Nu țineam ca eu și Carus să fim amestecați într-o poveste de felul ăsta. Și cum s-a sfârșit? Bine, fără îndoială, din punctul ei de vedere, pentru că nu ne-am mai vorbit de așa ceva și nici n-a născut. Vă mulțumesc. N-ați trecut pe la biroul lui Carus? Megre răspunse la întrebare cu o altă întrebare. Nu va telefonat? Era sigur astfel că, de îndată ce va rămâne singură, Nora va da un telefon în strada Basano. Mulțumesc, Gaston, spuse el trecând prin fața portarului. Pe trotuar respira adânc. Dacă totul se termină cu o confruntare generală, va fi foarte spectaculoasă. Și, ca și cum ar fi vrut să-și spele gura, se duse să bea un vin alb în primul bar întâlnit în drum. Dorea să facă asta încă de dimineață, pe când mai era în strada Saint-Louis-Enil, Berea lui Carus nu-i potolise pofta. La birou, micul meu la poant, sunt curios să văd în ce stare o să-l găsim pe Francis al nostru. Nu era în cușca de sticlă unde nu se vedea decât o femeie bătrână, împreună cu un tânăr cu nasul strivit. În biroul său îl găsi pe Janvie care îi arătă pe un scaun un rica inturbat. A trebuit să-l aducă aici, șeful, făcea mult zgomot pe culoar și pretindea ca portarul să-l ducă imediat la director, amenințând că o să alarmeze ziarele. E dreptul meu, țipă tânărul. M-am săturat să fiu tratat ca un imbecil sau ca un răufăcător. Soția mea a fost ucisă, iar eu sunt supravegheat de parcă aș încerca să fug. Nu sunt lăsat nici măcar o secundă în pace și... Vrei un avocat? Francis se uită țintă în ochii lui cu ură în priviri, dar șovăind. Dumneavoastră, dumneavoastră! Mânia îl împiedica să-și găsească cuvintele. Dumneavoastră vă dați aere părintești! Trebuie că vă admirați cât sunteți de bun, de răbdător, de înțelegător, și eu credeam la fel. Constat acum că tot ceea ce se spune despre dumneavoastră sunt gogoși. Se ambală, cuvintele se îngrămădeau, debitul verbal devenea din ce în ce mai rapid. Cât ai plătit pe ca să vă tămâieze? Am fost un imbecil. Când v-am văzut numele în portofel, mi-am închipuit că sunt salvat, că am găsit în sfârșit pe cineva care o să mă înțeleagă. V-am chemat, că și fără telefonul meu nu m-ați fi găsit. Cu banii dumneavoastră și putut, când mă gândesc că nu mi-am oprit nici măcar cât îmi trebuia ca să mănânc. Și, drept rezultat, m-ați închis într-o cameră de hotel mizeră, cu un inspector de pază pe trotuar. Apoi m-ați băgat în cușca asta în care oamenii dumneavoastră intră din când în când să mă contemple pe geam. Am numărat cel puțin 12 care au venit să-și bată joc astfel de fenomen. Și toate astea pentru că nevastă mea a fost ucisă în lipsa mea, și pentru că poliția nu e în stare să-i apere pe cetățeni. Și pentru că, în loc să-l caute pe adevăratul vinovat, poliția se leagă de omul cel mai ușor de suspectat, soțul care are ghinionul să-și piardă capul. Megret trăgea liniștit din pipă în fața lui Francis, dezlănțuit, care, în picioare, gesticula în mijlocul camerei cu pumnii strânși. Ai terminat?" Îi punea întrebarea cu o voce liniștită, calm și fără ironie. Mai vrei să chem un avocat?" Sunt în stare să mă apăr singur. Va trebui, desigur, la un moment dat să vă recunoașteți greșeala și să-mi dați drumul. Ești liber. Vreți să spuneți că se liniști deodată și rămase pe loc cu brațele înmuiate privindu-l pe comisar plin de încredere. Ai fost liber tot timpul, știi bine. Dacă am vrut să stau da una de post noaptea trecută, am făcut-o pentru că n-aveai niciun ban și bănuiesc că nu doreai să dormi în garsoniera din strada St. Charles." Megre scoase portofelul din buzunar, același portofel pe care Francis îl furase pe platforma autobuzului. Lo două bilete de 10 franci. Poftim, ca să ai cu ce mânca și ca să ajungi în cartierul Grenel." Unul dintre prietenii dumitale o să-ți împrumute ceva bani ca să faci față cheltuielilor imediate. Te anunț că am telegrafia părinților soției dumitale la Concarno și că tatăl va sosi diseară la Paris. Nu știu dacă va lua contact cu dumneata. N-am vorbit chiar eu cu el la telefon, dar mi se pare că vrea să ducă corpul fiicei sale în Bretania. Ericain nu mai vorba de plecare, încerca să înțeleagă. Bineînțeles, dumneata ești soțul și dumneata trebuie să hotărăști. Ce mă sfătuiți să fac? funeralile costă mult. Bănuiesc că nu o să ai prea mult timp să te duci la cimitir. Dacă familia ține, trebuie să mă mai gândesc. Megre deschisese ușa dulapului său, unde avea întotdeauna o sticlă de coniac și pahare, precauție care se dovedise de multe ori folositoare. Cumplu un pahar și îl întinse tânărului. Bea. Și dumneavoastră? Mulțumesc. Francis bău coniacul dintr-o înghițitură. De ce îmi dați alcool? Ca să-ți revii. Bă, că voi fi urmărit. Câtuși de puțin cu condiția să-mi spui unde te pot găsi. Crezi că te vei întoarce în strada St. Charles? Unde m-aș putea duce? Unul dintre inspectorii mei e acolo acum. Apropo, ieri seară telefonul a sunat de două ori în garsonieră. Inspectorul a ridicat receptorul, dar nu i-a vorbit nimeni. Nu puteam să fiu eu, pentru că... Nu te întreb dacă erai dumneata. Cineva a chemat casa dumitale, cineva care poate nu citise ziarele. Mă întreb dacă acel bărbat sau acea femeie se aștepta să audă vocea dumitale sau vocea soției dumitale. Ha, bar n-am! Nu ți s-a întâmplat niciodată să ridici receptorul și să n decât o resuflare? Vă gândiți la ceva anume? Să zicem că, socotindu-te absent, cineva a vrut să vorbească cu Sofie. Iar ce vor fi povestit toți cei pe care i-ați interogat aseară și azi dimineață? Ce murdări încerca să, 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 să?" O întrebare, Francis. Acesta trebuie să surprins că era chemat astfel. Ce-ai făcut acum aproape un an când ai aflat că Sofia e însărcinată? N-a fost niciodată însărcinată. Raportul medical a sosit, învie. Iată-l șeful le-a trimis de la Plang. E greu parcurse cu privirea. Uite, vezi că nu pretind nimic și că mă refer pur și simplu la niște constatări medicale. Rica i-a zvârlit din nou o privire sălbatică. Da, și Doamne, Dumnezeule, toată povestea asta. S-ar zice că ați jurat să mă nebuniți când mă acuzați că mi-am omorât soția, când. Nu te-am acuzat niciodată. E ca și cum ați fi făcut-o, insinuați. Apoi ca să mă calmați?" Lă paharul în care fusese coniac și l-a zvârlit violent pe podea. Ar fi trebuit să vă cunosc mai bine toate trucurile astea. Ce film frumos ar mai face, dar prefectura ar avea grijă să-l interzică. Deci Sofie a fost însărcinată acum un an. Și natural, cum noi n-avem copii, presupun că ne-am adresat unei făcătoare de îngeri. așa -i? E o nouă acuzație pe care ați găsit-o împotriva mea în lipsă de altceva? N-am pretins că ai fost la curent. Te-am întrebat dacă soția dumitale ți-a vorbit despre asta. În realitate s-a adresat altcuiva. Pentru că asta privea pe altcineva decât pe mine, soțul său. A vrut să-ți evite bătaia de cap, poate o dramă de conștiință. Își închipuia că un copil în acest moment al carierei dumitale ar fi pentru dumneata un handicap. Și atunci i s-a adresat unuia dintre prietenii dumitale. Da cui pentru Dumnezeu? Lui Carus. Cum? Vreți să mă face să cred că... Carus mi-a afirmat-o azi dimineață. Nora mi-a confirmat -o, o jumătate de oră mai târziu, cu o modificare totuși. După ea, Sofie nu era singură când a vorbit despre copil. Erați împreună. A mințit! E posibil. O credeți? Deocamdată nu cred pe nimeni. Nici pe mine. Nici pe dumneata, Francis. Asta nu înseamnă că nu ești totuși liber. Megreu și-a prins pipa și s-a așezat în fața biroului, răsfoind un dosar. Capitolul 6. Ricain plecase, șovăind stângaci, ca o pasăre neîncrezătoare când își vede colivia deschisă, iar Jean privise șeful cu un aer întrebător. Îl lăsa <coughs> liber de-a binelea fără supraveghere? Megre, făcându-se că nu înțelege această întrebare mută, continuă să frunzărească dosarul, se ridică în sfârșit oftând și se instală în fața ferestrei. Era mahmur, Janvie se duse din nou în biroul inspectorilor, unde, pe șoptite, schimba impresii cu la când intră comisarul. Cei doi bărbați, instinctiv, se depărtară unul de altul, dar gestul era inutil. Megre părea că nu vede. Intra și se duceam dintr-un birou într-altul, de parcă n-ar fi știut ce să facă, cu trupul său greoi, se oprea în fața unei mașini de scris sau unui telefon sau unui scaun gol, schimba fără niciun motiv locul unei foi de hârtie. Sfârșit prin a mormăi. Anunțați-o pe soția mea că nu vin la prânz acasă. n o chema personal și asta însemna ceva. Nimeni nu îndrăznea să vorbească cu atât mai puțin să-l întrebe. În biroul inspectorilor toată lumea era în așteptare, Megre simțea asta și dând din numeri intră în biroul său și își Nu spuse nimic, nici unde se duce, nici când o să se întoarcă, nu lăsă nicio instrucțiune ca și cum așa deodată se dezinteresa de această afacere pe scara mare, plină de praf, își goli pipa, lovind-o de tocul pantofului, apoi traversă curtea, îl salută întreagă pe paznic și se îndreptă spre piața Dofin. Poate că nu între acolo ar fi vrut să meargă. Gândul lui rătăcea în cartierul care nu i era prea familiar. Bulevardul Grenel, strada saint Charles, șoseaua la mod piquet. Revăzut bara întunecată a metroului aerian care tăia cerul în diagonală și se păru că aude zgomotul surd al vagoanelor. Atmosfera liniștită, puțin dulceaga restaurantului Vio Presoar, voia buna care ștergea mâinile fără încetare pe șorți, fața de ceara fostului cascador cu surus ironic. Machi, enorm și blând în colțul său, cu ochii tot mai tulburi și cu privirea tot mai pierdută pe măsură ce bea. Gerard Dramin, cu figura ascetică, corectând la nesfârșit scenariul. Carus, care făcea eforturi să se arate cordial cu fiecare și nora, artificială din vârful unghiilor și până la părul decolorat. S-ar fi zis că pașii îl duceau fără voia lui, în virtutea obișnuinței, la braseria Dofin, unde îl salută mecanic pe patron, aspiră mirosul îmbietor al localului, se îndreptă spre colțul lui, în care se așezase de mii de ori pe aceeași banchetă. Avem cârnăcior de porc, domnule comisar, cu piure și înainte, e indiferent, o carafă de sanser. Colegul său de la informații generale dejuna în alt colț în unui funcționar de la interne, pe care Megrenul cunoștea decât din vedere. Ceilalți clienți erau aproape toți obișnuiții localului, avocați care nu vor întârzia să traverseze piața ca să se ducă să pledeze, un judecător de instrucție, un inspector de jocuri. Patronul înțelesese și el că nu e momentul să angajeze o conversație și Megre încă încet, tacticos, ca și cum ar fi făcut un lucru foarte important. O jumătate de oră mai târziu umbla în jurul palatului de justiție, cu mâinile la spate, cu pași măsurați, fără să-l intereseze nimic în mod special, ca un singuratic care își plimbă câinele și, în sfârșit, se trezi din nou pe scară, împingând ușa biroului său. Îl aștepta o notă de la Gastin Renet. Nu era încă raportul definitiv. Pistolul regăsit în Sena era într-adevăr arma care trăsese glontele din strada St. Charles. Ridică iar din umeri că știa dinainte lucrul ăsta. Uneori se simțea depășit de toate problemele secundare, de rapoarte, de telefoane, de acest dute vino rutinier. Joseph, bătrânul portar, bătu ușor la ușă și intră ca de obicei fără să aștepte răspunsul. A venit un domn. Megre întinse mâna, aruncă o privire pe fișă. Să intre! Omul era îmbrăcat în negru, lucru care îl făcea să iasă în evidență obrazul colorat și smocul de păr din creștetul capului. Luați loc, domnule ilegal! Condoleanțele mele! Omul avusese timp să plângă în tren și se părea că, pentru a-și da curaj, băuse câteva păhărele. Avea o privire pierdută și se împleticea limba. Ce s-a făcut cu ea? N-am vrut să mă duc la ea acasă de teamă să nu-l întâlnesc pe bărbatul ăla, pe care cred că l-aș strânge de gât cu mâinile mele. De câte ori fusese martor megre la aceleași reacții din partea familiilor? Oricum, domnule legal, corpul nu mai e în strada Sencharus, ci la Institutul Medico-Legal. Unde e asta?" aproape de podul Austerlitz pe chei. Voi ruga pe cineva să vă conducă, pentru că e indispensabil să vă recunoașteți oficial, fica. A suferit? Strângea pumnii, dar fără convingere. Se simțea că de-a lungul kilometrilor parcurs și energia ei se evaporase, la fel ca și mânia, astfel că, fără nicio idee precisă, nu făcea decât să repete, cuvinte în care nu mai credea. Sper că l-ați arestat. Nu există probe împotriva soțului. Dar domnule comisar din ziua în care a venit să ne vorbească despre acest bărbat, am prezis că o să termine rău. Vi l-a dus acolo? Nu l-am văzut niciodată. Nu-l cunosc decât dintr-o fotografie nereușită. Nu o trăgea inima să ne-l prezinte. De când l-a întâlnit familia, încetat să mai existe pentru ea. Tot ce voia era să se mărite cât mai repede. Pregătise până și scrisoarea de consimțământ pe care trebuia să o semnez. Mai că s-a vrut să mă împiedice. În cele din urmă am cedat, astfel că. Mă consider într-o oarecare măsură răspunzător de ceea ce i s-a întâmplat. Nu se reedita oare în fiecare caz această latură emoționantă și sordidă totodată? Era singurul dumneavoastră copil? A, avem din fericire un băiat de 15 ani. În fond, s-o fi dispăruse de multă vreme din viața lor. Aș putea să duc corpul la Concarno? În ceea ce ne privește pe noi, formalitățile s-au încheiat, spusese formalitățile au, vreau să spun, a avut loc o, da, o autopsie pentru transport. Vă sfătuiesc să vă adresați unei întreprize de pompe funebre care se va ocupa de toate demersurile necesare. Și el, i-am vorbit despre asta, nu se opune să fie înmormântată la Concarno. Nădăjduiesc că n-are intenția să vină acolo, pentru că în cazul ăsta nu mai răspunde nimic. Unii de pe acolo ar putea să aibă mai puțin sânge rece decât mine și... Știu, voi face în așa fel încât să rămână la Paris. El e, nu-i așa? Vă spun că nu știu. Cine altul ar fi putut o ucide? Nu mai vedea decât cu ochii lui. Îi luase mințile de-a binelea. După căsătorie nu știu dacă ne-a scris de trei ori și nu s-a mai obosit nici măcar să ne felicite de anul nou. Din ziare i-am aflat noua adresă. O credeam încă în micul hotel din strada Montmartre, unde au locuit după cununie. O cununie ciudată, fără rude și prieteni. Credeți că asta poate să aducă noroc? Ce ziceți? Megrea ascultă până la capă, dând din cap compătimitor, apoi închise ușa în urma vizitatorului a cărui respirație duhnea alcool. Și tatăl lui Ricain n-avea să apară și el. Comisarul se aștepta la asta. Trimisese un inspector la Orliu, un altul la Rafael, ca să fotografieze pagina registrului pe care i-o arătase portarul. Au venit doi ziariși, domnule comisar." Spunele să se adreseze lui Jeanvie. Acesta intră puțin mai târziu. Ce trebuie să le spun?" Cu orice." ca încheta și urmează cursul. Credeau că îl găsesc pe ei și au adus un fotograf. Să-l caute, să sune în strada să încearzi dacă vor. Își urmărea cu greutate șirul gândurilor sau mai precis gândurile sale diferite, contradictorii. Făcuse bine lăsându-l pe Francis în libertate, în starea de surescitare în care se găsea. Nu va merge prea departe cu cei, doi, cu cei 20 de franci pe care îi dăduse comisarul. Trebuia să înceapă din nou să alerge după bani, să bată la uși, să-și caute pe rând prietenii. Nu e totuși greșeala mea dacă... S-ar fi putut crede că Megre avea conștiința încărcată, că avea ceva să-și reproșeze. Reluă mereu afacerea de la început, de la început de tot, adică de la platforma autobuzului. Revedea femeia cu figură inexpresivă, a cărei sacoșă cu alimentei, tot izbea picioarele. Un pui, unt, o praz, țelină. Se întrebase ce-o fi apucat-o să-și facă piața atât de departe de casă. Un tânăr fuma o pipă prea scurtă și prea groasă, Părul său blond era la fel de deschis ca și părul decolorat al norei. În momentul acela, o cunoștea încă pe amanta lui Carus, care la Rafael, ca și pretutindeni, trecea drept soția acestuia. Își pierduse o clipă echilibrul și cineva îi scosese ușurel portofelul din buzunar. Ar fi vrut să disece într-un fel acel moment care îi se părea cel mai important. Necunoscutul, coborând din autobuzul în mers, în strada Temple și năpustindu-se printre gospodine spre străduțele strâmte din cartierul Marais. Imaginea lui era clară în mintea comisarului. Era sigur că îl va recunoaște căci hoțul se întorsese. De ce se întorsese? Și de ce, descoperind identitatea lui Megre datorită conținutului portofelului, îl pusese într-un plic maro și îl trimisese înapoi proprietarului? La ora aceea, la ora furtului, se credea hăituit. Era convins că va fi acuzat de asasinarea soției sale și că va fi arestat. Dăduse o explicație foarte ciudată dorinței sale de a nu fi arestat. Claustrofobia. Era pentru prima dată în 30 de ani de carieră când auza un suspect explicându-și astfel fuga. Gândindu-se totuși mai bine, Megrefu nevoi să admită că uneori era poate cazul. El însuși nu lua metroul decât când nu putea să facă altfel, pentru că se sufoca înăuntru. Și de unde îi venea mania asta de a se ridica tot timpul de la birou ca să se instaleze în fața ferestrei? Îi se reproșa uneori, mai ales de către domnii de la parchet, că își asumă personal sarci în care le revin inspectorilor că merge la fața locului pentru a interoga martorii, în loc să-i convoace la el, că se întoarce fără motive serioase la locul crimei, ba chiar că face de pază pe vreme bună sau rea. Își îndrăgea biroul, dar nu treceau nici două ore, că simțea nevoia să iasă. În cursul unei anchete ar fi vrut să fie în același timp peste tot. Probabil că la ora asta Bob Mandil își făcea siesta, și restaurantul viopresoar închidea noaptea târziu. Roz o fi dormind și ea? Oare ce ar fi spus ea dacă ar fi stat numai ei doi la o masă în restaurantul pustiu? Fiecare din ei avea o altă părere despre Ricain și Sofie. La interval de câteva ore, unii nu voiau chiar să-și exprime sentimente contradictorii, așa cum făcuse Carus. Ce-o fi fost Sofie? Una dintre puștancele alea care cad pe capul tuturor bărbaților? O ambițioasă care crezuse că un franci o va face să cunoască viața vedetelor de cinema? Se întâlnea cu producătorul în garsoniera din strada François I, dacă, bineînțeles, Carus spusese adevărul. Se vorbise despre gelozia lui Ricain, care nu-și lăsa practic niciodată soția singură. În schimb, nu și-o voia să împrumute bani de la amantul ei. Știa ceva, închidea ochii, să intre. Prevăzuse, era tatăl. Tatăl lui Ricain, de data asta, un bărbat înalt și voinic, cu aerul unui om încă tânăr, în ciuda părului cărunt pe care îl purta un în sperie. Am ezitat să vin. Luați loc, domnule Ricain. E aici? Nu, a fost azi dimineață, dar a plecat. Omul avea trăsăturile adânc conturate, ochii de culoare deschisă și o expresie meditativă. Aș fi venit mai devreme, dar conduceam trenul pe linia Vintimil-Paris. Când l-ați văzut pe Francis pentru ultima oară? repetă surprins. Francis? Așa îl numesc mai toți prietenii. Acasă îi se spunea François. Stați, a venit să mă vadă puțin înainte de Crăciun. Rămăse să în raporturi bune? Îl vedeam așa de rar. Și soția lui ne-a prezentat-o cu câteva zile înainte de căsătorie. Ce vârstă avea când a murit mai sa 15 ani. Era un băiat bun, dar încă de pe vremea aceea avea un caracter dificil și nu suporta să fie contrazis. Era inutil să-l oprești să facă după capul lui. Aș fi vrut să intre la căile ferate. Nu neapărat ca muncitor. Ar fi putut să obțină un loc bun în birouri. Deci a venit să vă vadă înainte de Crăciun? Ca să-mi ceară bani, bineînțeles. n a venit niciodată decât pentru asta. Nu avea o meserie sigură. Scria fleacuri și pretindea că într-o zi o să devină celebru. N am făcut și eu cum am priceput mai bine. Nu puteam să-l leg. Lipseam deseori câte trei zile. Nu era prea vesel pentru el să se întoarcă acasă într-o locuință goală și să-și facă de mâncare. Dumneavoastră ce ziceți, domnule comisar? Nu știu. Omul părea surprins. Faptul că un înalt funcționar de la poliție n-are o părere definitivă depășa posibilitățile lui de înțelegere. Nu-l credeți vinovat. Până acum nimic nu dovedește. După cum nimic nu dovedește contrariul. Credeți că femeia aceea s-a purtat bine cu el? Când mi-a prezentat-o, nici măcar nu s-a ostenit să-și pună o roche pe ea. A venit în pantalon cu niște pantofi care semănau mai degrabă papuci. Nici măcar nu era pieptănată. E adevărat că mai sunt și altele așa ca ea pe străzi. Urmă o tăcere destul de lungă, în timpul căreia domnul Ricain i-a zvârlit comisarului câteva priviri pline de șovoială. În sfârșit, scoase un portofel uzat din buzunar și lo din el câteva sute de franci. E mai bine să nu mă duc să-l văd. Dacă vrea să mă vadă, știe unde locuiesc. Bă, nu că iarăși n-are bani. Poate că o să aibă nevoie ca să-și plătească un avocat bun. Pauză. O întrebare. Aveți copii, domnule comisar? Din păcate, nu. Nu trebuie să se simtă părăsit. Orice ar fi făcut dacă a făcut ceva rău. Nu e el vinovat de asta. Spuneți-i că așa gândesc eu. Spuneți-i că poate să vină acasă când vrea. Nu l oblig. Înțeleg. Megre, emoționat, privea bagnotele pe care o mână mare, bătătorită cu unghii pătratele, împingea pe birou. În sfârșit suspină tatăl, ridicându-se în picioare și învârtindu-și pălăria în mâini. Dacă vă înțeleg bine, pot să mai sper că e nevinovat. Vedeți, dumneavoastră, eu am convingerea. Degeaba vorbesc ziarele. Nu vine să cred că a făcut un asemenea lucru. Comisarul îl conduse până la ușă și strânse mâna care îi se întindea cu șovăială. Să mai sper? Omul nu trebuie să-și piardă niciodată speranța. Rămas singur, Megre a avut intenția să-l cheme pe doctorul Pardon. Iar ar fi făcut plăcere să pălăvrăgească cu el să-i pun o serie de întrebări. Desigur, Pardon nu era psihiatru, nici psiholog de meserie. Dar în cariera sa de medic de cartier văzuse tot soiul de lucruri și adeseori părerile lui le întăriseră pe cele ale lui Megre. Pardon, la ora aceea, era în cabinetul său, cu vreo 20 de pacienți aliniați în sala de așteptare. Doar săptămâna următoare trebuia să aibă loc masa lor din fiecare lună. Curios, deodată, fără niciun motiv precis, a avut o penibilă impresie de singurătate. Nu era decât un element în mașinăria complicată a justiției și dispunea de specialiști, de inspectori, de telefon, de telegraf, de toate colaborările care ar fi fost de dorit. Peste el era parchetul, judecătorul de instrucție și, în ultimă instanță, magistrații și jurații. Atunci, de ce se simțea răspunzător? Îi se părea că de el depinde soarta unei ființe omenești, nu știa încă despre cine e vorba, acelui sau acelei care luase revolverul din sertarul comodei vopsite în alb și care trăsese asupra Sofiei. De la început îl impresionase un detaliu pe care nu izbutise încă să și-l explice. Se întâmplă rar ca în cursul unei discuții violente sau într-un moment de emoție, cineva să țintească în cap. Reflexul, chiar în caz de apărare, e să tragi în piept și doar profesioniștii trag în pântec știind că cel rănit scapă foarte rar. La distanță de circa un metru, ucigașul țintise capul. Pentru a face să se creadă că e vorba de o sinucidere? Nu, odată ce lăsase arma în garsonieră, cel puțin dacă era să-l crezi pe Ricain. Soții se întorceau pe la ora 10, el avea nevoie de bani. Contrar obiceiului, își lăsase soția în strada Senchar și pornise în căutarea lui Carus sau unui alt prieten care să-i poată împrumuta 2000 de franci. De ce aștepta se noaptea aceea dacă banii trebuiau să fie vărsați a doua zi de dimineață? Francis se întorsese la deschise deschisese ușa pentru a vedea dacă sosise producătorul. La ora aceea, Carus era deja la Frankfurt. Lucrul era pe cale de a fi verificat la Orly. Nu și anunțase călătoria, nici lui Bob, nici vreunui alt membru al grupului. Nora, în schimb, era la Paris, nu în apartamentul ei din hotelul Rafael, după cum pretinsese dimineața, pentru că registrul portarului o contrazicea. De ce mințise? Carus știa că ea lipsise din hotel. Nu-i telefonase cumva odată ajuns la Frankfurt? Telefonul zbârnui. Alo, doctorul de la Planck, vi dau? Te rog. Alo? Megre, îmi cer scuze că te deranjez, dar de azi dimineață mă neliniștește ceva. N-am ne vorbit despre acest lucru în raportul meu, pentru că e ceva destul de neprecis. În cursul autopsiei am relevat urme ușoare pe încheieturile moartei, ca și cum ar fi fost strânsă cu o oarecare violență. La drept vorbind, nu sunt chiar niște vânătăi. Ascult. asta e tot. Nu pretind că a existat o luptă, dar n-aș fi totuși surprins. Îl văd pe agresor apucând victima de mâini și împingând-o. Probabil că a căzut pe divan, s-a ridicat și în clipa în care nu era încă complet în picioare s-a tras. Asta ar explica faptul că glonțul a fost scos din perete, la circa 1,20 m de la pământ, în timp ce dacă tânăra ar fi fost în picioare. Înțeleg, vânătăile sunt foarte ușoare. O singură urmă e mai puțin mai precisă decât celelalte. Ar putea fi cea a degetului mare, dar nu pot afirma nimic. Iată de ce mi-e imposibil să menționez acest lucru oficial. Vedeți, poate că scoateți ceva din asta. În situația în care am ajuns, trebuie să scoateți ceva din orice. Mulțumesc, doctore! Janvier tăcut stătea în ușă. Reveni în cartier, singur de data aceasta, cu un aer supărat, de parcă ar fi fost vorba de o chestiune personală între Grenel și el. Se plimbă pe malul Senei, se opri 40 de metri mai sus de podul Bir Hakeim, acolo unde fusese aruncat revolverul în Sena și scos mai apoi. Pe urmă se îndreptă către imobilul cel nou și mare de pe bulevardul Grenel. Intră în sfârșit în imobil, bătul la cușca de sticla portăresei. Era tânără, amabilă și avea la dispoziție o cameră mică, bine luminată. După ce îi arătă insigna, Megre întrebă, Dumneavoastră strângeți chiriile?" Da, domnule comisar." Bă, bineînțeles că îl cunoașteți pe François Ricain. Soții Ricain locuiesc în curte și trec rar pe aici. Vreau să spun că treceau. În sfârșit mi s-a spus că el a revenit, dar ea... Îi cunoșteam, bineînțeles, și nu era plăcut să le tot cer mereu bani. În ianuarie au cerut răgaz de o lună, apoi la 15 februarie un nou răgaz. Proprietarul a hotărât să-i dea afară, dacă la 15 martie nu plătește cele două trimestre din urmă. Și n-au făcut-o. alta era fost în 15, miercuri. Nu va ne faptul că nu i-ați văzut? Nu mă așteptam să plătească. Dimineața Ricain n-a venit să-și ia poșta și mi-am zis că preferă să nu dea ochii cu mine. Primea de altfel puține scrisori, mai ales prospecte și reviste la care era abonat. După amiază m-am dus să bat la ușa lor și n-a răspuns nimeni. Joi dimineața am bătut din nou și cum tot nu răspundea nimeni, am întrebat pe o locatară dacă n-a auzit ceva. Am crezut chiar că poate s-au mutat pe furiș. Pentru ei era ușor din cauza portalului, care e totdeauna deschis înspre strada St. Charles. Ce părere aveți despre Ricain? Nu îi dădeam nicio atenție. Din când în când locatarii se plângeau că îi deranjează pentru că ascultă muzică sau primesc prieteni până dimineața. Dar mai sunt și alții imobili care fac la fel. În special tinerii. Avea aerul unui artist. Și ea? Ce vreți să vă spun? Trăgea o de coadă. Nu-i prea vesel. E sigur că nu s-a sinucis. Nu aflase nimic nou și nici nu prea căuta să afle. Dădea târcoale, privea străzile din jurul lui, ca să ferestrele deschise interiorul magazinelor. La ora șapte împinse ușa de la viopresoar și fu aproape dezamăgit, nevăzând-o pe Fernand cocoțată pe taburetul ei. Bob Mandil, la o masă, citea un ziar de seară, în timp ce chelnerul termina de aranjat mesele, punea pe fiecare față de masă în carouri un vas subțire și înalt de cristal cu câte un trandafir. Ia te uită, domnul comisar! Bob se ridică și veni să-i strângă mâna lui Megre. Ei, ce-ați descoperit? Ziariștii nu sunt mulțumiți! Retin că s-a făcut mister în jurul acestei afaceri și că sunt ținuți la distanță. Pur și simplu pentru că nu avem nimic să le spunem. E adevărat că l-ați eliberat pe Francis? N-a fost niciodată închis. E liber să facă ce vrea și să se ducă unde vrea. Cine ți-a spus asta? Hugh e fotograful care locuiește în același mobil la patru. Cea el care are două neveste și care i-a făcut un copil celei de-a treia. L-a văzut pe Francis în curte în clipa în care se întorcea acasă. Mă mir că n-a venit să mă vadă. Spuneți, are bani? I-am dat 20 de franci să mănânce ceva și să ia autobuzul. Atunci vine sigur, cu condiția să nu fi trecut pe la ziar și printr-o minune să fi găsit bani în casă. Se mai întâmplă din când în când și asta. N-ai văzut-o pe Nora miercuri seară? Nu, n-a venit. Nu, mi-am de altfel să o fi văzut fără carus. El era plecat. Da, în Germania. A ieșit singură. Întreb unde a putut să se ducă. Nu v-a spus? Pretinde că s-a întors la Rafael către ora nouă. Nu-i adevărat? Registrul portarului arată că era peste ora 11. Curios! Bob afișă un surâs discret și ironic care făcea ca gura să-i pară ca o crăpătură pe fața lui împietrită. Te amuză? Recunoașteți că domnul Carus ar merita o... El, care profită fără rușine de toate ocazile, ar fi nostim ca și Nora la rândul ei, totuși nu cred asta despre ea. Pentru că îl iubește? Nu, no, pentru că e prea inteligentă și prea rece. n ar risca să piardă totul acum când e atât de aproape de țintă pentru o aventură, fie și cu cel mai seducător dintre bărbați. Poate că e mai puțin aproape de țintă decât îți închipui? Ce vreți să spuneți? Carus se întâlnea regulat cu Sofie într-un apartament din în strada François I, închiriat special pentru asta. Lucrurile erau chiar atât de serioase, el așa pretinde. Pretinde chiar că Sofie avea stofă de vedetă și că n-ar fi întârziat să devină cunoscută. Vorbi serios? Carus, cel care... Dar erau tu ai ca așa cum găsești cu duzina. Dacă o ei pe adun din astea cât să pui pe toate ecranele lumii. Nora e la curent cu legătura lor. atunci nu mai înțeleg nimic. E adevărat că dacă ar fi trebuit să înțeleg poveștile sentimentale ale clienților mei, m-aș fi îmbolnăvit până acum. Duceți-vă și povestiți toate astea, nevestimii. S-ar supăra pe dumneavoastră dacă nu v-ați duce la bucătărie să-i ziceți bună ziua. Vă simpatizează foarte mult. Nu vreți să luați un pahar? Imediat. Bucătăria era mai mare și mai modernă decât își închipuise. După cum se aștepta, Roz își șterse mâna înainte de a-i o întinde. Sunteți așadar hotărâți să le eliberați?" Te miră? Nu mai știu. Fiecare din cei care vin aici are părerea lui. Pentru unii francezi s-au omorât din gelozie. Pentru alții ar fi vorba de un amant de care i încerca încercat să scape. După alții, în sfârșit, să fi răzbuna vreo femeie. Nora? Cine v-a spus asta? Carus avea o legătură serioasă cu Sofie. Nora știa. Avea intenția să o lanseze. E adevărat sau scorniți toate astea ca să mă faceți să vorbesc? E adevărat, te surprinde? Pe mine, de multă vreme nu mă mai surprinde nimic. Dacă ați fi avut de-a face ca mine cu lumea asta... Nu-i trecea prin minte că cei de la Poliția Judiciară au o anumită experiență cu privire la oameni. Nu mai că, dragă domnule comisar, dacă nu ai vinovată, o să vă fie destul de greu să o dovediți. Pentru că e destul de șirată ca să vă tragă pe soară pe toți. Luați masa aici, am rață cu portocale. La început vă pot servi niște pentocle. Sosite acum de la La Rochelle. Le-a trimis maica mea. Ei, da, a trecut de 75 de ani, dar e în piață în fiecare dimineață. Hughe, fotograful, veni cu prietena sa. Era un băiat cu obraji trandafiri, cu o expresie naivă, cu un aer vesel și ai fi jurat că e mândru să se afișeze cu o femeie gravidă în șapte luni. Vă cunoașteți, domnul comisar Megre? Jacques Huguet, prietena lui, Jocelyn, preciză fotograful ca și cum faptul era important sau i-ar fi făcut plăcere să pronunțe acest nume poetic și cu o grabă exagerată de a-i fi zis că bate joc de ea. Ce bei, scumpa mea?" O înconjura cu mici atenție, o învăluia cu priviri calde și tandre, părând că le spune celorlalți. Vedeți, sunt îndrăgostit și nu-mi e rușine. Am făcut dragoste, așteptăm un copil." Suntem fericiți și îi puțin ne pasă dacă ne găsiți ridicoli. Ce luați copii? Un suc de fructe pentru Joselin, un porto pentru mine. Și dumneavoastră, domnule Megre, un pahar cu bere. Francis n-a venit? Aveți întâlnire aici? Nu, dar mi se pare că va dori să-și revadă prietenii. Chiar de-ar fi numai ca să le arate că e liber și că n-au existat motive să fie reținut. așa e el. Aveți impresia că îl vom reține? Nu știu, e greu să prevezi ce va face poliția. Credeți că și-a omorât soția? Ce contează că a fost el sau altul? A murit, nu? Dacă Francis a ucis-o, înseamnă că a avut motive serioase să o facă. Care după dumneavoastră? Nu știu, poate că se săturase de ea? Sau poate că îi făcea scene sau îl înșela? Ar trebui ca oamenii să fie lăsați să trăiască cum le place. nu e așa scumpa mea? Intrau clienți care nu erau obișnuiți ai localului și care ezitau să se îndrepte spre o masă sau alta. Trei persoane, Căci era vorba de o pereche de o anumită vârstă și de o fată. Pe aici! Asista la marele joc al lui Bob. Lista de mâncare, sfaturile șoptite, elogiul vinului alb de șarent, al ciorbei de pește. Uneori le făcea cu ochiul tovarășilor să-i rămași la bar. Intră Ricain și se opri brusc, zărindu pe comisar în compania lui Hughe și a femeii însărcinate. A, iată-te!" strigă fotograful. Ce ți s-a întâmplat?" Te credeam în străfundurile celei mai sumbre închisori. Francis Cecilisă să surâdă. Sunt aici, după cum vezi. Bună seara, Joselin. Pentru mine ați venit, domnule comisar. În prezent, pentru rață cu portocale. Ce ei? Veni Bob să-l întrebe, după ce trecuse comanda chelnerului. Ăsta-i porto, șovăi. Nu, un scoci. Numai dacă nu găsești că nota mea prea lungă. Azi zis mai fac credit. Și mâine depinde de domnul comisar. Megre era puțin derutat de tonul conversației, dar bănui că genul de glume pe care îl gusta grupul. Ai trecut pe la ziar?" îl întrebă el pe Da, de unde știți? Cum aveai nevoie de bani?" Am obținut doar un avans de 100 de franci din suma pe care mi-o datorează." Și Carus?" Nu m-am dus la el. L-ai căutat totuși miercuri seara, apoi aproape toată noaptea." Nu mai e miercuri." De fapt," interveni fotograful, eu l-am văzut pe Carus. M-am dus la studio, făcea o probă cu o puștancă pe care nu o cunosc. Mi-a cerut chiar fotografii. Ale puștu aici Megre se întrebă dacă ai făcut-se fotografii și Sofiei. Cine azi aici? În tot cazul așa intenționat pe la ora trei după masă, da? Cu el nu se știe niciodată. Mai ales cu Nora. De fapt, am dat toki și cu Nora. Azi? A, cu două, trei zile. Într-un loc unde nu mă așteptam să o găsesc. Un mic local din Saint-Germain de pres, unde nu vezi decât tinerei. Când s-a întâmplat asta? Întrebă Megre deodată atent. Stați, e sâmbătă. Vineri? Joi? Nu. Joi am fost la premiera baletului. Era miercuri. Căutam fotografii pentru a ilustra un articol despre tinerii sub 20 de ani. Mi-a fost recomandat localul acela. Cât era ceasul? Cam pe la ora 10. Da, trebuie să fie ajuns acolo la 10. Era și Joselin cu mine. Ce zici, scumpa mea? Era ora 10, nu-i așa? un local sărăcăcios, da? Pitoresc, unde toți tinerii aveau părul până la guler. Ea te-a văzut? Nu, cred. stă într-un colț cu un tip solid, care nu prea era dintre cei sub 20 de ani. Bănuiesc că era patronul și avea o aerul că discută foarte serios. Asta mult acolo? M Am strecurat prin două-trei camere unde aproape toată lumea dansa. În sfârșit, dacă asta se poate numi dans, făceau și ei ce puteau în înghesuia la aia. Am văzut-o dată sau de două ori printre capete și umeri. Continua să discute. Tipul scosese un creion din buzunar și scria niște cifre pe un capăt de hârtie. E nu o stim dacă mă gândesc. Ea așa, așa nu-i prea reală în viața de toate zilele. Dar acolo, în universul ăla abracadabrant, chiar că merita să-i trag o poză. N-ai făcut-o? Da ce stâmpit! Nu vreau să am necazuri cu papa Carus. Cam jumătate din bif, steak-ul meu depinde de el. s a auzit vocea lui Meg recomandând. Încobere, Bob. Glasul, atitudinea lui, nu mai erau chiar ca înainte. Puteți să-mi rezervați locul pe care l-am ocupat ieri? Nu mâncați cu noi? Se miră fotograful cu altă ocazie. Avea nevoie să rămână singur, să gândească. Încă o dată, din întâmplare, îi se încurcaseră ideile pe care le pusese cap la cap și nimic nu mai stătea în picioare. Francis îl privea pe furiș neliniștit și Bob era conștient de schimbarea survenită. S-ar zice că vă surprinde faptul că Nora s-a dus într-un loc ca ăla. Dar comisarul se întoarse spre Hughie. Cum se numește localul? Vreți să faceți și dumneavoastră un studiu despre beatnici? Stați, firma nu-i prea originală. Probabil că datează de pe vremea că nu era decât un bistro pentru vagabonzi. Lasul de pică. Da, pe stânga cu murci. Megreu își goli paharul. Împăstrați locul. Repetă el. Câteva clipe mai târziu, un taxi îl duse la Contrescarp. Ziua localului era lipsit de viață. Nu se vedeau decât trei consumatori pletoși și o fată cu haină și pantalon de bărbat care fuma trabuc. Un tip cu ce și din camera alăturată se postă în fața teșghelei cu o privire iscoditoare. Ce doriți?" O bere," zise mecanic Megre. Și după aia?" Nimic." Nici o întrebare?" Ce vreți să spuneți?" Că eu nu-s de ieri de azi și că dacă domnul comisar Megre intră aici nu o face pentru că e sete, așa că aștept să dați cărțile pe față." Bat jocoritor, bărbatul își turnă un păhăruț. Cineva a venit să vă vadă miercuri seara. O sută de cineva, dacă îmi permite să vă corectez. Mă refer la o femeie cu care ați discutat îndelung. Jumătate erau femei și am discutat, așa cum spuneați dumneavoastră, cu multe dintre ele. Nora. Iată-ne. Deci? Ce făcea aici? Ceea ce face o cam odată pe lună. Adică? Socoteala. Pentru că? Megreului lui descoperise adevărul înainte ca omul să îl spună. Pentru că-i patroana, da, domnule comisar. Nora nu striga asta în gura mare. Nu sunt sigur că papa ca Rus, e la curent. Fiecare are dreptul să-și plaseze banii cum îi convine, nu-i așa? Eu nu v-am zis nimic. Dumneavoastră îmi spuneți o poveste și eu vă răspund nici da, nici ba. Chiar de mă întrebați dacă mai are și alte locaruri de același gen. Megrel privi întrebător și omul clipi afirmativ. Există oameni care simt pulsul modei, conchise el pe degajat. Nu întotdeauna cei care se cred deștepți fac și cele mai bune plasamente. Cu trei localuri ca ăsta și numai într-un an, eu unul mai aș retrage pe coasta de azur. Dacă cu vreo zece, dintre care câteva îmi plas pigal și unul pe Champs-Élysées. Capitolul 7 Când Megrei intră din nou la vie prietenii puseseră trei mese cap la cap și începuseră să mănânce împreună. Carus, zărindu-l, se sculă și se îndreptă spre el, ținând în mână șervetul în carouri. Sper că ne veți face plăcerea să stați cu noi la masă. Să nu mi luați în nume de rău, dar prefer să mănânc în colțul meu. Vă teme să stați la masă cu vreunul dintre cei pe care veți fi silisă, să-l arestați mai curând sau mai târziu. Îl privea drept în ochi. Căci sunt toate șansele, nu-i așa, ca asasinul sărmanei Sofie să fie printre noi în seara asta. La în sfârșit, cum doriți. O să vă rugăm să veniți măcar să luați un armaniac împreună cu noi. Hobble conduse la masa lui, în colțul de lângă ușa de la intrare și comandase pentocle și rață cu portocale recomandate de roz. Îi vedea înșirați pe două rânduri. Era evident, de la prima ochire, că Walter Carus e personajul cel mai important. Purtarea lui, felul său de a fi, gesturile, vocea, privirea, erau cele ale unui om conștient de valoarea și de însemnătatea sa. Ricain luase loc în fața lui, nu prea încânta de asta, și lua parte la conversație fără tragere de inimă. Dramin era însoțit de o tânără pe care Megren o cunoscuse încă, o persoană destul de ștearsă, puțin fardată, îmbrăcată, sobru și despre care Bob îi, spusese, îi spuse mai târziu că e o monteză. Machi mânca mult, bea sec, își privea tovară și pe rând și răspundea cu mormăituri la întrebările care îi se puneau. Hughe, fotograful, era cel care îi dădea cel mai des replica producătorului. Părea în mare formă și continua să arunce către pântecul placidei, Joselin privir de proprietar satisfăcut. De la distanță nu era posibil să urmărești conversația. Din frânturi de fraze, totuși, din exclamații, din expresia chipurilor, Megre ajungea mai mult sau mai puțin să reconstituie sensurile. O să vedem cu ei va veni rândul acum. Cam așa ceva spusese fotograful cel glumeț. Și privirea lui, în acel moment, se îndreptase către comisar. Ne observă, ne disecă, acum când a scos tot ce a avut de scos de la Francis. O să se ia de altul." Dramin, dacă o să continui să faci mutra asta, ți-o să-ți vină rândul." Niște clienți izolați, care îi observau de la distanță, erau invidioși văzându-i cum se amuză. Carus comandase șampanie și două sticle să răceau un frapiere de argint. Bob în persoană se apropia din când în când de masă ca să umple cupele. Ricain bău mult. El bău cel mai mult și nu suruse niciodată, auzind glumele fotografului care nu erau toate de cel mai bun gust. Ia un aer natural, Francis, nu uita că ochiul lui Dumnezeu i-a țintit asupra ta. Se referă la Megre. Oare aveau mai mult haz în alte seri când li se întâmpla să se adune cu toții? Caru să-l ajuta pe Hughie pe cât putea să destindă atmosfera. Nora, în schimb, îi fixă pe rând cu privirile ei de gheață. În fond, masa asta era lugubră și toată lumea era lipsită de naturalețe, în parte poate pentru că toată lumea simțea prezența comisarului. Pariez că într-o zi ai să faci din toată povestea asta un film pe care îl va produce bunul nostru prieten Carus. Toate dramele se sfârșesc astfel. Vrei să taci? Iartă-mă, nu știam că... Era și mai rău când s-a șternat tăcerea în jurul mesei. În realitate nu exista prietenie între ei. Nu se alese să răuni pe alții. Fiecare avea motive speciale să se afle acolo. Nu depindeau cu toții de Carus. Nora, în primul rând, care îi storcea banca să-și cumpere localuri de noapte. N-avea nicio certitudine că o va lua în căsătorie vreodată și prefera să-și ia măsuri de precauție. Oare el bănuia ceva? Se credea iubit pentru el însuși? Puțin probabil, era realist. Avea nevoie de o prietenă și, pentru moment, ea mai făcea față încă destul de bine. Trebuie să-i fi convenit faptul că era destul de stridentă ca să atragă atenția pretutindeni unde mergea împreună. E rus și prietena sa, Nora, o persoană ieșită din comun. De ce nu? Asta nu îl împiedicase să devină amantul Sofiei pe care voia să o facă vedetă. Se putea deci presupune că se va descotorosi de Nora. Mai fuseseră și altele înaintea ei și aveau să mai fie și altele. Dramin plimba prin viață scenarii neterminate, cărora Carus ar fi putut să le dea viață, cu condiția să se încreadă în talentul lui. Francis se găsea în aceeași situație, cu diferența că se arăta mai puțin umil, mai puțin răbdător, că adopta ușor o atitudine agresivă, mai ales după ce bea câteva pahare. Cât privește pe Machi, își gândurile în singurătate. Sculpturile sale nu se vindeau încă. Așteptând ca negustorii să se intereseze de ele, făcea decoruri bune sau rele pentru carus sau pentru indiferent cine, satisfăcut atunci când nu trebuia să-și plătească el masa și când mânca de două ori mai mult și comanda felurile cele mai scumpe. Fotograful. Megrei definea mai greu fizionomia. La prima vedere, nu conta. Aproape în toate grupurile deseori întâlnite se află un tip mai naiv, cu ochi mari și limpezi care face pe glumețul. Candoarea sa aparentă îi permitea să calce în străchini, să spună cât un adevăr plăcut, lucru care nu i-ar fi fost îngăduit altuia. Chiar meseria pe care o avea al făcea să fie o persoană foarte puțin importantă. Întotdeauna se râdea pe seama lui și a soțiilor sale veșnic însărcinate. Ros, ștergându-și mâinile, veni să se asigure că toată lumea e mulțumită și acceptă în picioare o cupă de șampanie. Bob se așeza din când în când lângă Megre. Fac și ei ce pot, îi șoptea el cu un aer complice. Lipsea Sofie. Fiecare simțea asta. Cum se comporta oare Sofie în aceste ocazii? Îmbuvnată, fără îndoială sau timidă, știind, totuși, că de ea se interesează cel mai mult bărbatul bogat din grup, Carus Producătorul. Nu îl întâlnise chiar în după amiaza aceea în garsoniera din strada François I. Ai răbdare, e purașule. Mă ocup eu de tine. Dar, Nora, nu mai durează prea mult. Pregătesc terenul ori cât ar costa. Francis, la început va fi jignit că ai reușit înaintea lui și că ai câștiguri mari. O, o să se obișnuiască. O să-i dau să facă un film. Apoi, într-o zi când lucrurile se vor coace, ai să poți să-i cer divorțul. Așa se petreceau oare lucrurile? Și Carus, la rândul lui, avea nevoie de ei. Lansând tineri, el câștiga cel mai mult. Faptul de a fi înconjurat de un fel de curte la vie opresoară îi dădea mai mult simțul importanței decât dacă ar fi stat la masă cu financiari mai bogați și mai influenți decât el. Bob făcu un semn cu ochiul în timp ce aducea alte două sticle la masa cea mare. Ricain, exasperat de glumele fotografului, răspundea tăios. Puteai să prevezi clipa în care o să se ridice furios și o să plece singur. Nu îndrăznea încă să o facă, dar abia se stăpânea. Adevărul e că unul dintre ei o ucisese probabil pe Sofie și Megre, care se congestionase din cauza căldurile scrută chipurile. Carus era la Frankfurt miercuri seara, se primise confirmarea de la Orly. Nora, între 10 și 11, discuta afaceri în atmosfera supraîncărcată de la asul de pică. Machi? Dar de ce Sofie fi omorât Machi? Se culcase cu Sofie din întâmplare pentru că ea aștepta asta de la el, așa cum aștepta acest lucru, se pare, de la toți prietenii lor. Era un fel de a se asigura de a-și dovedi ei însăși că are farmec, că nu e o puștoaică oarecare nebună după cinema. Hughie avea deja trei soții și o manie, după cum se părea, să le facă copii. Te puteai întreba cum reușește să hrănească aceste diferite căminuri. Francis, el... Mă grești cum își petrecuse timpul Ricain. Întoarcerea în strada St. Charles pe la ora 10. Nevoia imediată de bani. Sperase să-l întâlnească pe Carus la Vio dar Carus nu era acolo. Bob dăduse înapoi în fața importanței sumei. O lăsase pe Sofia acasă. De ce dacă de obicei își tăra soția pretutindeni după el? Nu! exclamă fotograful cu glastare. Nu aici Joselin, nu e ora de dormit! Și le explică celorlalți că de când e însărcinată, doarme când și oriunde. Sunt unele femei care cer castraveciori, care devorează picioare de porc și capete de vițel. Ea doarme și nu numai că doarme, da și sforă e. Megre nu-i dădu nicio importanță acestuia, străduindu-se să reconstituie sosirile și plecările lui Ricain, până în momentul în care îi furase portofelul în strada Temple, pe platforma autobuzului. Ricain, care nu păstrase nicio centimă, Ricain, care îi telefonase să-i spună că își umplu pipa, o aprinse. S-ar fi putut crede că a țipise și el în colțul său în fața ceștii cu cafea. Nu veni să luați ultimul pahar cu noi, domnule comisar? Iar Carus. Megre se hotărâ să-l urmeze și să stea o clipă cu ei. Atunci, glumi Hughe, pe cine arestați? E destul de impresionant să vă simțim acolo, încercând să nu vă pe nimic din expresiile fețelor noastre. Uneori mi se întâmplă să-mi simt sufletul încărcat, Ricaine arăta atât de prost încât nimeni nu se miră când se ridică iute de la masă ca să se năpustească spre toaletă. Ar trebui să se elibereze permise de băut, așa cum există permise de conducere, spuse visător Machi. Cu siguranță că sculptorul ar fi obținut ușor acest permis, că și golise pahar după pahar și singurul lor efect nu fusese decât să-i facă ochii sticloși și tenul îmbujorat. De fiecare dată e același lucru cu el. În sănătatea dumneavoastră, domnule Megre, spuse Carus întins în paharul. Era să spun pentru succesul anchetei dumneavoastră, pentru că toți suntem nerăbdători să descoperiți adevărul. Afară de unul, rectifică fotograful. Afară de unul, poate, numai să nu fie vorba de vreunul dintre noi. Când Francis reveni, avea ploapele roșii și chipul descompus. Bob, fără să-i fi cerut cineva, aduse un pahar cu apă. Te simți mai bine? Nu mai suport alcoolul. Evită privirea lui Megre. Crede că am să mă duc să mă culc. Nu ne aștepți? Ați uitat că n-am prea dormit de trei zile încoace. Astfel, tulburat părea mai tânăr, te făcea să te gândești la un puști prea precoce, căruia prima țigară îi face rău și căruia e rușine. Salut! Carus se sculă, îl urmând spre ușă, vorbindu-i încet. Apoi producătorul se așeză la masa pe care o ocupase megre, împins o ceașcă de cafea și completă un cec, pe care Francis îl aștepta privind în altă parte. Nu puteam să-l las în pană, dacă aș fi fost la Paris miercuri, poate că nu s-ar fi întâmplat nimic. Aș fi cinat aici, mi-ar fi cerut bani pentru chirie și n-ar fi trebuit să o părăsească pe Sofie. Megret răsări și repetă mental fraza, al privind o dată pe fiecare. Îmi permite să plec. Simțea nevoia să iasă la aer, căci începea să se sufoce. Poate că și el băuse prea mult. În orice caz, nu terminase enormul pahar de armaniac fără vreun scop precis, cu mâinile în buzunar, mergea pe trotoare, trecând pe lângă câteva vitrine care mai erau încă luminate. Mai ales perechile se oprau să contemple mașinile de spălat și televizoarele. Tinere perechi care visau, calculau, 100 de franci pe lună lui plus cele 250 de franci pentru mașină. Francis și Sofie s-ar fi plimbați și ei așa, braț la braț, prin cartier. Visau oare la mașină de spălat și la televizor? Mașina avea triumful cel vechi și rablagit pe care Ricain îl abandonase undeva miercuri în cursul nopții de pomină. Se dusese soia înapoi. Cu cecul pe care îl primise va putea să-și plătească chiria. Avea de gând să locuiască singur în garsoniera în care fusese asasinată soția sa? Megret traversă bulevardul. Un bătrân dormea pe o bancă, imobilul cel mare și nou se înălța în fața lui, cu jumătate din ferestre încă luminate. Ceilalți locatari erau la cinema sau la prieteni sau mai întârziau, ca și cei de la viopresoar în fața unei mese de restaurant. Afară continua să fie plăcut, dar nori mari amenințau să acopere curând fața lunii pline. Megre du colțul străzise în Charles și intră în curte. O fereastră mică, cu geamul mat, era luminată lângă ușa lui Iricain, fereastra băii. Alte uși, alte ferestre luminate se aflau atât înspre partea garsonierelor cât și în corpul central. Curtea era pustie, tăcută, lăzile de gunoi la locul lor, o pisică se strecura pe furiș de-a lungul zidurilor. Uneori se închidea o fereastră, se stingea o lampă, oameni care se culcă de vreme. Apoi, la etajul 4, se lumina o fereastră, așa cum stelele încep să strălucească deodată sau dispar de pe cer. I se păruse că recunoaște în spatele storului silueta voluminoasă a Joselinei și părul vâlvoi al fotografului. Atunci privirea îi se mută de la etajul 4 la parter, în jur de ora 10. Știa pe din afară, oră cu oră, ce se petrecuse noaptea aceea. Soții Hughe mâncaseră la viopresoar și fiind singuri la masă, cina probabil că durase puțin. La ce oră se întorseseră acasă? Ricain și Sophie deschiseseră ușa garsonierei și aprinseseră luminile către ora 10. Apoi, aproape imediat, Francis plecase. Megre continua să vadă sus, siluete mișcându-se încoace și încolo. Până la urmă nu mai rămase decât una, cea a fotografului care deschise fereastra și privi o clipă cerul. În momentul în care vois, voia să plece, se uită în jos, spre curte. Probabil că văzu fereastra luminată a garsonierei și în mijlocul curții goale, silueta lui Megre conturându-se în lumina lunii. Comisarul își goli pipa lovind-o de tocul pantofului și pătrunse în imobil. Venind spre curte, nu fu nevoit să treacă prin fața cuștii portarului. Intră în ascensor, apăsă pe butonul pentru etajul 4 și apoi îi trebuiră câteva clipe ca să se descurce pe coridoare. S-ar fi zis că Hughes aștepta la vizita lui, căci atunci când bătu la ușă îi deschise imediat. Dumneavoastră sunteți!" spuse el cu un surâs ciudat. Soția mea e gata să se bage în pat. Intrați sau preferați să vă însoțesc afară?" Ar fi mai bine, poate, să coborâm." O clipă o anunță -mi și mi-au -mi țigările." Se vedea un living room în dezordine, unde rochea pe care Jocelyn o purtase în seara aceea, era zvârlită pe un fotoliu. Ba nu, ba nu, te asigur că mă întorc imediat. Apoi vorbi mai încet. Ea șoptea. Ușa camerei rămâsese deschisă. Ești sigur? Nu fi îngrijorată peste câteva minute. Nu purta niciodată pălărie. Nu-și de siul. Haideți! Ascensorul nu se mișcase. Coborâră cu el. Încotro, pe bulevard sau în curte? În curte. Ajunse, ajunseră jos și merseră unul lângă altul în întuneric. Când Hughie ridică privirea, o zări pe Jocelyn, care se uita pe fereastră și-i făcu semn să se ducă la culcare. Mai era încă lumină în baia lui Ricain. Stomacul îi mai făcea odată figura. Ați ghicit?" întrebă în sfârșit fotograful după ce tuși ușor. Mă întreb." Nu e o situație agreabilă, știți? De atunci încerc să fac pe deșteptul." A, urla la masă am petrecut cea mai scârboasă seară din viața mea." Se vede. Aveți un chibrit? Megre întinse cutia și început să-și umple încet una dintre cele două pipe pe care le aveam buzunar. Capitolul 8 Ricain și soția lui au cinat miercuri seara la viopresoar? Nu, adevărul e că nu mâncau acolo decât atunci când din întâmplare era un fonduri sau când găseau pe cineva să-i invite. Au trecut pe la 8 și jumătate. Numai Francis a intrat. Adeseori seara nu făcea decât să bage capul pe ușă. Dacă Walter Carus era acolo, intra urma de Sofi și se ducea să se așeze la masa lui. Miercuri cu cine a vorbit? Când l-am văzut, eu schimbat două-trei cuvinte cu Bob. A întrebat Carus e aici și când i s-a răspuns că nu, a plecat. N-a încercat să împrumute bani? Atunci nu! Dacă Ricain conta pe Carus ca să-l invite la masă, înseamnă că nu mâncaseră încă. Probabil că s-au dus să mănânce la autoservirea de pe la Mot Piche. Mergeau deseori acolo. Asta mult timp la masă, dumneata și soția? Am plecat de la viopresoar pe la ora nouă. Am luat aer cam vreun sferi de oră. Ne-am întors acasă și Joselin s-a dezbrăcat imediat. De când e însărcinată, e mereu somn. Știu. Fotograful îl privi cu un aer întrebător. Ai mai spus-o în timpul mesei. Se pare chiar că sfore. Celelalte două nevestele mele la fel. Cred că toate femeile sfore când sunt însărcinate în câteva luni. Eu îi spuneam asta ca să o Vorbeau pe șoptit în liniștea pe care nu tulbura decât zgomotul mașinilor de pe bulevardul Grenel, din cealaltă parte a imobilului. Strada se stincolo dincolo de grilajul deschis, era pustie și numai din loc în loc se zărea silueta vreunui trecător sau a vreunei femei de noapte cocoțată pe tocuri înalte. Ce ați făcut? Am băgat ompa și m-am dus să-mi săru copiii. E adevărat că primele două neveste ale sale locuiau în același imobil, una cu doi copii, cealaltă cu unul. Faceți asta în fiecare seară? Aproape în fiecare seară, numai dacă nu mă întorc prea târziu, sunteți bine primit? De ce să nu fiu? Nu sunt supărate pe mine, mă cunosc. Știu că nu pot să fiu altfel. Cu alte cuvinte, într-o bună zi o să o părăsiți și pe Joselin pentru alta. Dacă o să fie cazul, știți, eu nu dau prea multă importanță. Sunt mor după copii. Cel mai mare om din istorie a fost Abraham. Era greu să nu surâzi, mai ales că de data asta vorbea sincer. Găseai la el, într-adevăr, în afară de glume prea căutate, un fond de puritate morală. Am rămas un moment cu Nicol, e a doua. Ni se întâmpla să ne regăsim ca mai înainte. Jocelyn știe? Nu o deranjează, dacă n-aș fi fost așa, n-ar fi fost cu mine. A -o cu dragoste? Nu, dar m-am gândit la asta. Copilul a început să vorbească în somn și am plecat în vârful picioarelor. Ce oră era? Nu m-am uitat la ceas, m-am întors la mine. Mecanic am -mi schimbat clișeul de la unul din aparate că își trebuia să fac fotografii a doua zi de dimineață de vreme. Apoi m-am dus la fereastră și am deschis-o. O deschid în fiecare noapte. Mai întâi mult, ca să se împrăștie fumul de țigări și apoi pe jumătate, căci iarna ca și vara nu pot să dorm cu fereastra închisă. Apoi, fumam o ultimă țigară, era alună, ca și acum. Am văzut o pereche traversând curtea și am recunoscut pe Francis și pe soția sa. Nu se țineau de braț după obiceiul lor și vorbeau foarte însuflețit. N-ați auzit nimic? O singură frază pe care Sofia a pronunțat-o cu un glas ascuțit, și care m-a făcut să cred că era furioasă. I se întâmpla des? Nu, ea a zis, nu fă pe nevinovatul, știai foarte bine. El a răspuns? Nu, a luat-o de cot și-a împins-o spre ușă. Tot nu știți cât era ceasul. Ba da, am auzit bătând ora 10 la biserică, fereastra de la baie s-a luminat. Am mai aprins o țigară. Erați intrigat? Pur și simplu nu mi-era somn, mi-am turnat un pahar de calvados. Erați în living room? Da, ușa camerei era deschisă și stinsesem lumina ca Joselin să poată dormi. Cât timp a trecut? Atât cât mi-a trebuit să termin țigarea pe care mi-o aprinsesem la prima mea nevastă, apoi pe cea pe care o aprinsesem în fața ferestrei. Ceva mai mult de cinci minute? Mai puțin de zece în orice caz. N-ați auzit nimic? Nu, l-am văzut pe Francis ieșind și îndreptându-se repede spre portal. Își lăsa întotdeauna mașina pe strada, Saint Charles. După câteva secunde... Motorul a început să tușească, apoi ceva mai târziu mașina a pornit. Când a scoborât? Un sfert de oră mai târziu. De ce? V-am spus, nu mi era somn, aveam chef să sporovăiesc. Numai să sporovăiți? Poate și de altceva. Mai înainte avusese raporturi cu Sofie. Vreți să știți dacă mă culcasem cu ea? Odată. Francis era beat și cum nu mai era nimic de băut, a ieșit să aduc o sticlă de la un bistro care mai era încă deschis. Accepta de bună voie? Mi s-a părut foarte normal. Și după asta? După asta nimic. Ricain s-a întors fără sticlă pentru că n-au vrut să-i vândă. ne am băgat în pat. Zilele următoare n-a mai fost vorba de nimic. Să revenim la miercuri seara. Ați coborât. M-am apropiat de ușă, am bătut și pentru că Sofi să nu se sperie, am șoptit, sunt eu, Jacques." N-a răspuns nimeni? Nu, și nu se auzea înăuntru niciun zgomot. Nu vi s-a părut ciudat. Mi-am zis că Sofi certa cu Francis și că nu mai dorește să vadă pe nimeni. Mi-o închipuiam trântită pe pat, furioasă sau plângând. Ați insistat? Am bătut de două sau de trei ore, apoi m-am dus sus la mine. V-ați întors la fereastră? După ce mi-am pus pijama, am aruncat o privire în curte. Era goală. Lumina se aprinsă în baia soților Icain. M-am culcat și am adormit. Continuați. M-am sculat la ora 8 și mi-am pregătit cafea în timp ce Jocelyn mai dormea încă. Am deschis la fereastra și mi-am dat seama că în baia lui Francis mai era încă lumină. Nu vi s-a părut curios? Nu, prea se mai întâmpla. Am fost la studio unde am lucrat până la ora 1, apoi am mâncat ceva în grabă cu un prieten. Aveam întâlnire, întâlnire la Ritz cu un actor american care m-a făcut să aștept aproape o oră ca de-abia să-mi lase după aia timp să-l fotografiez. Pe scurt, era ora patru când m-am întors. Soția noastră n-a ieșit în oraș? Ba da, ca să-și facă piața după masă s-a culcat din nou. Dormea. Hügeș dădea seama de comicul acestui lait motiv. Continua să fie lumină, da. A scobărut să bateți la ușă? Nu, am telefonat, n-a răspuns. mi a zis că Ricain se întorsese, dormise și apoi ieși să amândoi fără să stingă lumina. Li se întâmpla? Ei se poate întâmpla oricui. Iată, Joselin și cu mine am fost la un cinema de pe Champs-Élysées." Megre era gata să mormăie. Și ea a dormit? Pisica a venit să se frece de pantalonii săi și să-l privească de parcă i cera să mângâie, dar când Megre se -a plecă, se îndepărtă dintr-o săritură ca să-mi ia une doi metri mai departe. A cui e pisica? Nu știu, tu, tuturor îi aruncă bucățele de carne pe fereastră și își petrece tot timpul pe afară. La ce oră v-ați întors acasă joi seara? Pe la zece și jumătate, după cine m băut un pahar într-o braserie și am întâlnit un prieten. Lumina? evident, dar nu mai era nimic surprinzător, căci soții Ricain poate că se întorsese acasă. Am telefonat cu toate acestea, mărturisesc că ne auzit niciun răspuns, am fost puțin tulburat. Numai puțin? Nu puteam totuși să bănuiesc realitatea. Dacă ar trebui să ne gândim la un asasinat ori de câte ori cineva uită lumina prinsă, pe scurt, ia uitați-vă, nici acum n-a stins. Nu pot să cred care de lucru. A doua zi dimineața, bineînțeles, am telefonat din nou și încă de două ori în cursul zilei, până am aflat din ziar că Sofia a murit. Eram la Joinville, în studiouri, ca să iau fotografii în timpul unui film. V-a răspuns cineva? Da, un glas pe care nu-l cunosc. Am preferat să tac și să închid după ce am așteptat câteva secunde. Hughe, cu... Cool. Apoi dădu din umeri și își relu expresia comică. Știi ce? Eu nu sunt de la poliție. Megre, care fixa mecanic lumina care străbătea prin sticla mată, se repezi brusc către ușa garsonierei. Fotograful îl urmă, crezând că înțelege. În timp ce noi stăm de vorbă, dacă Francis nu lucra, dacă nu dormea, dacă lumina în seara asta continua să fie aprinsă, izbi violent în ușă. Deschide! Aici megre! Făcea atâta zgomot încât un vecin apăru în ușă, în pijama, îi privea pe cei doi bărbați cu mirare. Ce s-a întâmplat, nu puteți lăsa oamenii? Alergați la portărea să întrebați-o dacă n-are un șperaclu. N-are. De unde știți? Pentru că i-am cerut eu unul într-o seară când îmi uita se încheia, trebuie să caut un lăcătuș. Hughe, pentru un om care făcea pe naivul, nu-și pierdea sângele rece. Înfășurându-și pumnul cu Batistă, izbi puternic geamul care se făcut săndări. Repede! strigă el privind înăuntru. Megre se uită și el. Ricain, îmbrăcat, stătea în cadă care era prea mică ca să se poată întinde complet în ea. Apa curgea din robinet, se înroșise și dădea pe din afară. N-aveți un burghiu mare, un cric, un obiect mai greu? În mașina mea, stați! Vecinul se duse să-și pună un halat și ieși urmărit de întrebările nevestei. Trecu portalul și s-a auzit zgomotul unui port bagaj care se deschide. Cum femeia a apărut la rândul ei, Megrei spuse... Telefonați unui medic, cel mai apropiat. Ce s-a întâmplat noi de ajuns că... Se îndepărtăm urmăind în timp ce soțul ei reveni cu un cric. Era mai solid, mai lat în numeri și mai greoi decât comisarul. Lăsați-mă pe mine de îndată ce nu trebuie să-mi pese de pagube. Lemnul rezistă mai întâi, apoi plesni. Încă două izbituri mai jos, apoi mai sus și ușa cedă brusc, așa că omul se agăță ca să nu cadă înăuntru. Restul se desfășură confuz. Alți vecini auziseră zgomotul și curând câțiva dintre ei se și instalară la intrarea garsonierei. Megrel scosese pe Francis din cadă și îl târse spre divan. Își amintise de de la comodă de conținutul său eteroclit. Găsi o sfoară. Un creion mare albastru îi servi să improvizeze un garou. Abia terminase când un tânăr doctor îl îndepărtă. Locuia în imobil și în grabă se mulțumise să-și pună doar pantalonii. De câtă vreme? Abia l-am descoperit. Telefonați după o ambulanță. Are șanse să. La naibă să nu mi se mai pună întrebări! Ambulanța se opri în curte, cinci minute mai târziu. Megre se urcă în față lângă șofer. La spital trebuie să rămână pe culoare, în timp ce externul îi făcea o transfuzie lui Ricain. Fu surprins să-l vadă simt pe Hughie. O să scape? Nu se știe încă. Credeți că a vrut într-adevăr să i sinucidă? Se simțea că are îndoieli. Și Megre se îndoia. Încolțit, Francis avusese nevoie de o lovitură de teatru. De ce credeți că a făcut asta? Comisarul nu înțelese exact sensul întrebării. Pentru că se credea prea inteligent. Bineînțeles, fotograful nu pricepu răspunsul și îl privi cu o oarecare stupoare. Nu la moartea Sofiei se gândea în acel moment megre, ci la un eveniment cu mult mai puțin grav, dar poate mai semnificativ, mai important pentru viitorul lui Ricain, furtul portofelului. Capitolul 9 Dormise până la ora 10, dar nu putu să-și amicul dejun în fața ferestrei deschise, așa cum își promisese, pentru că începuse să cadă o ploaie măruntă. Înainte de a trece în baie, de unde niciun geam, fie el sau obișnuit, nu dădea spre curte, Telefona la spital și cu mare greutate izbuti să intre în legătură cu internul de serviciu. Ricain? Cine e asta? O urgență! Am avut opt urgențe noaptea trecută!" Și dacă ar trebui să-mi aduc aminte de toate numele? Bine, transfuzie, încercare de sinucidere, hmm... Dacă cartera ar fi fost secționată, n-ar mai fi aici și la răcoare în subsol. Se simte bine, da, da. Nu și-a descleștat dinții, nu, niciun cuvânt. În fața ușii lui e un sticlete, trebuie să fiți la curent. La ora 11, Megre era în biroul lui, iar îl durau picioarele că și se să hotărâse să-și pună din nou pantoficei noi pe care era totuși nevoit să-i înmoaie. Stân jos, în fața lui la și a lui Janvieu, și aranjă în mod mecanic pipele după mărime și alese una, cea mai lungă, pe care o umplu cu grijă. Așa cum îi spuneam aseară fotografului, cei doi inspectori se uitară unul la altul, întrebându-se despre ce fotograf era vorba. Cum spuneam, deci, e prea inteligent. Uneori e tot atât de periculos să fii prea deștept, pe cât e să fii prea prost. O inteligență care nu se bizuie pe oarecare forță de caracter. N-are a face. Știu ce vreau să spun, chiar dacă nu găsesc cuvintele cele mai potrivite. De fapt, nu-i treaba mea, e treaba psihiatrilor și a medicilor. Sunt aproape sigur că era un idealist, un idealist incapabil să trăiască la înălțimea idealului său. Înțelegeți? Poate că nu prea bine. Megre se rare ori atât de prolix și de confuz totodată. Ar fi vrut să fie un om extraordinar în toate. Să reușească foarte repede că și clocotea de nerobdare rămânând însă curat. Se descuraja, frazele îi rămâneau cu mult în urma gândului. Tot ce mai rău și tot ce mai bun. Trebuie să-l fi urât pe Carus, pentru că avea nevoie de el. Acceptă totuși mesele pe care îi le oferea producătorul și nu ezită să-l tapeze. Era rușine de asta, era necaz pe sine însuși. Nu era atât de naiv încât să nu-și dea seama că Sofie nu e femeia pe care voia el să-și o închipuie. Dar și de ea avea nevoie. Profită chiar în cele din urmă de relațiile ei cu Carus. Va refuza să admită acest lucru nu poate să-l admită. Și tocmai de aceea a tras în ea. Deja intrând în curte, miercuri seara se certau. Nu îi interesează de ce. Se sătura, se probabil să-l mai vadă jucând un rol atât de echivoc și fără îndoială i-a zvârlit adevărul în față. Și ei nu m-ar mira să îi fi zis că i pește. Sertarul era poate întredeschis, în orice caz nu putea să accepte să o audă pronunțând un asemenea adevăr. Atras, tras, apoi a rămas acolo înspăimânta de ceea ce făcusești de consecințe. Din acel moment sunt convins, a hotărât că nu se lase condamnat și în timp ce colinda pe străzi, lui a început să lucreze, să nu scocească un plan complicat. Atât de complicat în fapt încât era cât paci să reușească. Se întoarce la viopresoar, Se interesează de Carus. Are nevoie imediat de 2000 de franci și știe că nu Bob va fi cel care îi va împrumuta o asemenea sumă. A zvârlit arma în Sena ca să elimine astfel problema amprentelor digitale. S-a arătat de mai multe ori la Clubul Zero. Carus nu sosise încă. Bea, umblă, merge fără nicio țintă modificându-și mereu. Planul. E adevărat că n are destui banca să fugă în străinătate, dar și de ar avea tot nu i-ar servi la nimic pentru că mai curând sau mai târziu ar fi extradat. Va trebui vrând nevrând să se întoarcă în strada să încearcă să se facă ca descoperi corpul să alarmeze poliția. Și iată că începe să se facă ca descoperi corpul. Și iată că începe să se gândească la mine. O să-mi joace o farsă care nu i-ar trece prin minte unui om normal. Amănuntele se înlănțuie. Plecările și venirile lui îl servesc. Mă pândește de dimineață la ușa casei. Dacă nu iau autobuzul, are fără îndoială o altă soluție. Îmi fură portofelul, îmi telefonează, îmi joacă o comedie care să-mi îndepărteze bănuielile de la el. Dar face prea multă comedie, în dă meniul pretinței cinea lui Sofie de la viopresoar. Îi lipsește echilibrul simplul bunul simți. Poate să inventeze o poveste extravagantă și să o facă plauzibilă, dar nu se gândește la mânuntele cele mai simple, cele mai obișnuite. Credeți că o să meargă la jura șefule? Întrebă la poant. Asta depinde de psihiatrii. Dumneavoastră ce-ați hotărât? Jurații. Și, cum cei doi colaboratori ai să-i părură uimiți de un răspuns atât de categoric, puțin conform cu ceea ce știau ei despre comisar, Megrelă să să cadă. Ar fi prea nenorocit să fie considerat nebun, sau chiar numai parțial responsabil. În boxa acuzaților din contră va ține să joace rolul unei ființe excepționale, un fel de erou. Ridică din umeri, surâse trist și se îndreptă spre fereastră ca să privească cum plouă. Aici se termină cartea Comisarul Negre a fost prădat. O carte chiar interesantă, cu ceva întorsături de situație și sincer, sincer, sincer nu m-am așteptat ca la final să fie acesta deznodământul. Eram ferm convinsă că altcineva este criminalul, aveam o întreagă conspirație deja creată în mintea mea și probabil că asta s-a întâmplat și multora dintre voi, cred, nu știu, chiar sunt curios să-mi spuneți. Bun, începând de mâine vom începe o nouă carte, Rugăminte mare, sunt patru câștigători care nu mi-au trimis încă mail-urile, vă rog tare frumos să vă verificați numele, aveți numerele câștigătoare în live și cei care au câștigat, vă rog frumos să-mi trimiteți și mie adres, pe adresa de mail notjustreading 38.gmail.com, gmail.com, o aveți scrisă și în descrierea live-ului un e-mail cu numărul câștigător, cu userul dumneavoastră de pe YouTube și cu adresa unde vă pot trimite pachetul. Acestea fiind spuse, sunt tare curioasă să citim, să începem cartea de mâine. Recunosc că am citit așa o recenzie rapidă și uh, sunt extraordinar de curioasă. Și încă vă țin în suspans, nu o să vă spun numele cărții, dar mâine de dimineață îl veți descoperi. Vă mulțumesc tare mult pentru absolut tot. Vă invit încă o dată să vă abonați la canal în cazul în care nu ați făcut-o deja. Mă ajută foarte mult acest lucru. De asemenea, fiecare like pe care îl lăsați unui audio mă ajută foarte tare. Fiecare share la fel și pentru comentarii vă îmbrățișez dinainte și vă mulțumesc anticipat. Acestea fiind spuse, vă îmbrățișez cu mult drag și până data viitoare să ne auzim cu bine. La revedere!